incapabil de a se concentra. Trepădușii aflați sub cârmuirea lui Satan adesea își bagă coada, perturbând capacitatea creștinului de a se concentra, dar, din observațiile acumulate în urma analizării experiențelor creștinilor, am constatat că această capacitate a lor a suferit, la cei mai mulți dintre ei, o măsură mai mică sau mai mare de deteriorare prin intermediul lucrării de risipă săvârșite de duhurile rele. Unii par a fi total neputincioși de a se concentra în gândirea lor, alții se descurcă mai bine, dar gândurile le sunt împrăștiate după doar câteva minute de concentrare asupra unui anumit lucru, în special când se roagă sau când citesc Biblia sau ascultă mesaje din cuvânt. Creștinii constată că le este greu să mențină atenția cuvenită, căci le fug gândurile. Deși ei au voința de a se concentra, le lipsește înfăptuirea. Poate că, prin intermediul voinței lor, vor reuși un timp să oprească gândurile din alergarea lor galopantă, dar, din nefericire, efectul nu durează prea mult. Uneori pierd definitiv controlul. Este limpede că și aici avem de-a face cu un atac al vrăjmașului. Motivul pentru care acesta depune eforturi atât de disperate este faptul că credinciosul a dat în mintea sa prilej duhurilor rele să acționeze. Ce trist este să vedem cum cineva risipește capacitățile sale mentale, nefiind în stare să înfăptuiască nimic ziua întreagă, chiar sculându-se dis de dimineață și trudind din greu până noaptea târziu. Ca și în cazul risipei de energie fizică, care este atât de păguboasă, tot așa este și risipirea capacităților mentale. În zilele noastre, un număr mare de creștini cheltuiesc o groază de timp fără să aibă prea multe rezultate cu care să se poată mândri. Mintea lor este încolțită de duhurile rele, drept care ei nu se mai pot concentra. Din pricina acestui atac frontal al respectivelor forțe ale întunericului, copiii lui Dumnezeu manifestă un anumit fel de neatenție. Mintea trebuie să se concentreze asupra unei anumite chestiuni, dar ea își pierde brusc șirul ideilor, de parcă ar fi fost ștearsă cu buretele, după care se gândește la cu totul altceva. Credincioșii aceștia sunt inconștienți de lucrarea pe care o execută în prezent sau de textul pe care îl citesc. Poate vor motiva această neatenție prin faptul că s-au gândit la altceva, dar oare acest altceva provine de la ei sau din altă sursă? Sunt mulți acei creștini care, din senin, nu-și mai aduc aminte de nimic în timpul serviciilor de la adunare. Duhurile rele încearcă să împiedice să audă ceea ce le-ar fi de folos, dar nu prin încetarea funcționării minților, ci distrugându-le atenția la cu totul alte chestiuni. De îndată ce mintea a fost atacată de diavol, creștinilor le este greu să-i asculte pe alții. Adesea le scapă cuvinte sau propoziții întregi. Ca să-și poată concentra atenția și să prindă totuși ceva, trebuie să-și încrețească frunțile, încercând să înțeleagă ce li se spune. Adesea le este greu să înțeleagă până și cele mai elementare cuvinte, sau, alteori, înțeleg greșit învățăturile care li se predau. Toate acestea se datorează tulburărilor din mintea lor. Deja, mintea le-a fost îndopată cu tot felul de prejudecăți de către duhurile rele și tot ce au primit este deja interpretat de-a gata. Din această pricină, multor creștini le este lehamite să audă ceea ce au spus alții. Înainte ca interlocutorul să termine de vorbit, un astfel de creștin va interveni impacientat, întrerupându-l, deoarece duhurile rele l-au și inspirat cu nenumărate gânduri ale lor, cerându-i credinciosului să le asculte pe ele și apoi să răspândească aceste învățături la alții. Acești indivizi au atenția îndreptată atât înăuntru cât și în afară. Înăuntru, ei ascultă sugestiile vrășmașului, iar în exterior ascultă oamenii cu care stau de vorbă. Vocea dinăuntru minții lor este mai puternică decât cea care se adresează urechilor fizice, drept care, abia dacă aud ceea ce li se spune. Asemenea simptome, cum sunt lipsa de atenție, demonstrează că inima lor a fost răpită de către cel rău. Abia după ce vor fi fost eliberați de activitatea duhurilor rele, vor putea ei să se concentreze cu adevărat.
Din pricina acestor perturbații din lăuntrul minților, creștinii adesea dau din cap, încercând să se descotorosească de aceste gânduri neliniștitoare. Ei sunt nevoiți să-și vorbească lor înșiși cu glas tare, pentru ca să li se întipărească cât de cât ceva în minte. Prin urmare, ei vor fi nevoiți să se și gândească în același fel, cu glas tare, alminteri mintea lor întunecată nu va înțelege nimic. În plus, când citesc, trebuie să citească cu glas tare, ca să li se întipărească ceea ce au citit. Toate acestea sunt consecințe ale lipsei de concentrare. Inactivitatea. Când este supusă unui atac furibund, mintea credinciosului își pierde capacitatea de a gândi. Ea cade aproape integral în mâinile duhurilor rele, credinciosul nemaiputându-se folosi de ea. El nu poate gândi nici măcar dacă ar vrea, deoarece este incapabil de a iniția vreun gând propriu. În realitate, un șir nesfârșit de gânduri, asupra căruia el nu mai are niciun control, îi se perindă prin minte. El nu are nicio putere de a opri aceste gânduri și de a le iniția pe ale sale. Ideile străine sunt prea puternice pentru ca el să poată avea propriile sale idei. Uneori, el va putea găsi în mintea sa o portiță prin care să continue să gândească, dar atâtea voci se aud și atâtea subiecte sunt deja prezente în mintea lui, încât propriile sale gânduri sunt înnăbușite. Dacă cineva dorește să gândească, desigur va trebui să dispună de memorie, imaginație și capacitatea de a raționa. Dar creștinul a pierdut între timp aceste capacități, nemaiputând în consecință gândi. El nu poate crea, nu poate deduce, nu-și poate aminti, nu poate compara, judeca sau pricepe. Prin urmare, nu poate gândi. Iar dacă va încerca totuși să o facă, va experimenta un gen de senzație uluitoare care va înnăbuși orice gând productiv. Întrucât procesele sale mentale sunt acum înrobite, credinciosul va manifesta necesarmente un punct de vedere mult deplasat. O movilă îi va părea un munte, totul îi se va părea pe o scară care urcă la cer, în special îi va fi teamă de tot ce necesită gândire. Nu îi va mai plăcea să stea de vorbă cu oamenii, deoarece aceasta va reclama eforturi prea mari din partea sa. Pentru a continua cu statornicie și râvnă să-și facă datoria în slujba sa zilnică, este nevoie de viață. El este legat cu un lanț intangibil pe care alții nu-l observă. Credinciosul acesta se va simți încorsetat și încolțit ca un sclav care ar dori să se revolte, dar știe că nu poate. Și astfel, creștinul trăiește ca într-un vis, își risipește timpul, fără ca acesta să fie ocupat de gânduri, imagini, rațiuni sau conștiență. Pe măsură ce mintea îi este atacată, voința este și ea afectată în mod automat, deoarece prima constituie o lumină pentru cea din urmă. Creștinul va îngădui să fie azvârlit de colo-colo în pasivitatea sa, afectat de mediul înconjurător, incapabil de a lua decizii proprii. Când va fi umplut cu idei neliniștitoare, fiind lipsit de pace, nu va putea să străpungă această pâclă deasă pentru a-și dobândi libertatea. El pare împiedicat de un impediment nevăzut. Numeroase lucruri pe care ar dori să le facă sunt însă curmate, chiar pe când se pregătește să le pună în aplicare, deoarece este copleșit de simțământul că trebuie să se oprească, că totul este în zadar. Pentru el, viața a devenit doar un șir nesfârșit de obstacole insurmontabile. Cum ar putea el să fie mulțumit? Acest tip de inactivitate contrastează puternic cu inactivitatea obișnuită. În cazul unei inactivități obișnuite, omul poate să-și activeze mintea ori de câte ori dorește, dar când inactivitatea creierului se datorează asupririi duhurilor rele, atunci, oricât s-ar strădui credinciosul să-și activeze mintea, nu o va putea urni din loc. Pur și simplu va fi în incapacitatea de a mai gândi. Capul îi va fi îngreunat de parcă o greutate uriașă îl trage în jos. Acesta este fenomenul unei minți puternic afectate de duhurile rele. Mulți sfinți care se îngrijorează necontenit contractează acest tip de boală a inactivității mentale, dar
dacă ar fi să ne coborâm în mediul lui, la poziția în care se află credinciosul respectiv, am ajunge inevitabil la concluzia că el are toate motivele să se simtă satisfăcut și fericit. Realitatea este însă că acest credincios este măcinat de îngrijorări și de gânduri nefericite. Rugați-l să precizeze motivul pentru această stare de lucruri și nu va fi în stare să găsească niciunul menit să explice de ce a ajuns în această stare. Sugerați-i să se descotorosească de aceste gânduri și vă va spune că nu poate să o facă. El însuși nu înțelege strâmtorarea în care se află. Pare a fi cufundat într-o mlaștină din care nu mai poate să se smulgă. Este atât de obișnuit cu îngrijorările încât nu mai are tăria de a se ridica deasupra lor. Desigur, aici avem de a face cu mâna apăsătoare a vrășmașului. Dacă ar fi o chestiune de îngrijorare naturală, atunci ar exista o explicație. Toate îngrijorările lipsite de o cauză obiectivă sau o justificare suficientă au la origine duhurile rele. Credinciosul a alunecat atât de tare, deoarece la început a acceptat ideile duhurilor rele, acum nemaiputându-se elibera. Mintea sa este fixată într-o stare de aparentă pasivitate, nemai dând niciun semn de viață. O asemenea persoană este inconștientă de robia în care se află din pricina faptului că este încărcată de poveri. El nu poate zări cerul senin, după cum nu poate pricepe sensul adevărat al niciunei imagini ce îi se prezintă. El nu poate apela la capacitatea sa de a raționa. Este un deținut încarcerat, ducându-și zilele în beznă și deznădejde. Duhurile rele jubilează când îi văd pe oameni că suferă. Toți cei ce cad în mâinile lor vor păți la fel. Atitudini schimbătoare. În timp ce mintea unui credincios este dominată de forțele întunericului, gândurile sale sunt cu totul nedemne de încredere, întrucât cele mai multe dintre ele provin de la duhurile rele. Puține gânduri sunt totuși de la el. S-ar putea ca aceste duhuri să genereze în el un anumit gen de gânduri, pentru ca, la foarte puțin după aceea, să vină cu un alt fel de gânduri. Urmărind aceste concepte schimbătoare, rezultatul net va fi că, după un timp, creștinul va deveni o persoană foarte schimbătoare. Cei care se află în preajma lui sau cei de la servici îl vor considera o persoană cu un caracter instabil, deoarece veșnic se schimbă. Adevărul este însă că duhurile rele sunt acelea care îi schimbă gândurile și opiniile. De câte ori nu întâlnim creștini care spun „da, pot”, pentru ca apoi să zică „nu pot”. Dimineața vor declara „da, doresc să fac cu tare lucru”, pentru ca în partea a doua a zilei să spună „nu doresc să fac acest lucru”. Motivul acestei stări de lucruri stă în faptul că duhurile rele sădesc în mintea sa gândul ce îl determină pe credincios să spună „da, pot”, convingându-l că într-adevăr poate. Însă, duhurile rele vin și implantează apoi un gând contrar, făcându-l pe credincios să se creadă incapabil de acțiunea completată și să exclame „nu pot”. Așadar, nu el este cel care și-a modificat declarația anterioară. În acestea și într-o sumedenie de alte atitudini schimbătoare vom depista lucrarea vrăjmașului asupra minții omului. S-ar putea ca sfinților să le fie lehamite de o viață atât de schimbătoare, dar să constate că nu au cum să o redreseze, pentru că aceste gânduri nu sunt ale lor însuși. Dacă refuză să dea curs sugestiilor străine, forțele răului vor falsifica vocea conștiinței, acuzându-i că nu ascultă de voia lui Dumnezeu. Dar, din dorința de a evita aceste acuzații, sfinții respectivi nu vor mai avea încotro, ci vor fi nevoiți să-și modifice poziția adoptată anterior în fața oamenilor. Aceste trăsături de instabilitate, de veșnică oscilație, provin toate din aceeași sursă. Când ascultă în mintea lor sugestiile duhurilor rele, creștinii iau dintr-o dată decizia de a se angaja în cutare sau cutare lucrare, dar pe măsură ce forțele inamice le modifică aceste hotărâri, creștinii vor trece la alte și la alte lucrări. Pe lângă fenomenele descrise mai sus, mai sunt și acele situații în care duhurile rele adesea îi vor determina pe oameni să gândească, dar nu la momentul potrivit.
Astfel, aceste duhuri rele îi vor trezi pe credincioși în miez de noapte, instruindu-i de pildă să facă cutare sau cutare lucru. Dacă cel vizat va refuza, atunci duhurile rele vor începe să-l acuze. Sau, în puterea nopții, ele îi vor implanta gândul că poate n-ar fi rău să procedeze la o modificare de poziție și astfel credinciosul va lua o decizie extrem de importantă în timpul nopții, când mintea este cel mai puternic, aflată în pericolul de a fi indusă în eroare. Urmărind originea multora dintre aceste oscilații, vom depista o lucrare a duhurilor rele în mintea omului. Limbuția. Aceia dintre copiii Domnului, ale căror minți sunt atacate deseori de Satan, manifestă o anumită reticență în a conversa cu oamenii din pricina faptului că nu au tăria să asculte, căci, în timp ce încearcă să fie atenți la ceea ce spun alții, gânduri asupra cărora nu au niciun control li se perindă prin cap ca niște nori mânați de furia furtunii. Dar, de obicei, acești credincioși sunt vorbăreți. Întrucât capul le este plin de gânduri, cum se face că acestea nu se exprimă printr-o mulțime de vorbe? O minte care nu poate să asculte interlocutorii, ci insistă ca aceștia să asculte ce spune ea, este o minte bolnavă. Deși este adevărat că unii creștini sunt vorbăreți din fire, totuși, fără să-și dea seama, s-ar putea ca ei să fie unelte în slujba duhurilor rele. Mulți creștini sunt ca niște moriști acționate de forțe exterioare. Ce mulți sunt cei ce nu-și pot înfrâna limba ca aceasta să nu rostească bârfe, glume și să nu vorbească de rău. Inima lor este curată, dar ei se văd neputincioși de a pune capăt ori a înfrâna aceste cuvinte netrebnice. Se pare că, de îndată ce în mintea lor au pătruns niște idei și înainte ca ei să poată să cântărească aceste gânduri, cât ai clipit din ochi, ele au și îmbrăcat forma cuvintelor. Și uite așa, gândurile dau năvală, forțând persoana respectivă să vorbească. Limba a ieșit de sub controlul minții și al voinței, așa încât creștinul va rosti un puhoi de cuvinte fără să cugete și fără să le poată stăpâni. Uneori, aceste cuvinte sunt rostite chiar împotriva voinței celui care le pronunță, contrar intenției sale. Când îi se amintește ulterior ceea ce a spus, el se miră, nevenindu-i să creadă că el a rostit aceste cuvinte. Toate acestea se datorează pasivității minții. Elementele satanice pot chiar acționa limba omului prin intermediul minții sale imobilizate. Ele vor începe prin injectarea gândurilor lor în gândurile credinciosului, după care vor trece la faza următoare, de a strecura cuvintele lor în cuvintele rostite de credincios. Creștinul va trebui să înțeleagă fără greș că toate aceste rostiri nu au cum să fie rodul propriei sale gândiri. Orice cuvânt care ocolește procesul gândirii a fost în realitate formulat de duhurile rele. Vom prezenta în continuare fenomenele unei minți pasive. Încăpățânarea. După ce facultatea mentală a unei persoane a intrat în declinul pasivității, fiind pradă forțelor întunericului, ea va refuza cu încăpățânare să asculte de rațiune sau de probe evidente după ce va fi luat deja o decizie. Creștinul va considera orice încercare venită din partea cuiva de a-l face să înțeleagă mai bine care este realitatea drept o încălcare a libertății sale. Îi va considera total nechibzuiți. Ce știu ei? Își va spune el. Conceptele sale s-ar putea să fie complet greșite, dar el va crede că are motive, deși acestea sunt inexplicabile. Întrucât mintea este total imobilizată, el nu va ști cum să se cerceteze, să distingă și să judece cu ajutorul rațiunii. Lipsit de orice spirit de discernământ, va înghiți de avalma tot ce au propagat duhurile rele în mintea sa, considerând aceste lucruri cât se poate de elevate. Când un astfel de individ aude un glas supranatural, automat îl acceptă ca fiind voia lui Dumnezeu. Pentru el, acest glas deja a devenit legea sa de conduită. Prin urmare, va transcende investigația rațiunii ocolind acest proces. Indiferent de ce gând sau glas sau învățătură ar fi vorba, el le va considera infailibile și absolut demne de crezare. Credinciosul va refuza să le pună la încercare
să le examineze sau să le cântărească. Va ține morțiș la ele, nevoind în ruptul capului să asculte alte păreri. Oricât ai încerca să le faci să asculte de glasul rațiunii sau conștiinței sale, indiferent ce explicații sau probe concrete i-ar aduce alții, el va rămâne neclintit în refuzul său de a asculta. Cei care au puțină pricepere văd pericolul, în schimb credinciosul vizat va înghiți totul fără discernământ ca un copil pe care nu-l poți opri de la dulciuri. Nu va fi deloc ușor să-l redresezi pe un astfel de credincios. Simptomele ochilor. O minte pasivă, aflată sub atacul duhurilor rele, poate fi ușor depistată examinând ochii acelei persoane. Ochii omului au capacitatea de a dezvălui mintea sa mai mult decât orice alt organ al său. Dacă mintea este pasivă, este posibil ca omul respectiv să aibă în față un text, dar să n-aibă habar despre ce scrie în acel text, căci nicio idee nu va pătrunde în creierul său și nu se va întipări în mintea sa. Pe când va conversa cu oamenii, ochii îi vor alerga în toate direcțiile, privirea îi va aluneca în dreapta și în stânga, în sus sau în jos, numai stabilă nu va putea fi. Desigur, faptul este calificat drept un act de impolitețe, dar omul respectiv nu-și va putea privi interlocutorul drept în față. Alteori va trece la polul opus, țintindu-le pe interlocutor cu o privire fixă, fără să clipească, de parcă o forță ascunsă ar fi în dărătul acelei străpungeri. O atare străpungere cu privirea poate avea consecințe cât se poate de grave, căci diavolul recurge la acest vicleșug pentru a inocula în credincios o atitudine de necromanțier. De multe ori, după ce l-a fixat vreme îndelungată pe interlocutor cu această privire sfredelitoare, credinciosul ajunge să nu mai audă ce spune acesta, ci să dea ascultare noiamului de gânduri cu care i-au asaltat forțele răului mintea în clipa respectivă. Va trebui să observăm dacă mișcarea ochilor noștri urmează conștiința minții noastre sau, dacă nu cumva, privirile noastre au luat-o razna, nemai exprimând intențiile inimii. Când o minte este pasivă, ochii acelui om sunt stupefiați. Este posibil ca el să contemple în mintea sa numeroase imagini ciudate la care nu s-ar fi gândit deloc în condiții normale, fiindu-i imposibil să vadă ceea ce ar dori. În final, să recapitulăm. Fenomenele minții creștinului aflate sub atacul duhurilor rele sunt multe și variate. Totuși, toate sunt străbătute de o singură constatare. Persoana respectivă și-a pierdut controlul. Conform ordinii lăsate de Dumnezeu, fiecare din aptitudinile naturale cu care a fost înzestrat omul, între care și facultatea minții de a gândi, trebuie să fie supusă complet stăpânirii exercitate de acel om. Dar, dacă un creștin a cedat inconștient teren duhurilor rele, este posibil ca acestea să pună stăpânire pe viața sa mentală, inițiindu-l pe acest râm al acțiunilor directe, fără să fie stânjenite de voința victimei. În consecință, dacă un creștin descoperă, la un moment dat, că mintea sa s-a angajat într-o acțiune independentă de el, va trebui să-și dea seama că se află sub atacul forțelor întunericului. Inactivitate în loc de activitate, neliniște în loc de calm, neastâmpăr generat de noianuri de gânduri, neputința de a se concentra sau de a face distinție sau de a-și aduce aminte, o stare de totală confuzie, trudă fără niciun rod, fuga de muncă în timpul zilei pentru ca noaptea mintea să-i fie invadată de vedenii, stări de insomnie, îndoieli, neveghere, o frică irațională, tulburări ajunse la paroxism, ei bine, toate acestea sunt inspirate de forțele nocive ale duhurilor rele. Calea izbăvirii. Când mintea cuiva a căzut victimă fenomenelor discutate în capitolul anterior, acea persoană trebuie să caute să fie izbăvită. Ceea ce s-a discutat în acel capitol au fost doar simptomele generale ale unei minți pasive. Nu putem prezenta condiția particulară a fiecăruia în parte, deoarece există o mare varietate de grade de pasivitate, după cum diferă și intensitatea atacurilor duhurilor rele și, în consecință, vătămarea produsă asupra minții.
Totuși, trebuie subliniat că, de îndată ce și-a dat seama cineva că a întâmpinat fenomenele menționate anterior, va trebui să fie cu maximă băgare de seamă, deoarece este posibil să fi cedat teren duhurilor rele, de unde și atacurile de care are parte. El va trebui să caute izbăvire. Puțini vor fi credincioșii care nu vor rămâne surprinși de ignoranța lor față de vătămarea produsă asupra minții lor. Dimpotrivă, ei vor rămâne mirați de faptul că atâta timp au fost în necunoștință de cauză față de condiția lor decăzută cu privire la organul gândirii. Cu alte cuvinte, ei par să înțeleagă multe lucruri, dar în ceea ce privește mintea lor decăzută, ei nu cunosc aproape nimic. Ei nici măcar nu-și dau seama cât de gravă este vătămarea produsă până când cineva nu le atrage atenția asupra acestui lucru. Oare de ce nu au descoperit ei înșiși acest lucru mai înainte? Nu ne spune faptul acesta că mintea noastră și duhurile rele au o anumită afinitate care, în consecință, slăbește cunoștința noastră despre minte? Toți cei ce au suferit atari daune sunt chemați să răspundă la această întrebare. Vicleșugurile duhurilor rele. Dacă ochii au fost deschiși să-și vadă starea, firește, credinciosul va căuta să fie izbăvit. Dar să nu uităm că duhurile rele nu-și vor elibera captivii de la sine fără să aibă mai întâi loc o luptă pentru eliberarea acestora. Ele vor face presiuni uzând de toate forțele pentru a împiedica persoana respectivă de a obține izbăvirea. Duhurile rele vor sugera tot felul de minciuni ca scuze menite să explice starea credinciosului. De exemplu, gândurile acestea minunate care ți-au încolțit în minte dintr-o dată sunt de la Dumnezeu. Aceste revelații care ți-au străfulgerat mintea sunt în realitate rodul spiritualității. Acea problemă de memorare se datorează șubrezirii sănătății tale. Este normal să începi să uiți dintr-o dată. Hipersensibilitatea ta se datorează temperamentului tău. Slaba ta ținere de minte este ereditară. Insomnia ta se datorează unor cauze pur medicale. Pur și simplu, ești prea istovit. Starea ta de neîntreruptă contemplare în timpul nopții se datorează supra-solicitării minții tale în timpul zilei. Gândurile rele izvorăsc din păcatele tale. Ai căzut deja. Nu ești în stare să fii atent la ce spun alții datorită mediului în care te afli și din pricina greșelilor tale. Duhurile rele sunt capabile să născocească o sumedenie de alte scuze. Dacă nu-și vor da copiii lui Dumnezeu seama că se află de fapt sub un atac și că au decăzut din starea lor normală, vrăjmașul va recurge la acestea și la alte scuze pentru a camufla terenul deja cucerit de ele. Dar adevăratul motiv stă în faptul că mintea este pasivă și golită de conținut, fiind astfel ocupată de aceste duhuri satanice. Fiecare din aceste fenomene este urmarea lucrărilor nocive. Desigur, recunoaștem posibilitatea ca între aceste scuze să existe și cauze naturale, dar experiența atâtor sfinți a dovedit că puterile întunericului sunt extrem de viclene, desfășurându-și activitatea în paralel cu aceste cauze naturale pentru a-i amăgi pe sfinți să accepte aceste cauze, cum ar fi temperamentul, condiția fizică și mediul înconjurător, ca pe singura explicație, uitând cu desăvârșire imixtiunea șireată a duhurilor rele. Duhurile rele vor fi încântate când vor putea să-și mascheze lucrările printr-o cauză cu adevărat naturală. Un singur test putem aplica însă aici, și anume, faptul că, dacă este vorba de o cauză naturală, condiția omului va fi refăcută și readusă la starea sa normală, de îndată ce a fost îndepărtat factorul natural. Dar, când pe lângă elementul natural avem și unul supranatural, atunci omul nu-și va reveni, chiar după ce a fost eliminat factorul natural. De pildă, dacă suferi de insomnie, vrăjmașul va sugera că aceasta se datorează efortului fizic prea mare supra-solicitărilor minții tale. În consecință, vei da ascultare acestui glas, încetând să lucrezi și intrând într-o perioadă de repaus în care mintea nu-ți va mai fi solicitată deloc. Dar mii de gânduri vor continua să-ți ia cu asalt mintea
străbătându-ți creierul în timp ce dormi. Aceasta demonstrează că boala ta nu se datorează exclusiv unor cauze naturale, ci că, în anumite privințe, aici este implicată și o cauză supranaturală. Dacă nu-ți vei face timp să te ocupi de acest aspect supranatural, eliminarea elementului natural nu-ți va ajuta la nimic. Este de o importanță crucială ca frații din zilele noastre să examineze sursa acestor cauze. Puterile răului sunt de o dibăcie nemaipomenită când vine vorba să-i amăgească pe oameni, pentru ca aceștia să explice vicleșugurile lor perfide ca pe niște fenomene pur naturale. Îi vor împinge pe oameni să creadă că ei însuși sunt cei care au greșit. Acești indivizi vor mușamaliza astfel, fără să-și dea seama, penetrarea duhurilor rele. În consecință, creștinul va trebui să cerceteze cu deamănântul toate scuzele care îi trec prin cap. Fiecare motiv trebuie să fie examinat cu atenție și orice simptom al minții trebuie urmărit până la sursa sa. Almiteri, prin faptul că va confunda activitatea supranaturală cu cea naturală, va ceda tot mai mult teren vrăjmașului. Fiecare opinie pe care o deține despre el însuși va trebui să fie pusă la încercare, pentru ca nu cumva creștinul să cedeze un alt teren duhurilor rele, chiar înainte ca vechiul teren să fie recâștigat. Din pricina faptului că de mult a capitulat în fața forțelor întunericului, este posibil ca cineva să comită eroarea fatală de a apăra operațiile funeste ale duhurilor rele. Trebuie să ne păzim cu tot din adinsul de acest lucru, deoarece almiter ne vom trezi că am ajutat noi înșine duhurile rele să-și mascheze adevărata cauză a atacului lor. Într-o astfel de situație, deși se află la strâmtorare, credinciosul va fi de partea duhurilor rele, ajutându-le să-și păstreze terenul. În acest punct, oștirile diavolului vor incita firea veche a credinciosului să coopereze cu ele. De fapt, firea întotdeauna va conlucra cu diavolul. Din dorința de a salva aparențele sau, din alt motiv, creștinul va refuza să creadă că mintea sa ar putea fi cotropită de diavol și va protesta când îi se va vorbi despre Satan sau despre lucrările acestuia. Un atare dezgust de a examina lucrurile, de teamă ca să nu-și piardă experiența sa spirituală, va constitui o puternică piedică în calea izbăvirii. Creștinul va riposta în multe feluri posibile: n-am nevoie de izbăvire, de ce să doresc să fiu izbăvit? Sau, prin Hristos am biruit, Satan este un dușman pe care Hristos l-a învins deja, prin urmare eu nu-i mai dau deloc atenție, ci las întreaga chestiune în mâinile lui Dumnezeu, concentrându-mi atenția asupra lui Hristos. Sau, misiunea mea este să predic Evanghelia, ce rost ar avea să mă ocup de Satan? Prin aceste răspunsuri și altele similare, credinciosul va desconsidera posibilitatea ca duhurile rele să acționeze în viața sa, iar celor care vor încerca să-i vină în ajutor, s-ar putea chiar să li se adreseze cu cuvintele: foarte bine, ce-ar fi să te împotrivești tu în locul meu, rugându-te și pentru mine? Credinciosul care face astfel de afirmații nu este sincer. El nu dorește altceva decât să trăiască în tihnă, lăsându-i pe alții să se ostenească urmărindu-i izbăvirea. Dar, în toate acestea, va trebui să ne punem întrebarea: cum se face că cineva obiectează când îi se spune despre Satan și lucrările sale? Oare nu cumva mintea sa a fost deja infectată de Satan, fiind acum plin de aprehensiune, ca nu cumva să sufere consecințele dacă situația ar fi dată în vileag? Adevărul este că el deja cunoaște prea multe lucruri cu privire la diavolul, nemai dorind să afle altele noi. Îi ajung și așa cele pe care le cunoaște deja, dar Evanghelia lui Iisus Hristos îi salvează pe oameni nu doar de păcat, ci și de diavolul. Atunci, de ce s-ar teme cineva dacă se pomenește de diavolul când se vorbește Evanghelia? Oare nu este o situație similară cu aceea în care persoana care a comis o crimă se teme doar la auzul altei persoane care vorbește despre o altă crimă? Datorită preocupării sale față de diavolul, credinciosul va resimți un sentiment ori de câte ori oamenii vor pomeni despre el. În adâncul inimii lui se cuibărește teama ca nu cumva adevărul acestei stări triste de lucruri din viața lui să fie dată la iveală. Să presupunem că am fost cu adevărat invadat de duhurile rele
își spune el cu gravitate, ce aș putea face în acest caz? Și astfel el va vorbi altora cum am arătat pentru a camufla lucrurile și pentru a se putea liniști pe el însuși. Dar dacă un credincios va primi și va îmbrățișa lumina, începând să caute izbăvirea, duhurile rele vor începe să toarne în mintea lui tone de acuzații, care mai de care mai eronate și mai nimicitoare, care îl vor condamna și mustra cu atâta furie, încât credinciosului nu-i va mai rămâne energia necesară să încerce să recâștige terenul pierdut. Duhurile rele vor fi la curent cu faptul că el a dobândit lumina și că, deci, lucrarea lor va înceta, credinciosul nemai putând fi amăgit. În consecință, ele își vor schimba tactica, lovindu-l cu un potop de acuzații. Ești greșit, ai păcătuit. În tot acest timp, credinciosul, fiindcă nu se arată niciun ajutor la orizont, va simți că se scufundă într-o mlaștină a păcatului. Numai că, dacă va fi în stare să recunoască că și aici este vorba de minciuna lui Satan, va fi învrednicit să se ridice și să se împotrivească. Negreșit, în acest caz, el va fi biruitor. Experiența ne învață că, de îndată ce un om a priceput adevărul potrivit căruia și-a pierdut suveranitatea asupra minții sale și, în consecință, va depune eforturi ca să redobândească controlul asupra ei, va suferi de multe ori mai tare decât în zilele anterioare. Duhurile rele vor încerca să declanșeze un ultim atac pustiitor împotriva sa. Ele vor recurge în acest sens la obișnuita tactică de a minți, șoptindu-i la ureche că nu mai are cum să-și redobândească libertatea de vreme ce s-a afundat atât de adânc în pasivitate sau că Dumnezeu n-ar mai fi dispus să-i acorde iarăși harul său sau că mai bine va fi dacă nu se va mai opune sau că, în orice caz, niciodată nu va cunoaște ziua izbăvirii, drept care ce rost mai are să se lupte și să sufere în continuare. Dar toți copiii lui Dumnezeu trebuie să știe că nu au voie să trăiască prin harul satanic. Ei trebuie să aibă libertatea, chiar dacă vor muri redobândind-o. Nici unul dintre ei nu va fi căzut în pasivitate până într-acolo încât să nu mai poată fi izbăvit. Dumnezeu este de partea lui, ori aceasta înseamnă că el va fi eliberat. De îndată ce a cunoscut adevărul și a recunoscut că mintea sa nu a fost de fapt izbăvită, ci doar parțial eliberată de sub puterea inamicului, în modul cel mai natural, copilul lui Dumnezeu se va ridica, pornind la luptă împotriva duhurilor rele, pentru ca fortărețele deținute de acestea în el să fie cucerite și dărâmate. Atunci va afla el cu adevărat adevărul potrivit căreia armele noastre de luptă trebuie să fie de natură spirituală, întrucât cele firești nu-i sunt de niciun folos. El nu se va putea elibera prin luarea de angajamente sau prin adoptarea unor măsuri de îmbunătățire a memoriei sau a gândirii sale. Mintea sa este robită de forțele supranaturale ce nu pot fi izgonite sau nimicite prin mijloace carnale. Credinciosului nu-i vine să creadă că a fost cu putință ca forțele întunericului să-i fi uzurpat în așa măsură stăpânirea asupra minții sale până ce nu învață pe cont propriu adevărul și se pregătește să redobândească terenul pierdut pe care, cum era de așteptat, acele forțe ale răului vor lupta din răsputeri să nu le lase din mâini. Copilul lui Dumnezeu va ajunge să-și dea seama cât de întunecată, tocită, pasivă și scăpată de sub control este mintea sa. Diavolul se va folosi de orice prilej pentru a-i tortura mintea, amenințându-l ca nu cumva să întreprindă vreo acțiune în vederea recuperării teritoriului pierdut. Lucrul acesta îl va convinge pe credincios mai mult ca oricând că viața sa mentală este, fără nicio îndoială, o fortăreață aflată în mâinile vrășmașului și că nu el deține controlul asupra ei. El va înțelege că vrășmașul va depune toate eforturile pentru a împiedica mintea să înțeleagă adevărurile pe care el dorește cu ardoare să le cunoască, întrucât el este în stare să rețină chestiuni neesențiale, dar este total neputincios atunci când vine vorba de a-și aduce aminte despre lucruri vitale. El își dă seama că în capul lui sălășluiește o forță potrivnică care se împotrivește adevărului pentru care deja și-a dat consimțământul.
Acum începe războiul pentru eliberarea minții. Se mulțumește oare creștinul să rămână în tabăra duhurilor rele? Dacă răspunsul este nu, atunci întrebarea se pune: cine trebuie să rezolve problema? Dumnezeu? Nu, ci omul însuși. El trebuie să opteze dacă se va oferi pe sine cu totul lui Dumnezeu sau dacă va permite minții, aparatului gândirii sale, să rămână concesionat lui Satan. Li se va permite forțelor întunericului să profite de mintea sa? Li se va îngădui să-și verse gândurile pervertite în mintea sa? Vor fi lăsate ele să-i umple capul cu focul din iad? Pot ele să-și propage după bunul lor plac învățăturile prin intermediul minții sale? Va fi oare de acum încolo posibil ca ele să se împotrivească adevărului lui Dumnezeu prin manipularea intelectului său? Creștinul însuși trebuie să decidă această chestiune. Va fi el oare în permanență o marionetă în mâna duhurilor rele? El va trebui să opteze, deoarece astfel nu va exista nicio posibilitate de izbăvire. Desigur, orice decizie în favoarea lui Dumnezeu nu înseamnă că el deja a obținut biruința, ci arată doar starea în care se află, respectiv dacă se împotrivește cu adevărat vrășmașului. Terenul pierdut trebuie recuperat. Să ne amintim că, întrucât credinciosul a cedat teren duhurilor rele, acestea au putut să opereze în mintea sa. Anterior am enumerat 6 domenii prin care s-a manifestat această pierdere de teren. Acum le vom reduce la 3 tipuri principale, după cum urmează. 1. O minte neschimbată. 2. Acceptarea minciunii duhurilor rele. Și 3. Pasivitatea. Credinciosul trebuie să se cerceteze cu atenție pentru a afla pe care dintre cele 3 terenuri le-a pus la dispoziția duhurilor rele: mintea neînnoită, mintea pasivă sau acceptarea minciunilor duhurilor rele. Sau nu cumva le-a cedat pe toate 3? Judecând după experiența creștinilor, un mare număr dintre ei au cedat toate aceste 3 teritorii diavolului și slujitorilor săi. După ce a izolat punctul sau punctele prin care a cedat teren duhurilor rele, creștinul va trebui să înceapă numai decât să recupereze tot teritoriul pierdut. Aceasta este singura sa salvare. Întrucât a degenerat în actuala stare prin predarea cutărui sau cutărui cap de pod duhurilor rele, el va fi cu adevărat liber doar atunci când aceste capete de pod au fost recucerite. Mintea neînnoită trebuie înnoită, minciuna trebuie depistată și tăgăduită, iar pasivitatea trebuie transformată într-o acțiune liberă. Le vom discuta pe rând pe fiecare. Mintea înnoită. Dumnezeu dorește nu doar o schimbare a minții copiilor săi cu ocazia convertirii lor. El dorește de asemenea o minte care să fie total înnoită, schimbată și limpede precum este cristalul, de o totală transparență. Așa ni se poruncește în cuvântul lui Dumnezeu. Motivul pentru care Satan poate lucra este faptul că creștinul nu a fost totalmente eliberat de mintea sa carnală. S-ar putea să pornească din start cu o mentalitate îngustă care nu-i poate tolera pe alții sau cu o mentalitate întunecată care nu pricepe adevărul mai profund sau cu o mentalitate nechipzuită care nu poate să-și asume nicio responsabilitate cât de cât importantă, iar după aceea va aluneca în păcate mai grele. Aceasta pentru că mintea care este axată pe fire este ostilă lui Dumnezeu. După ce au cunoscut adevărul din Romani 6, mulți creștini se văd deja eliberați de mintea lor carnală. Ceea ce nu înțeleg ei este faptul că crucea trebuie să opereze amănunțit în toate zonele omului. Considerați-vă morți față de păcat trebuie să fie urmat de: prin urmare, nu mai lăsați păcatul să stăpânească în trupurile voastre muritoare. După schimbarea mentalității, trebuie să urmeze și necesarul: orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Mintea trebuie să fie complet reînnoită, întrucât orice rămășiță de carnalitate este ostilă lui Dumnezeu. Pentru ca să ne fie înnoit intelectul, va trebui să ne apropiem de cruce. Este exact ceea ce ne cheamă Efeseni 4 să facem. Apostolul Pavel
descrie întunericul minții carnale al omului în versetele 17 și 18, dar în versetele 22 și 23 el ne informează cum poate fi înnoită mintea. Dezbrăcați-vă de omul cel vechi, care aparține fostului vostru mod de viață și este corupt prin poftele înșelătoare, și fiți înnoiți în duhul minții voastre. Știm că omul nostru cel vechi a fost deja răstignit împreună cu Domnul Iisus Hristos. Aici suntem îndemnați să ne dezbrăcăm pentru ca mintea noastră să poată fi înnoită. Aceasta aduce în prim plan crucea ca instrument de înnoire. Credinciosul trebuie să înțeleagă că vechiul său creier face și el parte din acest om vechi de care Dumnezeu dorește să ne debarasăm cu totul. Mântuirea pe care Dumnezeu o dăruiește prin intermediul crucii cuprinde nu doar o viață nouă, ci și înnoirea tuturor funcțiilor sufletului. Mântuirea, care este adânc înrădăcinată în ființa noastră, trebuie să fie treptat elaborată, adică dusă până la capăt. O carență gravă care se constată astăzi în rândurile credincioșilor este neînțelegerea faptului că și mintea trebuie salvată. Ei concep mântuirea în termeni generali destul de vag, nerecunoscând faptul că Dumnezeu dorește să-i salveze până în cele mai mici amănunte, prin faptul că toate capacitățile lor trebuie înnoite și făcute să corespundă pentru a putea fi folosite de Dumnezeu. Mintea este unul din lucrurile de preț cu care a fost înzestrată natura omului. Dumnezeu îi cheamă pe ai săi să creadă că vechiul lor om a fost răstignit pe cruce. După aceea, ei trebuie să accepte fără șovăire judecata rostită de Dumnezeu asupra omului vechi, făcând apel la voința lor pentru a se împotrivi sau pentru a se dezbrăca de faptele acestuia, inclusiv de gândurile lor din trecut. Ei trebuie să vină la piciorul crucii, gata să renunțe la vechile lor mentalități, pe deplin convinși că Dumnezeu le va dărui o minte nouă. Fraților, vechea natură trebuie să fie cu totul lepădată. Da, Dumnezeu face înnoirea, este lucrarea Lui, dar lepădarea, dezbrăcarea și renunțarea la vechiul tău organ al gândirii, ei bine, aceasta este partea ta. Ție îți revine să faci acest lucru. Dacă îți faci partea, Dumnezeu și-o va face pe a sa, iar după ce ai realizat efectiv această lepădare, tot atât de efectiv trebuie să crezi că Dumnezeu îți va înnoi mintea, deși încă nu știi cum. Ce mulți sunt acei copii ai Domnului care, deși sunt salvați și posedă o viață nouă de o bună bucată de timp, totuși mai poartă o minte învechită, un cap neschimbat. Nimic din vechile lor teorii, procese mentale sau prejudecăți nu s-a schimbat, doar învelișul exterior s-a schimbat. Ei recurg la vechiul lor creier pentru a accepta și a propaga adevărul spiritual. Mai este oare de mirare că vor cădea în atâtea greșeli, provocând nesfârșite conflicte în sânul bisericii? După cum Dumnezeu nu-și poate găsi plăcerea în omul cel rău, care utilizează propria sa tărie pentru a desfășura lucrul Domnului, tot așa el nu-și poate găsi plăcerea în credinciosul care recurge la propria sa minte pentru a aprofunda adevărul lui Dumnezeu. O mentalitate neînnoită este moartă din punct de vedere spiritual. De aici urmează că tot ce izvorăște din ea este așișderea mort. Mulți se fălesc cu vastele lor cunoștințe biblice sau cu robustețea teologiei lor, dar cei înzestrați cu discernământ spiritual știu că aceste cunoștințe sunt lipsite de viață. După ce a ajuns să-și dea seama cât de searbădă este mintea sa, fiind dispus să se lepede de ea prin lucrarea crucii, creștinul va trebui să practice zilnic lepădarea de toate gândurile sale firești. Altfel, înnoirea nu va putea avea loc. Căci altfel, cum va reuși oare Dumnezeu în a-și duce la îndeplinire răspunderea de a înnoi mintea credinciosului, dacă acesta din urmă continuă să gândească potrivit firii sale vechi? Cu răbdare și perseverență, creștinul trebuie să-și examineze fiecare gând, dar în lumina lui Dumnezeu. Tot ce nu este de la Dumnezeu sau este contrar adevărului său trebuie eliminat sau șters afară din mintea sa. De asemenea, simpla înțelegere mentală a adevărului trebuie respinsă. Pavel
a menționat faptul că mintea noastră neînnoită este plină de argumente și închipuiri deșarte. Aceasta îi împiedică pe oameni să ajungă la adevărata cunoștință a lui Dumnezeu. Creștinii trebuie să facă toate aceste gânduri captive ascultării de Hristos. Apostolul spune, fiecare gând. În consecință, nu trebuie să permitem nici măcar unui gând să se sustragă acestui tratament. Creștinul trebuie să nu aibă odihnă până ce fiecare idee nu va fi supusă domniei lui Hristos. Când creștinul își examinează gândul, va trebui să stabilească dacă 1. Vine din vechea sa minte sau 2. Dacă emană din terenul pe care l-a cedat anterior sau 3. Dacă va ceda noi teritorii duhurilor rele sau acesta purcede dintr-o minte normală sau înnoită. El va trebui să se întrebe de ce este gândirea sa confuză, plină de prejudecăți, răzvrătită sau înfuriată, de ce se opune anumitor adevăruri chiar înainte de a le examina, de ce este împotriva unor creștini despre care, abia dacă a auzit, are vreun motiv destul de întemeiat să li se împotrivească, ori nu cumva îi detestă pur și simplu pentru că așa îl îndeamnă mintea sa naturală. În această perioadă de investigație, orice idee, închipuire, trebuie să fie cercetate minuțios pentru ca cele izvorâte din vechea creație să fie depistate și respinse. Celor care își trăiesc zilele cu nechipzuință, un atare regim de viață li se va părea evident insuportabil. Fiind gestionată de către forțele întunericului, mintea lor este dezlânată și scăpată de sub control. Dar nu trebuie să scăpăm din vedere faptul că suntem în toiul războiului, iar dacă nu luptăm, cum ne putem aștepta să recucerim fortărețele vrăjmașului ce rezidă în mintea noastră? Dușmanul este cât se poate de real. Atunci, cum ne putem permite să nu veghem? Tăgăduirea minciunilor. Pe măsură ce mântuitul se situează sub lumina lui Dumnezeu, va descoperi că de multe ori în trecut a acceptat minciuni provenite de la duhurile rele care au declanșat căderea sa în condiția actuală. Uneori a adoptat o atitudine sau o faptă greșită datorită înțelegerii greșite a adevărului lui Dumnezeu după ce a acceptat minciunea diavolului. De pildă, interpretând greșit relația dintre Dumnezeu și om, s-ar putea ca el să cadă în greșeala de a considera că Dumnezeu îi împărtășește gândul său în mod nemijlocit. Atunci el așteaptă cu pasivitate până când primește primele comunicări pe care va presupune că Dumnezeu i le-a transmis. Duhurile rele au reușit astfel în lucrarea lor de amăgire, de contrafacere, fiind de acum libere să-l aprovizioneze de nenumărate ori cu nesfârșite variante ale aceluiași gând. Sau, altădată, fiindcă își însușește ceea ce a șoptit vrăjmașul la ureche cu privire la sănătatea ori la alte chestiuni care îl privesc direct, el constată că starea trupului său și împrejurările adiacente sunt aidoma celor care i s-au prezis. De pildă, duhurile rele s-ar putea să sugereze minții unui om că i se vor întâmpla anumite lucruri. Dacă nu, se va împotrivi sau dacă va accepta în mod necritic sugestia respectivă, va constata nu după mult timp că tot ce i-au rânduit duhurile rele se va împlini întocmai. Exersându-se, copilul Domnului va descoperi că multe tulburări, slăbiciuni, boli și alte fenomene din viața sa actuală se datorează, direct sau indirect, faptului că a acceptat minciunile care au fost implantate în trecut de către duhurile rele. Aceste fenomene au fost fie direct cauzate prin faptul că a crezut în aceste minciuni, fie sunt inoculate în el indirect, după ce a crezut în ele. Pentru a-și asigura eliberarea, creștinul va trebui să cunoască experiența luminii lui Dumnezeu, care este adevărul lui Dumnezeu. Întrucât, în trecut a pierdut teren pentru că a crezut în minciuni, acum va trebui să recupereze terenul respectiv prin tăgăduirea tuturor minciunilor. După cum lumina alungă întunericul, tot așa adevărul ucide minciunile. Prin urmare, Sfântul va trebui să aprofundeze toate adevărurile privitoare la el însuși, la Dumnezeu și la duhurile rele. Va trebui să plătească un preț ca să intre în posesia acestor adevăruri. Va trebui să se roage cu stăruință să-i se dăruiască lumină ca să-și vadă condiția reală
și astfel să afle în ce a fost înșelat, fiind apoi făcut să sufere. În continuare, va trebui să-și examineze toate suferințele fizice și cele legate de mediul înconjurător. De unde vine fiecare din aceste suferințe? Ce a cauzat aceste necazuri? S-a produs necazul respectiv în urma faptului că a crezut în minciunea lui Satan sau că a adoptat o acțiune greșită prin acceptarea vreunei minciuni. El va trebui să meargă pe fir până la sursă și apoi să se roage și să aștepte în tăcere să fie luminat de lumina lui Dumnezeu. Diavolului îi este groază de lumină și de adevăr, deoarece acestea îi răpesc temeiul lucrării sale. Pentru fiecare cuvânt al adevărului trebuie să se ducă o luptă în mintea credinciosului. Duhurile rele încearcă să-i împiedice pe credincioși să cunoască adevărul cu privire la mașinațiunile lor. Mai mult, ele încearcă să se dezică de fenomenul anumit care decurge din acceptarea unei anumite minciuni. Principiul după care se călăuzesc duhurile rele a fost și va fi mereu același, să-i împiedice să vadă lumina. Un creștin trebuie să fie foarte conștiincios să vadă adevărul în toate privințele. Adevărul înseamnă cel puțin condiția reală. Chiar dacă nu va putea să-l alunge pe diavolul, alinierea credinciosului de partea adevărului îl va determina pe vrășmaș să-și piardă terenul. Cel puțin atâta lucru va putea face credinciosul, să declare prin voința sa că dorește adevărul, că dorește să cunoască și să asculte de adevăr. Prin rugăciune și prin opțiunea voinței sale, el trebuie să se împotrivească oricărei minciuni satanice, indiferent de forma sub care se prezintă, un gând, o închipuire sau un argument. Făcând așa, îi se dă prilejul Duhului Sfânt să călăuzească mintea sa întunecată, ducând-o la lumina adevărului lui Dumnezeu. În experiența practică, credinciosul va petrece uneori luni de zile înainte de a descoperi o singură minciună satanică. Mai întâi, el va trebui să se împotrivească cu voința sa oricărui teren al duhurilor rele, iar apoi să răstoarne una câte una minciunile pe care odinioară le credea, dar acum nu le mai crede. În felul acesta, treptat el va recupera tot teritoriul pe care l-a cedat anterior. El nu va mai crede nici câtuși de puțin ceea ce spun duhurile rele și astfel acestea își vor pierde puterea. Recunoașterea normalității. Dacă cineva s-a cufundat în tot felul de necazuri datorită pasivității sau faptului că a crezut minciuna duhurilor rele, va trebui să stabilească de urgență ce constituie pentru el starea normală. Cu excepția minții neînnoite, atât pasivitatea cât și acceptarea minciunilor le asigură duhurilor rele atâtea puncte de sprijin încât starea mentală a credinciosului se va deteriora tot mai mult în toate privințele. Capacitățile sale de a gândi, de a-și aduce aminte, cât și tăria lui fizică, toate acestea vor intra într-un declin tot mai pronunțat. Dacă își va da seama de pericol, va trebui să se scoale și să caute izbăvirea. Dar ce va însemna izbăvire pentru el? Iată ce, el va trebui să fie readus la starea sa inițială. De aici rezultă că este esențial pentru oricine urmărește redresarea să stabilească în ce a constat starea sa inițială. Fiecare persoană își are propria sa condiție normală, starea pe care a avut-o înainte de a cădea datorită amăgirii vrăjmașului. Lui trebuie să îi se prezinte starea sa normală, iar când a descoperit că nu mai este cum a fost, trebuie să-și pună întrebări de genul: care a fost starea mea anterioară? Cât de mult m-am îndepărtat între timp de ea? Cum pot fi readus la această stare? Fosta stare în care te aflai era starea ta normală. Poziția de la care ai alunecat este etalonul. Dacă nu-ți cunoști starea normală, trebuie să-ți pui următoarea întrebare: s-a născut mintea mea într-o stare de confuzie sau a existat o perioadă în care judecam limpede? A fost oare memoria mea întotdeauna foarte scăzută sau a existat o perioadă în care aveam ținere de minte? Totdeauna am avut insomnie sau cândva adormeam buștean de îndată ce puneam capul pe pernă? Mi se derulau înainte atâtea imagini prin fața ochilor ca o peliculă de film pe un ecran sau am avut în trecut și clipe de luciditate?
totdeauna am fost atât de slăbit sau a existat un timp în care m-am simțit mult mai întremat? E adevărat oare că niciodată n-am putut să mă stăpânesc sau cândva eram cu mult mai echilibrat? Răspunzând la aceste întrebări, omul respectiv va trebui să fie în stare să priceapă dacă îi lipsește această stare normală, dacă se află sub atac sau dacă a devenit pasiv. În plus, va fi ajutat să recunoască în ce a constat starea sa normală. Pentru a defini condiția sa inițială, persoana respectivă trebuie să recunoască și să creadă că inițial a avut, într-adevăr, o stare normală. Deși astăzi este într-o stare decăzută, cândva beneficia de o stare normală. Tocmai aceasta este starea normală spre care trebuie să aspire, la care să fie restaurat. Normalitatea nu înseamnă nimic altceva decât starea normală. Dacă este greu să stabilească în ce consta această normalitate, atunci n-are decât să-și reamintească cea mai frumoasă experiență din viața sa, când duhul său era puternic, memoria și gândirea erau limpezi, iar trupul cât se poate de sănătos. Acesta să-i fie etalonul, adică starea normală, căci aceasta îi va pune la dispoziție o măsură minimă spre care să aspire. Va trebui să nu se mulțumească cu nicio măsură mai prejos de acest nivel minim și nu există niciun motiv pentru care n-ar putea atinge acea stare, deoarece s-a aflat cândva acolo. Dar nici măcar aceasta nu este posibilitatea sa cea mai înaltă. În consecință, va trebui ca, pe puțin, să-și redobândească normalitatea și să refuze să mai coboare sub acest nivel. Comparându-și starea actuală cu acea din trecut, creștinul va putea stabili cât de mult s-a îndepărtat de punctul în care se afla odată. Cel a cărui minte este atacată poate vedea acum cât de mult i-au slăbit între timp memoria și gândirea, iar cel a cărui trup este atacat va putea aprecia cât de mult i-a slăbit tăria între timp față de nivelul de energie pe care l-avea cândva. De îndată ce realizează că a decăzut din această stare de normalitate, credinciosul va trebui să facă uz de voința sa pentru a se împotrivi stării sale actuale anormale, străduindu-se să fie restaurat la condiția sa normală. De obicei, duhurile rele se vor opune acestei încercări de a le fi luate cu asalt fortărețele. Ele vor începe să-i șoptească credinciosului: ai îmbătrânit, nu te poți aștepta să ai aceeași minte ageră pe care o aveai în tinerețe. Capacitățile omului se deteriorează odată cu trecerea anilor. Sau, dacă ești tânăr, duhurile rele vor încerca să-ți spună cam așa: datorită unei deficiențe din naștere, este normal să nu te poți bucura ca și ceilalți de o minte limpede. Atenția nu ți-o poți păstra timp prea îndelungat. Sau îți vor sugera că te-ai cufundat în această stare datorită surmenajului, extenuării, etc. Ba chiar s-ar putea să fie atât de obraznice încât să-ți spună că de fapt aceasta este condiția ta normală, că ești mai prejos decât alții deoarece ai primit un dar inferior. Scopul urmărit de duhurile rele este să-l amăgească pe credincios să creadă că explicația slăbiciunii sale este cât se poate de naturală, necesară și că nu trebuie să constituie o surpriză. Dacă un copil al lui Dumnezeu nu se va lăsa amăgit, nici nu va fi pasiv, ci absolut liber, atunci aceste cuvinte ar merita poate să fie investigate. Dar dacă se va lăsa amăgit și va fi pasiv, scuzele acestea sunt total neverosimile. Cel care a fost răscumpărat ca să se bucure de o viață mai bună decât cea pe care o oferă condiția sa actuală de slăbiciune, nu trebuie să permită forțelor întunericului să-l apese, obligându-l să accepte această condiție decăzută. Fără nicio șovăire, va trebui să respingă minciunile duhurilor rele. Un punct se cere subliniat. O minte ce a fost slăbită în urma bolii este total diferită de cea care a fost subminată prin faptul că a cedat duhurilor rele. În primul caz, sistemul nervos al omului este șubrezit. În al doilea, lucrarea vrăjmașului nu șubrezește constituția nervilor, ci doar inhibă funcționarea lor corectă. Dacă mintea omului nu este deteriorată organic, ci doar scoasă temporar din funcție, creștinul poate fi recuperat și readus la starea veche de îndată ce au fost scoase afară duhurile rele. Multor alienați mentali li s-a distrus sistemul nervos în urma unei boli naturale, abia după aceea intervenind duhurile rele ca să provoace tulburări.
De aici rezultă că pe aceștia este mai greu să-i readuci la starea normală. Revocarea pasivității. După ce a stabilit în ce constă normalitatea sa, următorul pas important din viața creștinului este să lupte pentru refacere. Să nu uităm însă că vrăjmașul își va da toate silințele să rețină terenul pe care l-a câștigat, tot așa după cum dregătorii pământești își păzesc cu gelozie teritoriile. Nu ne putem aștepta ca puterile întunericului să cedeze cetățile fără nicio luptă. Dimpotrivă, ele vor lupta până în pânzele albe. Să fim conștienți de faptul că, deși este cât se poate de ușor să cedăm teren, se cere un efort enorm din partea noastră să-l recuperăm. Dar trebuie să ținem seama de următoarea observație. După cum fiecare țară își are legile și normele ei, pe care cetățenii sunt obligați să le respecte, tot așa, în universul lui Dumnezeu, există legi spirituale, al căror conținut este atât de impunător, încât nici chiar dracii nu îndrăznesc să le nesocotească. Dacă vom învăța aceste legi spirituale, punându-le în practică, duhurile rele vor ceda terenul cucerit. Legea cea mai simplă, dar cu consecințe enorme din domeniul spiritual, este că omul nu poate realiza nimic în el însuși fără consimțământul voinței sale, căci, prin ignoranță, a fost posibil ca Sfinții lui Dumnezeu să accepte înșelăciunea duhurilor rele, permițându-le acestora să lucreze în viața sa. Acum el va trebui să recupereze terenul cedat și astfel va trebui să-și exerseze voința pentru a anula consimțământul acordat anterior, insistând asupra faptului că este stăpânul său propriu și, ca atare, nu-i va tolera vrăjmașului să manipuleze niciun domeniu al ființei sale. În acest război, duhurile rele nu pot încălca legea spirituală. Prin urmare, vor fi nevoite să se retragă. La început, mintea credinciosului era uzurpată de forțele răului prin intermediul pasivității voinței sale. Acum, credinciosul trebuie să declare pe temeiul legii lui Dumnezeu că mintea sa îi aparține și că el se va folosi de ea, nepermițând niciunei forțe din afară să o agite, să o folosească sau să o stăpânească. Dacă își va reveni fără șovăire din pasivitatea sa, făcând uz de mintea sa, aceasta va fi treptat eliberată până când își va recupera starea inițială. Mai târziu vom avea comentarii suplimentare pe marginea recuperării terenului și a bătăliei care se dă pentru aceasta. În acest conflict, copilul lui Dumnezeu trebuie să-și exerseze mintea. El trebuie să ia inițiativa în toate domeniile și să nu se bizuie pe nimeni. Dacă este posibil, el va trebui să ia singur deciziile ce se impun, fără să aștepte pasiv ca alții să intervină sau ca mediul să fie mai cooperant. Nu are voie să privească îndărăt, după cum nu trebuie să se îngrijească cu privire la viitor, ci trebuie să învețe să trăiască pentru clipa prezentă. Cu rugăciune și veghere, el trebuie să înainteze pas cu pas, trebuie să-și exerseze mintea și să se gândească ce este de făcut, de spus sau de devenit. Trebuie să lepede toate cârjele, nepermițând niciunui element sau mijloc lumesc să uzurpe locul pe care trebuie să-l ocupe doar mintea sa. El trebuie să se folosească de mintea sa pentru a gândi, a raționa, a rememora sau a înțelege. Întrucât viața mentală a individului a rămas atâta vreme în stare pasivă, bătălia pentru dobândirea libertății va dura necesarmente vreme îndelungată. Creștinul să înțeleagă că, înainte de a-și câștiga libertatea, multe din gândurile sale nu vor fi concepute de el însuși, ci vor fi inspirate de duhurile rele care îi vor uzurpa mintea. Din această pricină, va trebui să cerceteze cu atenție fiecare idee, ca nu cumva să-i cedeze vrăjmașului noi teritorii, înainte chiar de a fi recucerit vechile teritorii cedate anterior. Prin urmare, în această perioadă, acuzațiile ce se vor ivi nu vor fi neapărat greșeala lui, după cum nu lui i se vor cuveni elogiile pentru eventualele merite. Dacă mintea îi va fi umplută de gânduri deprimante, nu trebuie să-și piardă nădejdea, după cum nu trebuie să fie în culmea fericirii dacă este plină de idei elevate. În plus, credinciosul va trebui să atace minciunile duhurilor rele. Orice sugestie venită din partea vrăjmașului trebuie să fie confruntată fără șovăire cu adevărul Bibliei. Îndoielilor trebuie să li se răspundă cu texte ale credinței, disperării cu cuvintele nădejdii, fricii trebuie să îi se pună cuvinte de pace.
Dacă nu cunoaște versetul potrivit, să se roage pentru călăuzire. Dacă va recunoaște că vreun lucru provine de la dușmanii lui, atunci trebuie să le spună: aceasta este minciuna satanei, iar eu refuz să o primesc. Biruința se obține prin mânuirea sabiei Duhului. În timpul luptei, să nu uite nicio clipă poziția crucii. Va trebui să se bizuie pe Romani 6:11, socotindu-se mort față de păcat, dar viu față de Dumnezeu în Hristos. El a murit deja și, prin urmare, a fost izbăvit de vechea sa natură. Duhurile rele nu mai pot face nimic în viața sa, întrucât terenul pe care le dețineau înainte le-a fost răpit de către cruce. De fiecare dată când un creștin își exercită mintea și îi se împotrivește diavolului, el se bizuie întru totul pe ceea ce a înfăptuit crucea. El înțelege că moartea sa împreună cu Domnul este un fapt împlinit, o realitate. Prin urmare, el va rămâne ancorat pe temelia acestei realități, ocupând cu îndrăzneală această poziție înaintea vrăjmașului. El a murit. Duhurile rele nu dețin nicio autoritate asupra unui mort. Faraon n-a mai putut să le facă niciun rău copiilor lui Israel când aceștia erau de cealaltă parte a Mării Roșii. Odihna creștinului în moartea Domnului îi conferă un imens avantaj. Libertate și înnoire. Pe măsură ce credinciosul recuperează terenul, centimetru cu centimetru, efectele nu vor întârzia să se arate. Deși la început s-ar putea ca situația să ia o turnură negativă, în timp ce el va încerca să-și revină, totuși, dacă va persista, va putea vedea cum vrăjmașul își va pierde tot mai mult puterea. Diverse simptome vor înceta să se manifeste pe măsură ce se va recupera tot mai mult teren. El va percepe cum mintea sa, împreună cu memoria, imaginația și forțele rațiunii vor deveni tot mai libere pentru ca el să se poată din nou folosi de ele. Dar va trebui să se păzească de un pericol, anume faptul că ar putea cădea într-o stare de mulțumire de sine, încetând să mai lupte până la capăt, până ce fiecare porțiune a terenului pierdut a fost din nou recucerită. Și astfel, el le va lăsa duhurilor rele un punct de sprijin ca să poată penetra în cadrul unui viitor atac. Credinciosul va trebui să-și recupereze suveranitatea, ajungând să fie complet emancipat. Dacă va rămâne ferm ancorat în cruce, exercitându-și mintea ca să se opună uzurpației vrăjmașului, atunci curând va fi complet izbăvit. Va deveni stăpân pe viața sa mentală. Să recapitulăm, pe scurt, fazele procesului de trecere de la pasivitate la eliberare. 1. Inițial, mintea creștinului era normală. 2. El a căzut în pasivitate din pricina faptului că a dorit ca Dumnezeu să se folosească de mintea sa. 3. El a fost amăgit să creadă că acum posedă o minte nouă. 4. În realitate, el s-a coborât sub nivelul normalității în urma atacurilor duhurilor rele. 5. Mintea sa a devenit tot mai slabă și mai lipsită de putere. 6. El se luptă acum să recupereze terenul pierdut. 7. Mintea sa pare să fi devenit tot mai coruptă, mai dezorientată decât oricând. 8. De fapt, el este în curs de a-și redobândi libertatea. 9. El insistă asupra exprimării suveranității sale, fiind hotărât să-și revină din pasivitate. 10. Pasivitatea este revocată, iar el își revine din declin. 11. Păstrându-și voința, el nu numai că a reușit ca ulterior să-și păstreze normalitatea, dar, în plus, 12. Mintea sa este atât de mult recuperată, încât acum este în stare să facă ceea ce nu putea face înainte. Trebuie să înțelegem că o minte înnoită este mult mai profundă decât o minte pur și simplu eliberată. A recupera fortărețele pierdute datorită pasivității și faptului că a crezut minciunile vrăjmașului înseamnă doar a recuceri ceea ce era pierdut, dar a fi înnoit cuprinde nu doar restaurarea a ceea ce s-a cedat, ci și luarea în primirea unui lucru mult mai înalt decât a avut creștinul înainte. A ți se înnoi mintea înseamnă a atinge cel mai înalt grad de posibilitate pe care l-a rânduit Dumnezeu pentru mintea credinciosului. Dumnezeu dorește ca mintea credinciosului să fie nu doar descătușată de sub puterea întunericului, prin faptul că devine total stăpână pe ea însăși, ci, pe lângă aceasta, să fie înnoită
ca să poată coopera deplin cu Duhul Sfânt. Dumnezeu vrea ca mintea să fie plină de lumină, înțelepciune și pricepere, toate închipuirile și raționamentele ei fiind purificate și aduse la ascultarea desăvârșită de voia lui Dumnezeu. Prin urmare, să nu ne mulțumim doar cu biruințe mici. Legile minții. Având de acum mintea înnoită, copilul lui Dumnezeu se va minuna de forța care rezidă din ea, căci el a fost emancipat și smuls din activități anevoioase și neesențiale. Capacitatea sa de a se concentra a devenit mult mai acută, înțelegerea sa mai pătrunzătoare, memoria sa mai alertă, capacitatea de a raționa mult mai explicită, iar privirea de ansamblu mai puțin obstrucționată. Munca lui de acum va fi mai eficientă, va gândi mai cuprinzător și va prinde gândul exprimat de alții mult mai ușor. În plus, va primi cunoștințele spirituale cu o minte deschisă, deoarece acum a fost eliberat de limbajul propriei sale experiențe meschine, dându-i se intrare liberă în lumea fără hotare a cunoștinței spirituale. Toate prejudecățile și ideile preconcepute cu privire la lucrarea lui Dumnezeu au fost înlăturate, permițându-i seminții sale să desfășoare lucrarea ce înainte era imposibil să o realizeze și să poarte răspunderi de 2-3 ori mai mari decât putea purta în trecut. Motivul pentru care mintea credinciosului este atât de lipsită de eficiență în zilele noastre este faptul că ea nu a fost înnoită, dar chiar și după ce a fost înnoită, nu există nicio garanție că nu va fi din nou hărțuită de vechea mentalitate. Dacă un creștin nu se opune cu toată tăria modului tradițional de a gândi, inconștient va reveni la vechea mentalitate. După cum va trebui să se lepede zilnic de lucrarea firii și să urmeze călăuzirea Duhului, tot așa el va trebui să se împotrivească vechiului mod de a gândi, gândind zilnic potrivit cu mintea sa înnoită. O asemenea vigilență este absolut esențială. Almiteri el va reveni la vechea sa stare. Pericolul regresiei este mult prea real în viața spirituală. Dacă un copil al lui Dumnezeu nu veghează după ce i-a fost înnoită mintea, încă este posibil să creadă minciuna vrăjmașului pentru ca, prin intermediul pasivității, să-i cedeze înapoi teren. Pentru a-și păstra mintea într-o permanentă stare de înnoire, aceasta fiind înnoită zilnic, creștinul va trebui să-și însușească legile care o guvernează. După cum Duhul își are legile sale, tot așa și mintea le are pe ale sale. Vom menționa câteva dintre acestea care, dacă vor fi puse în aplicare de credincios, îi vor asigura biruința. Mintea conlucrând cu Duhul. Analizând procesul simplu, discernământ, înțelegere, înfăptuire, ce are loc în mintea unui creștin spiritual, vom putea identifica trei faze. 1. Duhul Sfânt dezvăluie voia lui Dumnezeu în Duhul omului pentru ca acesta să o cunoască. 2. Prin mintea sa, el înțelege sensul acestei revelații. Și 3. Cu voința sa, el își angrenează forțele spirituale pentru a da trupului tăria necesară să ducă la îndeplinire voia lui Dumnezeu. Nimic din viața cuiva nu este mai aproape de Duhul său decât mintea sa. Știm că ea este mecanismul prin care ne însușim cunoștințe în domeniul intelectual și material, în timp ce Duhul este elementul prin care percepem realitățile din domeniul spiritual. Un creștin cunoaște toate lucrurile cu privire la el însuși prin intermediul intelectului, pe când lucrurile privitoare la Dumnezeu le cunoaște prin intermediul Duhului. Ambele sunt organe ale cunoașterii, de unde și relația mult mai apropiată dintre ele vis-a-vis de relația dintre alte organe. În umblarea după călăuzirea Duhului, vom constata că mintea este cel mai bun ajutor al Duhului. Prin urmare, este nevoie să înțelegem cum conlucrează aceste două elemente. Biblia se referă cât se poate de explicit la coordonarea Duhului cu activitățile minții. Și mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duh de înțelepciune și revelație în cunoașterea Lui și să vă lumineze ochii inimii ca să cunoașteți care este nădejdea chemării Lui, care este bogăția slavei moștenirii Lui în sfinți.
Efeseni, capitolul 1, versetele 17 și 18. Am explicat deja sensul expresiei un duh de înțelepciune și revelație. Înseamnă că Dumnezeu se face pe sine și voia sa cunoscute nouă, dăruindu-ne revelație în duhul nostru. Dar acum dorim să scoatem în evidență cum conlucrează revelația obținută pe cale intuitivă în duhul nostru cu mintea noastră. Ochii inimii este o referire figurativă la organul rațiunii și al înțelegerii, adică la mintea noastră. În textul citat, termenii a cunoaște și cunoaștere sunt folosiți de două ori pentru a transmite două noțiuni distincte. Prima este aceea a unei cunoașteri intuitive, a doua o cunoaștere sau o pricepere mentală. Duhul de revelație sălășluiește în străfundul ființei noastre. Dumnezeu se descopere pe sine Duhului nostru ca să-L putem aprofunda prin intuiția noastră. Dar până aici avem de-a face doar cu o cunoaștere intuitivă, adică omul din lăuntru cunoaște, în timp ce omul din afară rămâne în necunoștință. Transmiterea către omul din lăuntru a ceea ce îi este deja cunoscut omului din lăuntru constituie o fază indispensabilă care, dacă lipsește, va împiedica acea conlucrare dintre omul din lăuntru și omul din afară. Așadar, cum se transmite această cunoaștere? Scriptura ne informează că Duhul nostru va lumina facultatea noastră mentală, învrednicind-o să înțeleagă sensul revelației dăruite în intuiția noastră. Întrucât omul nostru din afară depinde de minte pentru a putea înțelege, Duhul trebuie să transmită minții ceea ce cunoaște pe cale intuitivă, pentru ca acesta să poată pune mesajul la dispoziția întregii ființe, învrednicindu-l astfel pe copilul Domnului să umble după călăuzirea Duhului. Mai întâi, ajungem să cunoaștem voia lui Dumnezeu în intuiția noastră, după care intelectul ne tălmăcește acea voință. Duhul Sfânt lucrează în Duhul nostru, producând în noi percepția spirituală. Apoi facem apel la creier pentru a studia și a înțelege sensul acestei percepții. Este nevoie de cooperarea dublă a Duhului și a minții ca să înțelegem pe deplin voia lui Dumnezeu. Duhul îl învrednicește pe omul nostru lăuntric să cunoască, pe când mintea îl determină pe omul din afară să înțeleagă. Această cooperare se realizează într-o secundă, deși ia mai mult timp ca să fie redată în cuvinte, cu toc și cerneală. Cele două elemente operează ca două benzi. Într-o clipeală de ochi, Duhul deja i-a transmis minții ceea ce a văzut. Toate revelațiile vin de la Duhul Sfânt, fiind primite nu de minte, ci de Duhul omului, pentru ca omul să cunoască prin intuiție. Ele sunt apoi studiate și percepute prin facultățile mentale. Trebuie să ne opunem fără șovăire, să permitem minții să servească drept vehicul principal pentru receptarea voii lui Dumnezeu, dar nu trebuie să o îngrădim de a servi drept aparat secundar pentru înțelegerea acestei voi. Un creștin carnal sau firesc confundă gândul minții luându-l drept etalon al conduitei sale, deoarece nu a învățat cum să umble călăuzit de Duhul. Un creștin spiritual se lasă călăuzit de Duhul, dar în același timp permite minții sale să priceapă ce vrea să spună mintea. În călăuzirea autentică, aceste două elemente sunt una. În mod obișnuit, călăuzirea Duhului se opune acestui proces pe care oamenii îl numesc rațiune, dar, în cazul persoanei a cărei putere de a raționa a fost înnoită, rațiunea aceasta lucrează împreună cu Duhul său și astfel călăuzirea sa îi se pare perfect logică rațiunii sale. Dar raționalitatea persoanei, ale cărei om lăuntru nu a atins această poziție elevată, se va opune de cele mai multe ori călăuzirii Duhului. Am observat la Efeseni 1 cum Duhul vine în sprijinul minții. Când primește revelație de la Dumnezeu, Duhul credinciosului luminează intelectul. Mintea unui om spiritual nu se bizuie pe viața naturală, ci depinde de luminarea pe care o aduce lumina revărsată de Duh. Almiteri, ea alunecă în întuneric. O mentalitate înnoită trebuie să fie îndrumată de lumina Duhului. Aceasta explică de ce este posibil ca gândurile cuiva să fie încălcite și întreaga sa ființă să fie împrăștiată, dacă omul său lăuntric este blocat de duhuri rele.
Creierul unui om spiritual este susținut de către Duh, dar dacă acesta este sub stare de asediu, puterea sa nu poate pătrunde direct până la creier, mintea pierzându-și întrucâtva controlul. Păstrarea acestor două elemente în relația lor corespunzătoare necesită o stare de veghere, ca nu cumva Duhul nostru să fie asediat de duhurile rele și să determine mintea noastră să renunțe la funcționarea sa normală. Mintea unui credincios este organul prin care se exprimă Duhul Sfânt. Cum se exprimă cel care locuiește în Duhul omului? El nu se mulțumește doar cu faptul că omul crede că el sălășluiește în Duhul său. Țelul său este să se manifeste prin om în așa fel încât și alții să le poată avea. Există o sumedenie de lucruri pentru care Duhul Sfânt reclamă cooperarea omului. Nu este de ajuns ca el să locuiască în Duhul omului, ci Duhul Sfânt dorește să se exprime prin Duhul omului, iar organul care exprimă Duhul omului este mintea. Când aceasta este obstrucționată, Duhul va fi privat de mijlocul său de exprimare și, în acest caz, Duhul lui Dumnezeu nu se mai poate revărsa din lăuntrul omului către alții. Mai mult, avem nevoie de minte pentru a citi sensul cunoștinței noastre intuitive, deschizând astfel calea pentru ca Dumnezeu să ne poată transmite gândul său. Dacă mentalitatea noastră este îngustă și nechipzuită, Duhul Sfânt se găsește în situația de a nu putea avea părtășie cu noi în modul în care ar dori. Mintea, Duhul și o minte spirituală. Cu cât devine mai spiritual un copil al lui Dumnezeu, cu atât mai conștient va fi de importanța de a umbla călăuzit de Duhul și de pericolele care îl pândesc atunci când umblă după călăuzirea firii vechi. Dar cum va umbla el practic călăuzit de Duhul? Răspunsul pe care ni-l dă Romani, capitolul 8, este să ținem cont de Duh și să avem o minte spirituală. Într-adevăr, cei care trăiesc după îndemnurile firii pământești umblă după lucrurile firii pământești, pe când cei care trăiesc după îndemnurile Duhului umblă după lucrurile Duhului. Și umblarea după lucrurile firii pământești este moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace. Romani, capitolul 8, versetele 5 și 6. A umbla după îndemnurile Duhului înseamnă a avea o minte axată pe lucrurile Duhului, de asemenea înseamnă ca Duhul să stăpânească mintea. Cei care acționează după îndemnurile Duhului nu sunt alții decât cei care se ocupă cu lucrurile omului lăuntric, mintea lor fiind astfel spirituală. Umblarea după îndemnurile Duhului nu face altceva decât să demonstreze că o minte aflată sub controlul Duhului se axează pe lucrurile Duhului. Aceasta presupune că mentalitatea noastră a fost înnoită, devenind stăpânită de Duh și astfel capabilă să depisteze orice mișcare și orice tăcere din Duh. Vedem aici, din nou, relația dintre aceste componente. Cei care trăiesc după îndemnurile firii pământești umblă după lucrurile firii pământești, pe când cei care trăiesc după îndemnurile Duhului umblă după lucrările Duhului. Capul omului este capabil de a se lăsa călăuzit atât de fire cât și de Duh. Facultatea noastră mentală se află între Duh și trup. Tot ce decide mintea să urmeze, după aceasta va umbla omul. Dacă mintea se ocupă cu carnea, atunci după carne vom umbla. Și invers, dacă se axează pe Duh, vom umbla după călăuzirea Duhului. Prin urmare, este nevoie să ne întrebăm dacă umblăm sau nu călăuziți de Duhul. De fapt, nu trebuie să facem altceva decât să ne întrebăm dacă ținem cont de Duhul, adică dacă suntem sensibili să sesizăm fie mișcarea acestuia, fie tăcerea sa. Nu este posibil să ne concentrăm asupra lucrărilor cărnii și totuși să umblăm după călăuzirea Duhului. Pe ce este axată mintea, pe aceasta vom fi axați și noi. Este o lege inexorabilă. Ce gândește mintea noastră? Ce observă în experiența de zi cu zi? Cui vom da ascultare? Ascultăm noi de omul din lăuntru sau de carne? Fiind ocupați cu lucrurile Duhului, vom deveni oameni spirituali, pe când a ne ocupa de lucrurile firii vechi înseamnă a deveni oameni firești. Dacă mintea noastră nu este guvernată de Duhul, atunci negreșit va fi guvernată de fire, iar dacă nu este călăuzită de cer,
atunci înseamnă că este călăuzită de pământ. Dacă nu este dirijată de sus, atunci înseamnă că este dirijată de jos. Urmarea călăuzirii Duhului aduce viață și pace, pe când urmarea îndemnurilor cărnii aduce moarte. Din punctul de vedere al lui Dumnezeu, nimic ce izvorăște din fire sau din carne nu are vreo valoare spirituală. Un credincios este capabil de a trăi în moarte, cu toate că el posedă viața. De ce este atât de important pentru o viață trăită după îndemnurile Duhului să se ocupe de realitățile Duhului? Deoarece aceasta este condiția cea mai evidentă pentru a ne asigura călăuzirea în Duhul. O, ce mulți sunt acei copii ai lui Dumnezeu care așteaptă ca El să le aranjeze împrejurările, în timp ce ei neglijează nevoia de a da ascultare glasului Duhului. Cu alte cuvinte, ei nu țin deloc seama de șoapta din străfundul ființei lor. Adesea Dumnezeu, care deja locuiește în noi, ne-a călăuzit în Duhul nostru și totuși, din pricina facultății noastre mentale tocite, noi nu apreciem la justa valoare acest privilegiu enorm. Cu adevărat, Dumnezeu a dat intuiției noastre revelație, dar intelectul nostru este ocupat cu o sumedenie de alte lucruri decât mișcarea Duhului. În aceste momente, noi ne neglijăm percepția noastră spirituală. Uneori, Duhul nostru este normal, dar mintea noastră dă greș și astfel suntem împiedicați de a da curs îndemnurilor Duhului. Tot ce se exprimă prin intuiție este delicat, blând și fin. Dacă nu ne-am făcut obiceiul de a ține cont de realitățile sale, cum vom putea cunoaște gândul Duhului umblând după călăuzirea sa? Mintea noastră trebuie să vegheze ca un străjer, oricând gata să se sezizeze mișcarea din interiorul omului lăuntric, pentru ca omul nostru din afară să se muleze cu ușurință după acesta. Toate călăuzirile de la Dumnezeu sunt transmise prin intermediul acestor senzații delicate din lăuntrul Duhului. Dumnezeu nu recurge niciodată la ceva de felul unui sentiment copleșitor care să-l forțeze pe om să se supună. Întotdeauna El ne dă posibilitatea de a opta. Tot ce ne este impus nu vine de la Dumnezeu, ci este lucrarea duhurilor rele. Duhul Sfânt nu va lucra până ce nu vom fi întrunit mai întâi condițiile esențiale pentru ca El să poată lucra. De aici rezultă că ni se cere mai mult decât pur și simplu a aștepta călăuzirea lui Dumnezeu. Duhul nostru și mintea noastră trebuie să funcționeze colaborând activ cu Duhul Sfânt și, în același timp, folosind omul nostru din afară pentru a urmări mișcarea sau tăcerea din Duhul nostru. O minte deschisă. Pe lângă revelația pe care o primim în mod nemijlocit de la Dumnezeu, adesea adevărul ne este transmis și prin cuvântul vestit de alți copii ai lui Dumnezeu. Acest adevăr este primit mai întâi în intelect, după care ajunge în duh. Întrucât luăm contactul cu rostirile sau scrierile altora prin intermediul minții, este practic imposibil să pătrundă un astfel de adevăr în viața noastră în alt mod decât prin canalul minții. Prin urmare, o minte deschisă este de o importanță extraordinar de mare pentru viața noastră spirituală. În condițiile în care creierul nostru este plin de prejudecăți față de adevăr sau față de predicator, adevărul nu va pătrunde în el, după cum nu se va repercuta asupra vieții noastre. Nici nu este de mirare că unii credincioși nu beneficiază de niciun ajutor, de vreme ce au decis deja ce vor citi și ce vor studia. Dacă un creștin este la curent cu procesul prin care adevărul este tradus în viață, el va aprecia cât de important este ca mintea sa să fie neîngrădită. Adevărul este înțeles inițial de către minte, apoi el pătrunde în duh, stârnindu-l și, în fine, adevărul se va manifesta în trăirea practică. O minte închisă va împiedica pătrunderea adevărului în duh. O mentalitate închisă este una dominată de prejudecată. Ea se va opune și va critica orice chestiune care diferă de propriile sale idei, ideile sale devenind norma pentru stabilirea adevărului. Orice nu corespunde cu norma sa nu poate constitui adevăr, conform acestui principiu. Dar o atare mentalitate împiedică multe din adevărurile lui Dumnezeu să pătrundă în om. În consecință, ea va dăuna vieții spirituale a credinciosului.
mulți sfinți cu multă experiență pot depune mărturie despre necesitatea unei minți lipsite de prejudecăți pentru ca adevărul să poată fi revelat. Adesea ni s-a transmis suficient adevăr, dar noi pur și simplu nu l-am înțeles din pricina absenței acelei minți deschise. O, câți ani îi trebuie lui Dumnezeu ca să înlăture toate obstacolele din calea acceptării de către noi a adevărului. O mentalitate neobstrucționată, conjugată cu un duh liber, ne va fi de cel mai mare folos în cunoașterea adevărului. Dacă mintea este deschisă, individul va percepe în curând cât de prețios este un adevăr care, la început, i se părea șters, dar acum este iluminat de lumina Duhului. Iată cum privește adesea un copil al lui Dumnezeu adevărul. La început îi se pare cu totul lipsit de sens. După o vreme însă, lumina Duhului strălucește asupra minții sale, învrednicindu-l să înțeleagă în profunzime acel adevăr. Deși s-ar putea să nu dispună de cuvintele potrivite pentru a-l explica, totuși, în plan lăuntric, el l-a înțeles perfect. O minte deschisă permite adevărului să pătrundă, dar iluminarea pe care o face lumina Duhului face ca acel adevăr să fie de folos. O minte controlată. Fiecare parte a vieții creștinului trebuie să fie adusă sub stăpânire. Aceasta cuprinde și mintea, chiar și după ce a fost înnoită. Nu avem voie să scăpăm din mâini hățurile, ca nu cumva duhurile rele să profite. Să nu uităm că la originea oricărei acțiuni se află un gând. O mică neatenție într-o privință va duce la izbucnirea păcatului în alta. O idee sădită va da în cele din urmă roade, indiferent cât timp îi va trebui să se dezvolte. Putem fi siguri că toate păcatele noastre conștiente și inconștiente își au originea în acei germeni care i-am lăsat să fie sădiți acolo. Dacă o idee păcătoasă este lăsată să persiste în capul nostru, atunci, după o vreme, poate chiar și după câțiva ani, ea va duce la comiterea unei fapte păcătoase. Să presupunem, de pildă, că am conceput un gând împotriva altui frate. Dacă acest gând nu va fi eliminat și curățit imediat, în cele din urmă își va produce rodul urât mirositor. Creștinul trebuie să se ocupe cu toată tăria de gândurile sale, căci dacă va scăpa de sub control viața sa mentală, nu va mai avea stăpânire asupra niciunui lucru, drept care Apostolul Petru ne îndeamnă să ne încingem coapsele minții, aceasta însemnând că trebuie să ne reglăm controlul asupra tuturor gândurilor noastre, nelăsându-le niciodată să ne scape de sub control. Țelul urmărit de Dumnezeu este să facă orice gând rob ascultării de Hristos. Aceasta înseamnă că trebuie să examinăm cu atenție orice gând în lumina lui Dumnezeu, nepermițând nici unuia să scape atenției sau judecății noastre. Indiferent despre ce idee ar fi vorba, ea trebuie examinată și controlată. Dobândind controlul asupra vieții sale mentale, creștinul nu are voie să permită niciunui gând nepotrivit să mai rămână acolo. Orice lucru nepotrivit trebuie dat afară. Mai mult, el nu are voie să-și lase mintea să-l încezească. Orice chestiune trebuie cântărită cu atenție pentru ca el să poată fi un om cu scaun la cap, o persoană spirituală. Nu trebuie să-i permită minții să o ia razna sau să rătăcească în voie pentru ca nu cumva prin aceasta să li se permită duhurilor rele să-și desfășoare lucrarea. Nu trebuie ca mintea să se lase pe tânjală, să fie inactivă. Mai degrabă, întotdeauna trebuie să fie activă, să funcționeze corespunzător. Chiar și după ce creștinul a primit revelația în duh, va trebui să-și exercite intelectul pentru a examina, atesta și stabili dacă acest lucru vine de la Dumnezeu sau de la el însuși. De asemenea, va trebui să afle dacă prin trecerea la vreo acțiune va urma întru totul călăuzirea duhului și va respecta timpul stabilit de Dumnezeu, sau, dacă, dimpotrivă, acolo s-a interferat și un element al său. O asemenea activitate mentală va ajuta Duhul să clarifice revelația primită în intuiția sa și să afle dacă există discrepanțe. Orice gând care se axează pe eul propriu ne împiedică să cunoaștem voia lui Dumnezeu. Numai ceea ce zădărnicește lucrarea eului va avea rod. Dumnezeu nu dorește niciodată ca noi să mergem orbește, ci El insistă ca noi să cunoaștem gândul Său și să-L aprofundăm cu luciditate. Tot ce este lipsit de claritate este înșelător.
Când mintea funcționează, aveți grijă să nu facă acest lucru de una singură, adică să nu o lăsați să opereze independent de conducerea Duhului. O minte eliberată de eul propriu va ajuta creștinul să înțeleagă voia lui Dumnezeu, pe când o minte independentă nu face altceva decât să scoată în afară stricăciunea firii vechi. De pildă, mulți cercetează scripturile cu creierul, bizuindu-se pe capacitățile lor intelectuale, dar adevărul pe care ei pretind că îl cunosc este doar în capul lor. O asemenea acțiune mentală este cât se poate de periculoasă, deoarece nu realizează nimic în viața creștinului, decât să-i furnizeze câteva gânduri suplimentare și, prin aceasta, să-i dea temei să continue pentru a se lăuda. Fără șovăire, trebuie să respingem orice adevăruri care sunt doar mentale, deoarece atari cunoștințe îi dau lui Satan prilejul să lucreze. Trebuie să ne înfrânăm orice dorință care are ca scop unic dobândirea de cunoștințe intelectuale. Creierul trebuie să funcționeze, dar mai trebuie să se și odihnească. Dacă un credincios i-ar permite să lucreze în continuu, fără niciun pic de odihnă, în cele din urmă s-ar îmbolnăvi asemenea trupului. Credinciosul trebuie să-și regleze activitatea, neîngăduindu-și să fie prea activ și astfel să-și piardă controlul. Înfrângerea lui Ilie pe când se afla sub ienupăr s-a datorat activității excesive a minții sale. Creștinul are datoria să păstreze mintea sa mereu înconjurată de pacea lui Dumnezeu. Pe cel cu inima statornică în tine, tu-l păstrezi într-o pace desăvârșită, remarcă Isaia, deoarece el se încrede în tine. Isaia 26:3. Un creier fără astâmpăr este un creier tulburat, ce aduce prejudicii atât vieții spirituale, cât și slujbei spirituale. Pe mulți i-a adus în diverse stări de rătăcire. O minte lipsită de pace nu poate să funcționeze normal, de aici și îndemnul apostolului să nu ne îngrijorăm cu privire la nimic. Dă-i lui Dumnezeu toate gândurile tale de îngrijorare, de îndată ce au încolțit în mintea ta. Lasă ca pacea lui Dumnezeu să-ți domine și să-ți păzească inima și mintea. Dar Pavel ne mai îndeamnă să ne punem inimile la lucru, adică să nu le lăsăm să trândăvească. Încolo, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însuflețească. Gândiți-vă la aceste lucruri. Filipeni 4:8. Mintea nu are voie să fie guvernată de emoții, ci trebuie să se odihnească în liniște în Dumnezeu și să lucreze prin credință. Acesta este sensul unei minți sănătoase pe care apostolul Pavel ne învață să o cultivăm. Un credincios trebuie să urmeze intuiția Duhului său. El trebuie să lase ca domnia lui Dumnezeu etalonul său cu privire la ceea ce este bine și ce e rău, să-și dea verdictul în orice situație. Capul trebuie ținut într-o stare de umilință. Un gând semeț ne va duce însă foarte repede în rătăcire. Orice idee de neprihănire de sine, de importanță de sine sau de suficiență de sine poate să ne ducă în rătăcire. Unii posedă un fond vast de cunoștințe, dar se înșală singuri, din pricina faptului că se gândesc prea mult și prea elogios la ei înșiși. Oricine dorește sincer să-L slujească pe Dumnezeu, trebuie să facă acest lucru cu toată smerenia. Fapte 20:19. Va trebui să se lepede de orice apreciere auto-înșelătoare și să-și descopere acel loc în trupul lui Hristos pe care i-l-a rânduit Dumnezeu. O minte plină de cuvântul lui Dumnezeu. Voi pune legile mele în mintea lor. Evrei 8:10. Trebuie să citim și să memorăm cât mai mult din cuvântul lui Dumnezeu, pentru ca atunci când avem nevoie urgentă de el, să nu bâșbâim. Dacă vom citi Biblia cu sârguință, Dumnezeu va umple fiecare gând al nostru cu legile sale. Ne vom aduce aminte imediat de ceea ce spune Biblia când vom avea nevoie de lumină pe cărare. Mulți nu sunt dispuși să-și exercite mintea pentru a citi cuvântul. Acestora le place să deschidă Biblia la întâmplare după ce s-au rugat, să ia tot ce întâlnesc acolo drept venind de la Dumnezeu. Ori aceasta este o îndeletnicire cât se poate de șubredă. Dacă mintea noastră va fi plină de cuvântul lui Dumnezeu,
Duhul Sfânt va putea, prin intuiția Duhului nostru, să ne lumineze încă o dată mintea, amintindu-ne de versetul potrivit. Nu trebuie să ne spună nimeni că nu avem voie să furăm, căci știm acest lucru din cuvântul lui Dumnezeu. Acest cuvânt este deja întipărit în mintea noastră. Lucrul acesta este valabil și în alte privințe. Astfel vom fi uniți cu Biblia, în felul acesta vom putea prinde năzuința lui Dumnezeu în toate privințele. Un strigăt după o minte curățită. Creștinul trebuie să-L roage necontenit pe Dumnezeu să-i curățească viața mentală și să o păstreze proaspătă. El va trebui să-L roage pe Domnul să smulgă orice gând rău față de el și orice idei excesive, așa încât ceea ce crede el să fie cu totul și cu totul de la Dumnezeu. Rugați-vă nu doar să vă gândiți la el, ci să gândiți corect. Rugați-vă să nu izvorască niciun gând din natura voastră rea, dar, dacă totuși va izvorâ, să fie demascat și îndepărtat imediat de lumina lui Dumnezeu. Rugați-L pe Domnul să vă țină departe de tiparul vostru vechi de gândire, pentru ca biserica lui Dumnezeu să nu fie dezbinată de învățături ciudate. Rugați-L de asemenea să vă împiedice de a accepta vreo învățătură specială cu mintea care să vă despartă de ceilalți copii ai Săi. Rugați-L fierbinte să vă dăruiască unitate, să fiți într-un singur cuget cu ceilalți credincioși, iar dacă în vreo privință acest cuget unic lipsește, atunci așteptați-L cu pasiune și răbdare. Rugați-L stăruitor să nu vă lase să îmbrățișați idei sau învățături eronate în noua voastră viață. Implorați-L să vă facă să fiți morți, nu doar față de această natură rea pe care o aveți, ci și față de mentalitatea voastră rea. Rugați-L fierbinte să facă în așa fel încât gândul vostru să nu fie în vreun fel pricina dezbinării în trupul lui Hristos. Implorați-L să nu vă lase să fiți înșelați din nou. Stăruiți înaintea Lui pentru alți copii ai Lui Dumnezeu, pentru ca și ei să trăiască prin Dumnezeu, să nu se mai provoace unii pe alții, să nu se mai împrăștie, ci toți să se bucure de o singură viață și de un singur cuget. Voința credinciosului. Voința omului este organul său decizional. A dori sau a nu dori, a alege sau a nu alege, sunt doar două din multiplele alternative cu care operează voința. Este cârma cu ajutorul căreia navighează el pe marea vieții. Voința omului poate fi interpretată drept sinele său, identitatea sa, fiind o foarte fidelă reprezentare a sa. Când afirmăm, voi face cu tare sau cu tare lucru, apelăm la voința noastră, îi dăm prilejul să se manifeste. Când spunem, doresc sau am decis, iarăși avem un exemplu al voinței noastre în acțiune, ea fiind de fapt ceea care dorește și decide. Voința noastră acționează în numele întregii noastre ființe. Emoțiile noastre nu fac altceva decât să exprime ceea ce simțim. Mintea noastră pur și simplu ne spune ceea ce gândim, dar voința este cea care transmite ceea ce dorim. În consecință, este componenta cea mai importantă a ființei noastre. Este cea care definește persoana noastră. Voința este mai profundă decât emoția sau mintea. Deci, dacă dorește să crească din punct de vedere spiritual, credinciosul nu poate să-și permită să neglijeze aspectul volițional din alcătuirea ființei sale. Mulți comit greșeala de a trata religia ca și când ar fi o chestiune de emoție. Ei cred că ea are doar rolul de a alina, de a stârni emoțiile omului, îmbucurându-le. Alții insistă că religia trebuie să fie compatibilă cu rațiunea, nebizuindu-se pe emoții. Pentru această categorie de oameni, numai o religie rațională este acceptabilă. Ceea ce nu știu ambele categorii este că religia adevărată, ca atare, nu țintuiește nici emoțiile, nici rațiunea, ci dorește să dea viață Duhului omului și să-i conducă viața de așa natură, încât aceasta să fie complet predată voinței lui Dumnezeu. Dacă experiența noastră religioasă nu va produce în noi o acceptare benevolă a întregului sfat al lui Dumnezeu, atunci înseamnă că este foarte superficială. De ce folos i-ar fi unui om dacă, de-a lungul cărării sale spirituale, voința nu are talat niciun semn autentic al harului,
sau dacă voința nu este atinsă. Mântuirea adevărată și desăvârșită salvează voința omului. Tot ce nu este suficient de profund pentru a cuprinde și mântuirea voinței omului nu este altceva decât deșertăciune. Toate sentimentele plăcute și toate gândurile lucide aparțin exclusiv domeniului extern. Omul poate să experimenteze bucurie, mângâiere și pace prin credința sa în Dumnezeu. El poate să înțeleagă maestatea lui Dumnezeu și să acumuleze multe cunoștințe minunate. Dar întrebarea care se pune este: posedă el o unire autentică cu Domnul dacă voința sa nu este unită cu a lui Dumnezeu? Unirea celor două voințe constituie singura unire adevărată. În consecință, primind viață, credinciosul trebuie să fie atent nu doar la intuiția sa, ci și la voința sa. O voință liberă. Când discutăm despre om și voința sa, trebuie să ținem cont de faptul extrem de important că acesta posedă o voință liberă sau un liber arbitru. Aceasta înseamnă că omul este suveran, că dispune de o voință suverană. Prin urmare, nu trebuie să se impună un lucru cu care nu este de acord. Nu are nimeni voie să-l forțeze să facă un lucru căruia i se opune. Voința liberă înseamnă că omul este liber să opteze, să aleagă ceea ce dorește. Nu este un automat, o jucărie pe care să o acționeze alții. El răspunde de toate acțiunile sale. Voința din el deține controlul asupra tuturor chestiunilor, dinăuntru și din afara sa. El nu este guvernat automat de vreo forță externă, ci în el sălășluiește un principiu care stabilește acțiunile sale. Aceasta a fost starea omului când a fost creat de Dumnezeu. Omul pe care l-a făurit Creatorul nu a fost un automat. A nu se uita că Dumnezeu i-a spus: poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină, dar din pomul cunoștinței binelui și al răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. Geneza 2, 16 și 17. Cum i-a poruncit Dumnezeu? Dumnezeu a convins, a interzis, dar niciodată nu a făcut uz de coerciție. Dacă Adam era dispus să asculte și să nu mănânce din fructul oprit, Adam era cel care a voit așa. Dar dacă nu avea să asculte călcând porunca și mâncând, nici chiar Dumnezeu nu va vrea să-l rețină. Aceasta este voința liberă. Dumnezeu l-a însărcinat pe om cu răspunderea de a mânca sau de a nu mânca, el putând să opteze în funcție de voința sa neîngrădită. Dumnezeu nu a creat un Adam care să fie incapabil de a păcătui, de a se răzvrăti sau de a fura, întrucât dacă ar fi procedat așa, ar fi însemnat să creeze un automat. Da, Dumnezeu putea sfătui, interzice și porunci, dar responsabilitatea de a asculta sau de a nu asculta i-a aparținut lui Adam. Din dragoste pentru el, Dumnezeu i-a dat dinainte porunca. Din neprihănire, el nu l-a obligat pe om să facă ceea ce nu era dispus să facă. Pentru ca omul să asculte de Dumnezeu, este nevoie să aibă dispoziția de a face acest lucru, deoarece Dumnezeu niciodată nu-l va obliga să facă acest lucru. Desigur, Dumnezeu putea recurge la o seamă de mijloace pentru a-l face pe om să fie dispus să asculte de el. Și totuși, până când omul nu-și dă consimțământul, Dumnezeu nu intervine în viața omului, nu intră cu forța. Este un principiu cât se poate de important. Vom vedea mai târziu cum Creatorul nu încalcă niciodată acest principiu vital, în contrast cu duhurile rele, care tot timpul se fac vinovate de această încălcare. Prin aceasta vom putea face distinție între ceea ce vine de la Dumnezeu și ceea ce nu vine de la Dumnezeu. Căderea și mântuirea. Din nefericire, omenirea a căzut. Prin această prăbușire, voința neînfrânată a omului a suferit o enormă pierdere. Am putea spune că există două voințe diametral opuse în univers. Pe de o parte, avem voia sfântă și desăvârșită a lui Dumnezeu. Pe de altă parte, acesteia îi se opune voia întinată și întinătoare, voia mereu contrară a lui Satan. Iar între acestea este voia suverană, independentă și liberă a omului. Când omul ascultă de diavolul și se răzvrătește împotriva lui Dumnezeu, el pare să spună un etern nu voii lui Dumnezeu
și un necurmat da voii lui Satan, întrucât omul își exercită voința pentru a opta în favoarea voinței diavolului, voința sa este robită de diavol. Prin urmare, toate faptele sale vor fi guvernate de voința lui Satan, până când nu va ajunge să răstoarne această supunere inițială în fața voinței lui Satan, omul va rămâne indubitabil oprimat de puterea vrășmașului. În postura și condiția sa decăzută, omul este firesc, carnal. Această fire, prin care voia sa împreună cu celelalte organe este guvernată, este total coruptă. Cum ar putea oare să izvorască ceva plăcut lui Dumnezeu din această voință întunecată? Chiar și căutarea sa după Dumnezeu izvorăște din fire, fiind, prin urmare, lipsită de valoare spirituală. Da, el poate inventa multe modalități de a se închina lui Dumnezeu în epoca actuală, dar toate acestea sunt ideile sale proprii, ele nefiind altceva decât închinarea în fața voinței sale proprii, total inacceptate de Dumnezeu. Așadar, să înțelegem că dacă un om nu primește viața lui Dumnezeu și nu-l slujește din lăuntrul acelei vieți, orice slujbă adusă lui Dumnezeu, cât de mică, nu este decât lucrarea firii vechi. Intenția omului de a-l sluji, ba chiar de a suferi pentru el, este zadarnică. Înainte de a fi regenerat omul, voința sa, deși s-ar putea să fie înclinată spre bine și spre Dumnezeu, este zadarnică. Căci nu ceea ce intenționează omul să facă pentru Dumnezeu contează în ochii Domnului, ci cum dorește Dumnezeu să lucreze omul pentru Dumnezeu, iată ce contează. Omul poate concepe și iniția o sumedenie de lucrări notabile pentru Domnul. Totuși, dacă ele nu pleacă de la Dumnezeu, nu sunt altceva decât închinare în fața voinței. Principiul este valabil și cu privire la mântuire. Când omul trăiește carnal, nici măcar dorința sa de a fi mântuit nu este acceptabilă înaintea lui Dumnezeu. Citim în Evanghelia după Ioan că, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Omul nu este regenerat pentru că așa voiește el. El trebuie să se nască din Dumnezeu. În zilele noastre, creștinii aderă la conceptul greșit, conform căruia oricine dorește să fie salvat și caută calea vieții, va fi negreșit un bun ucenic al lui Hristos, căci ce poate fi mai bun decât această dorință a sa? Dar Dumnezeu afirmă că în această privință a regenerării, precum și în alte chestiuni legate de Dumnezeu, voința omului este total ineficace. Mulți copii ai lui Dumnezeu nu înțeleg de ce face Ioan 1 asersiunea că voința omului este total ineficace, când în Apocalipsa 22:17 ni se spune: celui ce îi este sete, să vină, cine vrea să ia apa vieții fără plată. Ca și când omului i-ar reveni întreaga responsabilitate pentru a-și asigura mântuirea. Apoi, desigur, avem afirmația Domnului Iisus de la Ioan 5:40: și nu vreți să veniți la mine ca să aveți viața. Din nou, responsabilitatea pentru pierzare pare să atârne de voința omului. Se poate oare ca Biblia să se contrazică? Să fie vreun sens special care să se ascundă în spatele acestor inconsecvențe? O înțelegere a acestei chestiuni ne va ajuta să apreciem ce cere Dumnezeu de la noi în viața creștină. Ne amintim că Dumnezeu dorește ca nimeni să nu piară, ci toți să vină la pocăință, pentru că El dorește ca toți oamenii să fie mântuiți și să ajungă la cunoștința adevărului. 2 Petru 3:9 și 1 Timotei 2:4. Nu se ivește nicio problemă cu privire la persoanele pe care Dumnezeu dorește să le mântuiască sau la cele pe care le va lăsa El să piară. Mai degrabă, problema care ni se pune în față este următoarea: care este atitudinea păcătosului față de voia lui Dumnezeu? Dacă omul dorește să fie creștin din pricina faptului că are o înclinație naturală spre religie, având un dispreț natural față de lume, sau fiind natural influențat de ereditate, mediu sau familie, el este tot atât de departe de Dumnezeu și de viața sa pe cât sunt și ceilalți păcătoși. Dacă păcătosul
optează să fie creștin într-un moment de exaltare sau de entuziasm, s-ar putea să nu aibă o soartă mai bună decât a celorlalți oameni. Totul se reduce la aceasta. Care este atitudinea ta față de voia lui Dumnezeu? Duhul Sfânt dorește să-i dea viață, dar este oare păcătosul dispus să se nască din nou? Voința sa este utilă doar dacă optează pentru voia lui Dumnezeu. Dar întrebarea care se pune aici, singura întrebare care trebuie pusă mai presus de oricare alta, cum reacționează voința omului față de voința lui Dumnezeu? Ați observat în ce constă deosebirea aici? Dacă un om începe să caute mântuirea pe cont propriu, înseamnă că se află mai departe pe calea pierzării. Diverși întemeietori de religii fac parte din această categorie. Dar dacă omul, când aude Evanghelia, este dispus să accepte oferta lui Dumnezeu, va fi mântuit. În primul caz, omul este cel care inițiază. În al doilea, el este pe postul de receptor. Primul voiește el însuși, pe când celălalt acceptă voia lui Dumnezeu. Ioan 1 spune că omul însuși voiește, pe când Ioan 5 și Apocalipsa 22 se referă la acceptarea de către om a voii lui Dumnezeu. Rezultă că nu este nicio contradicție între cele două. Mai degrabă aici avem o lecție de extremă importanță pe care trebuie să ne-o însușim. Dumnezeu ne instruiește că într-o chestiune atât de profundă și importantă cum este mântuirea, tot ce izvorăște din euul propriu nu poate fi acceptat de Dumnezeu, fiind din start respins. Într-adevăr, dacă dorim să înaintăm în dezvoltarea noastră spirituală, va trebui să înțelegem și să ținem cont de orice principiu vital de care s-a folosit Dumnezeu în relațiile sale cu noi atunci când am fost născuți din nou. Aceste principii inițiale ne arată cum trebuie să continuăm în viața noastră spirituală. Ceea ce am discutat adineauri constituie unul din cele mai mari dintre aceste principii. Orice izvorăște din noi, adică din firea noastră veche, este total inacceptabil înaintea lui Dumnezeu. Chiar dacă ar fi să căutăm un lucru atât de sublim și de indispensabil cum este mântuirea, eforturile noastre ar fi respinse. Lucrul de care trebuie să ținem mereu cont este că Dumnezeu se uită nu la înfățișarea unui lucru, fie bun, fie rău, fie mare, fie mic, ci vede de unde vine lucrul respectiv, care este originea sa, adică dacă vine de la Dumnezeu sau nu. În privința mântuirii, suntem salvați nu pentru că vrem să fim salvați, ci pentru că Dumnezeu vrea să ne salveze. Și tot așa este cu tot restul vieții noastre. Trebuie să vedem că, în afară de lucrurile pe care Dumnezeu dorește să le realizeze prin noi, toate celelalte realități, oricât de lăudabile ar fi, sunt total ineficace. Dacă nu ne vom însuși acest principiu de viață, în faza inițială a mântuirii, vom întâmpina nesfârșite înfrângeri după aceea. Mai mult, potrivit cu starea reală a omului, câtă vreme el este un păcătos, voința sa este răzvrătită împotriva lui Dumnezeu. De aceea, Dumnezeu trebuie să-i aducă pe oamenii la el însuși și să le dea viața nouă. Acum însă, după cum voia omului reprezintă omul însuși, căci este esența ființei sale, tot așa voia divină îl personifică pe Dumnezeu, întrucât ea reprezintă însăși viața sa. A spune că Dumnezeu va duce omul la sine înseamnă a spune că el va aduce omul la voia sa. Desigur, este nevoie de o viață întreagă să se realizeze acest lucru, dar chiar de la începutul mântuirii noastre, Dumnezeu începe să lucreze în vederea împlinirii acestui țel. De aceea, când Duhul Sfânt îl convinge și îl mustră pe cineva de păcatul său, omul acela nu are nimic de spus, chiar dacă Dumnezeu l-ar condamna să petreacă veșnicia în iad. Apoi, când omului respectiv Dumnezeu îi arată planul său sigur de mântuire prin crucea lui Iisus Hristos, omul îl va accepta cu bucurie și își va exprima disponibilitatea de a primi mântuirea lui Dumnezeu. Astfel, observăm că prima fază a mântuirii este, în esență, mântuirea voinței sale. Credința unui păcătos și acceptarea ei nu este altceva decât dorința lui de a primi apa vieții și a fi mântuit. Tot așa, opoziția și refuzul de a accepta mântuirea indică faptul că omul acesta nu vrea să vină la Domnul ca să primească viață. În consecință,
având parte de pierzare. Bătălia care se duce pentru a fi salvat, ori pentru a pieri, se duce pe tărâmul voinței omului. Căderea inițială a omului s-a datorat răzvrătirii voinței sale împotriva voinței lui Dumnezeu. Tot așa acum, mântuirea sa este realizată prin faptul că voința lui este adusă la ascultarea de Dumnezeu. Deși în momentul în care are loc nașterea din nou, voința sa nu este pe deplin unită cu Dumnezeu, totuși voința sa decăzută este înălțată prin acceptarea Domnului Iisus și lepădarea de Satan, de euul său și de lume. Crezând cuvântul lui Dumnezeu și primind Duhul său, voința sa este de asemenea înnoită. După ce un om s-a născut din nou, el primește un duh nou, o inimă nouă și o viață nouă. Voința sa primește un nou stăpân, fiind de acum înainte sub o nouă conducere, sub o nouă administrație. Dacă voința sa este ascultătoare, supusă, ea devine parte din noua viață. Dacă se împotrivește, atunci se dovedește a fi un dușman formidabil pentru noua viață. Voința înnoită este mult mai vitală decât alte componente ale sufletului. O minte poate fi dusă în eroare, iar emoțiile pot fi dezordonate, dar voința nu-și poate permite să fie greșită, căci, dacă este greșită, acest lucru va avea consecințe grave, întrucât ea este însăși esența euului omului, controlând toate celelalte organe ale omului. Dacă este greșită, voința lui Dumnezeu nu poate fi dusă la îndeplinire. O voință supusă. Ce este mântuirea? Nu este altceva decât situația în care Dumnezeu îl salvează pe om, scoțându-le din el însuși și aducându-l în Dumnezeu. Mântuirea are două fațete, o tranșare sau o tăiere și o unire. Ceea ce se tranșează este euul, iar unirea se face cu Dumnezeu. Orice lucrare care nu are drept scop izbăvirea de euul propriu și unirea cu Dumnezeu însuși nu este o mântuire autentică. Tot ce nu-l poate salva pe om de el însuși, unindu-l cu Dumnezeu, este deșertăciune. Un început cu adevărat spiritual presupune eliberarea de viața animalică și pătrunderea în viața divină. Trebuie renunțat la tot ce ține de viața creată pentru ca viața creată să se bucure de toate lucrurile în exclusivitate pentru Creator. Partea creată trebuie să dispară pentru ca să se poată arăta adevărata mântuire. Adevărata măreție de caracter nu constă în ce avem, ci în ceea ce am pierdut. Viața autentică se poate vedea doar în abandonarea euului. Dacă natura, viața și activitățile vieții create nu sunt lepădate, viața lui Dumnezeu nu are cum să se exprime. Euul nostru este adesea dușmanul vieții lui Dumnezeu. Creșterea noastră spirituală va fi mult frânată dacă nu ne-am decis să ne pierdem pe noi înșine. Ce este euul? Este foarte greu să dăm un răspuns, iar răspunsul nostru nu poate fi întru totul satisfăcător. Dar dacă am spune că euul este voința euului, nu am fi departe de adevăr. Esența omului rezidă din volițiunea sa, deoarece acesta exprimă ceea ce este, de fapt, în esență omul, ceea ce dorește el, ce voiește acesta. Înainte ca harul lui Dumnezeu să-și fi săvârșit lucrarea în om, tot ce posedă acel om, fie că este un păcătos, fie că este un sfânt, este în general contrar lui Dumnezeu. Aceasta pentru că omul aparține domeniului natural, care este diametral opus vieții lui Dumnezeu. Așadar, mântuirea este aceasta, să-l izbăvească pe om de voința sa creată, naturală, animalică, firească și emanată din euul său propriu. Să însemnăm bine acest lucru, exceptând faptul că Dumnezeu ne dăruiește o viață nouă, îndreptarea voinței noastre către El este componenta cea mai mare din cadrul mântuirii. Ba, am putea spune că Dumnezeu dăruiește viață nouă pentru ca noi să renunțăm la voința noastră, predându-i-o Lui. Evanghelia are drept scop să faciliteze unirea voinței noastre cu Dumnezeu. Tot ce este mai prejos de aceasta constituie un eșec al misiunii. Dumnezeu țintește săgeata mântuirii sale nu atât asupra emoțiilor noastre sau a minții noastre, cât a voinței noastre, căci de îndată ce a fost salvată aceasta, restul vine de la sine.
omul poate fi unit cu Dumnezeu în mintea sa până la un punct, ba poate fi de acord cu el în sentimentele sale cu privire la numeroase lucruri, dar cea mai importantă și mai desăvârșită unire este aceea a voinței sale cu voința divină. Acest acord îmbrățișează toate celelalte uniri dintre Dumnezeu și om. Tot ce este mai prejos de unirea voințelor este inadecvat. Întrucât ființa noastră în totalitate se mișcă în funcție de voința noastră, este limpede că aceasta din urmă constituie cea mai influentă componentă a omului. Chiar un organ atât de nobil, cum este Duhul, trebuie să se supună domniei voinței. Duhul nu simbolizează întregul om, deoarece nu este decât un organ pentru comunicarea cu Dumnezeu. Nici trupul nu poate să reprezinte omul în totalitatea sa, deoarece el este doar aparatul prin care omul comunică cu lumea. Dar voința întruchipează atitudinea autentică a omului, intenția și condiția sa. Este mecanismul din el care corespunde cel mai fidel omului însuși. Dar dacă această voință nu este unită cu Dumnezeu, toate celelalte uniri sunt superficiale și vagi. De îndată ce această voință dominantă a omului este unită complet cu Dumnezeu, omul este în chip spontan și deplin supus lui Dumnezeu. Unirea noastră cu Domnul are loc în două faze, unirea vieții și unirea voinței. Suntem uniți cu El în viață atunci când suntem regenerați, primind viața sa. După cum El trăiește prin Duhul Său, tot așa și noi vom trăi prin Duhul Sfânt. Aceasta este legătura trainică a vieții, indicând faptul că suntem părtași ai aceleiași vieți cu Dumnezeu. Această unire este internă, dar voința este cea care exprimă viața respectivă. În consecință, trebuie să existe o unire exterioară, adică aceea a voinței. A fi uniți cu Domnul prin voință înseamnă pur și simplu că avem aceeași voință cu El. Aceste două uniri sunt înrudite și interdependente. Cea a vieții noi este spontană, căci această viață nouă este viața lui Dumnezeu. Dar cea a voinței nu este nici atât de simplă, nici atât de spontană, deoarece voința noastră este prin excelență eul, sinele nostru. Cum am amintit deja, Dumnezeu intenționează să distrugă viața sufletului, dar nu și funcția acestuia. Astfel, când suntem uniți cu Dumnezeu în viață, El lansează o nouă lucrare pentru înnoirea sufletului nostru, componentele sale fiind puse în ordine pentru ca și sufletul să fie una cu noua noastră viață și, în consecință, una cu voința Lui. Întrucât voința noastră este ceea ce este, desigur, Dumnezeu lucrează zilnic, căutând unirea cu voința sa. Mântuirea nu poate fi întreagă până când voința omului nu va fi unită cu Dumnezeu. Având în vedere faptul că voința noastră ne reprezintă cel mai fidel, unirea noastră cu Dumnezeu nu poate fi completă fără unirea voinței noastre cu El. O lectură atentă a Scripturilor ne va dezvălui faptul că la baza tuturor păcatelor noastre stă un numitor comun, principiul neascultării. Prin neascultarea lui Adam, pierim. Prin ascultarea lui Hristos, suntem salvați. Odinioară eram fii ai neascultării. Astăzi Dumnezeu vrea să fim fii ai ascultării. Neascultarea înseamnă să-ți faci voia. Ascultarea înseamnă să te călăuzești după voia lui Dumnezeu. Scopul mântuirii divine este de a ne încuraja să ne lepădăm de voința noastră, fiind uniți cu Dumnezeu. Chiar în acest punct se ivește o mare greșeală în rândurile creștinilor din epoca modernă. Aceștia consideră că a fi spiritual înseamnă a fi cuprins de un sentiment de bucurie sau a avea cunoștințe profunde. Astfel, ei petrec mult timp tânjind după diverse senzații sau căutând să acumuleze cât mai multe cunoștințe mentale din Biblie, deoarece pe acestea le consideră foarte superioare. Între timp, bizuindu-se pe sentimentele și gândurile lor, ei săvârșesc multe lucrări bune, mărețe sau chiar remarcabile, despre care cred că trebuie să-i fie deosebit de plăcute lui Dumnezeu. Ei nu înțeleg că El nu îi întreabă ce simt sau ce gândesc. Dumnezeu nu dorește decât unirea voinței lor cu voința sa. Dumnezeu își găsește plăcerea când copiii săi doresc ceea ce dorește El
și fac ceea ce le spune el. Dacă un credincios nu se va preda necondiționat lui Dumnezeu, fiind dispus să accepte în întregime voia sa, toate celelalte lucruri etichetate drept spiritualitate, cum ar fi sentimentele de sfințenie, de fericire sau gânduri înălțătoare, nu sunt decât un spectacol exterior, ba chiar vedeniile, visele, vocile, râvna, lucrarea, activitatea și truda sunt exterioare. Dacă credinciosul nu a hotărât în voința sa să ducă la bun sfârșit alergarea pe care a rânduit-o Dumnezeu, nimic nu are valoare. Dacă suntem cu adevărat uniți cu Dumnezeu în voință, vom înceta numai decât orice activitate care purcede din noi înșine. De acum înainte, nu mai poate exista nicio acțiune independentă. Suntem morți față de euul nostru, dar vii față de Dumnezeu. Nu mai acționăm în slujba sa sub imperiul impulsurilor sau, după cum credem noi de cuviință, ci acționăm în exclusivitate abia după ce am fost mișcați de Dumnezeu. Suntem eliberați de orice mișcare a euului nostru propriu. Cu alte cuvinte, această unire este o modificare a ființei noastre, un nou început. În trecut, toate activitățile erau axate pe euul nostru, avându-l pe acesta ca punct de plecare. Astăzi, totul pornește de la Dumnezeu. El nu ne întreabă care este natura oricărei lucrări începute, ci doar atât vrea să știe. Cine a inițiat-o? Dumnezeu desconsideră orice element care nu a fost încă eliberat de euul nostru, indiferent cât de bun ar părea acesta. Mâna lui Dumnezeu. Din pricina faptului că mulți credincioși nu sunt absolut total predați voii lui Dumnezeu, el recurge la multe căi prin care să realizeze ascultarea acestora. Pe ai săi, el îi mișcă prin Duhul său și atinge cu dragostea sa, pentru ca ei să asculte doar de el, nedorind niciun lucru care se află în afara voii sale. Dar, adesea, aceste măsuri nu produc atitudinea dorită în copiii săi. Prin urmare, Dumnezeu va fi nevoit să facă apel la mâna sa pentru a-i conduce în punctul dorit de el. Mâna sa se poate vedea mai cu seamă în mediul înconjurător. Dumnezeu își pune mâna cu greutate peste copiii săi pentru a zdrobi, a sparge sau a lega, așa încât voința lor să nu se mai împietrească împotriva sa. Dumnezeu nu se lasă până când noi nu suntem pe deplin uniți cu El prin voință. Pentru a-și atinge scopul, Dumnezeu îngăduie să vină peste noi multe lucruri neplăcute. Îngăduie să ne întristăm, să gemem sau să suferim. El aranjează lucrurile în așa fel încât multe cruci practice să ne întretaie calea, pentru ca prin ele să ajungem să ne plecăm capul și să capitulăm. Evident, voia noastră este extrem de încăpățânată, refuzând să îi se supună lui Dumnezeu până ce nu a fost sever disciplinată. Supunându-ne sub mâna sa tare, acceptând de bunăvoie disciplinarea sa, voința noastră suferă încă o tăietură, fiind din nou dată morții. Iar, dacă vom continua să ne împotrivim lui Dumnezeu, ne așteaptă și mai multe strâmtorări menite să ne ducă în starea de supunere. Dumnezeu vrea să ne debaraseze de tot ce este al nostru. Toți credincioșii, după ce au fost cu adevărat regenerați, trăiesc cu impresia că fac voia lui Dumnezeu. Cel puțin unii promit fără înconjur că vor face acest lucru. Alții nutresc în taină această speranță, pentru a dovedi și a vedea dacă această promisiune sau părere este reală sau nu. Dumnezeu îi trece pe copiii săi printr-o serie de situații neplăcute. Îi lasă să sufere pierderi materiale, de sănătate, faimă, poziție sau utilitate. Ba mai mult, îi face chiar să fie văduviți de simțăminte de bucurie, de mângâiere sau de prezența lui Dumnezeu. El este nevoit să le arate că trebuie să renunțe la tot ce se află în afara voii sale. Dacă este voia lui Dumnezeu, ei trebuie să fie dispuși să accepte dureri și suferințe în trupul lor fizic. Trebuie să fie gata să îmbrățișeze starea de uscăciune, de întuneric și de răceală, dacă Dumnezeu găsește de cuviință să-i trateze astfel. Chiar dacă ar fi să-i dezlipească de tot, ba chiar și de așa numita eficacitate spirituală, ei trebuie să primească cu bucurie acest lucru.
Dumnezeu dorește ca ai săi să știe că sunt salvați nu pentru delectarea lor, ci în conformitate cu voia lui Dumnezeu. În câștiguri sau pierderi, bucurii sau întristări, conștienți de prezența lui Dumnezeu sau de respingerea sa, creștinii trebuie să aibă în vedere doar voia lui Dumnezeu. Să zicem că ar fi voia sa să ne lepede, ceea ce în realitate nu se va întâmpla niciodată. Am fi noi dispuși să acceptăm cu bucurie această lepădare? Când un păcătos se încrede pentru prima oară în Domnul, obiectivul urmărit este să ajungă în rai. Îi este îngăduit acest lucru în faza incipientă în care se află, dar după un timp în care a fost învățat de Domnul, el își dă seama că a ajuns să creadă în Dumnezeu numai și numai de dragul voii sale. Chiar dacă, crezând, ar fi să ajungă în iad, și atunci ar crede tot în Dumnezeu. Acestui credincios nu-i mai pasă de câștigul sau de pierderea sa. Dacă prin aterizarea sa în iad i s-ar aduce slavă lui Dumnezeu, el ar fi gata pentru o atare alternativă. Evident, toate acestea constituie elementele unui caz ipotetic. Dar creștinii trebuie să înțeleagă că trăiesc pe pământ nu pentru ei înșiși, ci pentru voia lui Dumnezeu. Binecuvântarea lor maximă, privilegiul lor suprem, culmea gloriei lor constă în a respinge voia coruptă a cărnii și a sângelui pentru ca să poată fi uniți cu Dumnezeu într-o împlinirea dorului inimii sale. Câștigul sau pierderea, gloria sau dezonoarea, bucuria sau durerea părții create nu merită să ne preocupe. Cu condiția ca cel prea înalt să fie satisfăcut, nu are importanță cât de mult vor fi coborâți cei smeriți. Aceasta este singura cale în care se pot pierde credincioșii pe ei înșiși pentru Dumnezeu. Două măsuri. Două măsuri se cer îndeplinite pentru a fi uniți cu Dumnezeu în voință. Prima este ca Dumnezeu să supună activitățile minții noastre, a doua este să cucerească viața voinței noastre. Adesea, voința noastră este supusă Domnului doar în anumite privințe, fapt care ne determină totuși să credem că îi suntem integral ascultători. În adâncul ființei noastre însă zace o tendință ascunsă ce se va ridica la suprafață ori de câte ori îi se va da prilejul. Intenția lui Dumnezeu nu este doar de a îngrădi activitatea voinței noastre, ci și de a sfărâma tendința sa lăuntrică, așa încât însăși calitatea ei să pară a fi fost transformată. Concret vorbind, o voință supusă și o voință armonioasă nu sunt unul și același lucru. Ascultarea se raportează la activitatea noastră, pe când armonia se raportează la viață, la natură și la tendință. Voia supusă a unui slujitor răzbate din disponibilitatea acestuia de a executa toate ordinele stăpânului său, dar un fiu care cunoaște inima tatălui său și a cărui voință este tot una cu a tatălui său, nu numai că își va face datoria, ci și o va face cu toată desfătarea. Este drept că o voință supusă va pune capăt activității sale proprii, dar o voință armonioasă va merge mai departe fiind pe aceeași lungime de undă cu inima lui Dumnezeu. Numai cei care sunt în armonie cu Dumnezeu pot aprecia inima sa. Dacă cineva nu a ajuns la această armonie perfectă între voia sa și voia lui Dumnezeu, atunci înseamnă că încă nu a experimentat culmea vieții spirituale. A fi ascultător de Domnul este într-adevăr un lucru bun, dar atunci când harul a cucerit pe deplin viața naturală, creștinul va fi cu totul acordat pe aceeași undă cu Dumnezeu. În realitate, unirea voințelor este punctul culminant al umblării spirituale a oricărui credincios. Numeroși sfinți concluzionează că deja și-au pierdut în întregime voința. Nimic nu poate fi mai departe de adevăr. Când vine clipa ispitei și sunt încercați, vor descoperi că o voință ascultătoare nu este întotdeauna o voință armonioasă și că absența împotrivirii nu înseamnă neapărat că nu mai avem voință proprie a eului. Cine este cel căruia să nu-i pese de puțin câștig, care să nu-și rețină câte ceva pentru el însuși? Care este acela care să nu dorească nici aur, nici argint, nici onoare, nici libertate, bucurie sau avantaj, poziție sau altceva de felul acesta?
poate cineva va crede că nu-i mai pasă deloc de aceste lucruri. Câtă vreme dispune de ele, poate nu-și dă seama cât de mult îl robesc acestea. Dar ia să fie pe punctul de a le pierde și să vezi ce repede va descoperi cât de mult îl țin legat. O voință supusă, ascultătoare, poate este de acord cu voia lui Dumnezeu de multe ori, dar alte ori va da o luptă aprigă între voința credinciosului și voința lui Dumnezeu. Dacă lucrarea harului său nu-și va face lucrarea desăvârșită, slabe șanse sunt ca un sfânt să izbândească. Evident, din acest punct de vedere, o voință supusă nu poate fi considerată desăvârșită. Voința, deși este înfrântă și deposedată de puterea de a se împotrivi lui Dumnezeu, încă mai are de realizat acordul cu el. Desigur, recunoaștem că a ajunge în acest punct de a fi total neputincioși de a ne împotrivi lui Dumnezeu este în sine rodul mărețului său har. Și, în mod obișnuit, vom spune că o voință supusă este deja moartă în sine. Totuși, concret vorbind, ea încă mai posedă un fir de viață care nu s-a frânt încă. Continuă să existe tendința ascunsă, admirația secretă pentru fostul fel de viață. De aceea, în anumite ocazii, se găsește în situația de a fi mai puțin bucuroasă, mai puțin arzătoare și mai puțin dispusă să asculte de Domnul decât alte ori. Deși voia lui Dumnezeu este acceptată, totuși rămâne o diferență în ce privește preferințele personale. Dacă întreaga viață a eului ar fi fost autentic și complet dată morții, atitudinea credinciosului față de fiecare componentă a voii lui Dumnezeu ar fi aceeași. Orice discrepanță de viteză, simțire de efort, vădește o lipsă de armonizare a voii cuiva cu voia lui Dumnezeu. Am putea ilustra aceste două condiții ale voii citând exemplul soției lui Lot, al izraeliților sau a profetului Balaam. Plecarea din Sodoma a soției lui Lot, exodul izraeliților din Egipt și binecuvântarea Israelului de către Balaam pot fi privite cu toate ca exemple de ascultare de voia lui Dumnezeu. Toți aceștia au fost bărbați și femei ce s-au supus voii lui Dumnezeu, refuzând să dea curs opiniilor lor. Totuși, tendințele lor lăuntrice nu au fost în armonie cu Domnul. De aici și urmarea, fiecare a sfârșit în eșec. De câte ori nu se constată că direcția pașilor noștri este cea corectă, dar în străfundul inimii noastre suntem în dezacord cu Dumnezeu. Prin urmare, în cele din urmă vom da greș. Calea biruinței. Dumnezeu nu ascultă de noi, nu ne va fi niciodată supus nouă înșine. Nimic nu-i va face plăcere decât ascultarea noastră de El, adică ascultarea de voia Sa. Oricât de nobil, măreț și indispensabil ar fi un lucru, acesta nu va putea înlocui voia lui Dumnezeu. Ceea ce dorește El să facem este voia Sa. O face El însuși și ne cere și nouă să facem la fel. Din punctul său de vedere, El vede doar stricăciune, oriunde este prezentă voia omului. Dacă faptele sunt săvârșite sub călăuzirea Duhului Sfânt, ele vor fi bune și de folos. Dar dacă aceleași fapte sunt săvârșite doar de om, valoarea lor este nulă. În consecință, punctul central îl constituie nu intenția omului, nici natura lucrului respectiv, ci doar voia lui Dumnezeu. Este primul punct de care trebuie să ținem cont. În continuare, să ne întrebăm cum poate fi acordată voia omului ca pe aceeași lungime de undă să fie și Dumnezeu. Cum va putea realiza omul transferul de la starea în care voia sa proprie stă în centrul atenției sale, la starea în care voia lui Dumnezeu se află în centrul ființei sale? Totul gravitează în jurul vieții sale naturale. Măsura în care suntem nedescădușați de sub controlul vieții sufletului stabilește măsura unirii noastre cu Dumnezeu, căci nimic nu împietează mai mult asupra acestei uniri decât energia sufletului. Cu cât mai mult este zdrobită vitalitatea sufletului, cu atât mai mult voința noastră va fi axată pe Dumnezeu. Viața nouă din noi înclină spre El, dar este depășită de viața veche a sufletului. Prin urmare, a supune morții viața sufletului este calea sigură de a cuceri piscul spiritualității. Omul aflat în afara lui Dumnezeu este pierdut, iar lucrul aflat în afara lui Dumnezeu este zadarnic.
Tot ce este în afara lui Dumnezeu vine din fire. Orice tărie sau gând în afară de gândul său este anatema. Credinciosul trebuie să se lepede de propria sa tărie, cât și de propria sa plăcere. El trebuie să se desconsidere pe sine cu totul, în toate privințele, să nu facă nimic pentru el însuși, ci să se încreadă în Dumnezeu în toate privințele, să purceadă pas cu pas după voia lui Dumnezeu, așteptând clipa rânduită de el, îndeplinind condițiile puse de el, să primească de bunăvoie de la Dumnezeu tăria sa, înțelepciunea, neprihănirea și lucrarea sa, să-l recunoască pe Dumnezeu ca sursă a tuturor lucrurilor. Doar așa se va realiza armonia. Da, aceasta este poarta îngustă și calea spinoasă. Este îngustă și spinoasă deoarece voia lui Dumnezeu trebuie să fie etalonul pentru fiecare pas pe care îl face credinciosul. Nu are decât o singură regulă de conduită, să nu poarte de grijă euului. Cea mai mică deviere de la această regulă îl va abate pe credincios de la calea cea dreaptă. Dar nu este și imposibil de realizat acest mod de viață, deoarece, pe măsură ce viața sufletului se pierde prin frângerea obiceiurilor sale, dorințelor, gusturilor și poftelor sale, nu va mai exista împotrivire față de Domnul. Ce deplorabil că atâția creștini nu au trecut niciodată prin această poartă și nu au pășit încă pe această cărare. Deși unii au intrat deja, totuși umblarea lor nu este statornică. Indiferent cât de îndelungată sau de scurtă ar fi această perioadă dificilă, numai aceasta este calea vieții. Aceasta este poarta lui Dumnezeu și calea lui Dumnezeu. Este adevărată și sigură. Oricui îi este dragă viața spirituală îmbelșugată, trebuie să fie pieton pe această cale. Pasivitatea și pericolele ei. Poporul meu pierde din lipsă de cunoștință. Osea 4:6 se aplică negreșit la vremurile în care trăim. Creștinii din zilele noastre, în general, duc lipsă de două tipuri de cunoștință. 1. Cunoștință despre condițiile în care lucrează duhurile rele și 2. Cunoștință despre principiul de viață spirituală. Ignoranța din aceste domenii le furnizează lui Satan și duhurilor rele un avantaj extraordinar de mare, făcând mult rău bisericii lui Dumnezeu. Ceea ce întristează inimile noastre este că, în timp ce această nebunie persistă, creștinii continuă să se laude că sunt familiari cu Biblia și că au belșug în viața lor. Ei nu-și dau seama că așa numitele lor cunoștințe vaste nu sunt altceva decât produse ale rațiunilor, nefiind de mare folos. Smerenia înaintea Domnului și dorința de a primi revelații de la Dumnezeu cu privire la adevărurile sale sunt aproape necunoscute. În timp ce se laudă cu bogăția cunoștințelor lor, ei se afundă tot mai adânc în nisipurile mișcătoare din care nu se mai pot smulge nici pe ei, nici pe alții. Este o scenă cu adevărat dezolantă. Legea cauzei și a efectului. Pentru orice lucru creat de Dumnezeu există o lege. Toate acțiunile sunt guvernate de legi, dar și duhurile rele operează în baza unor legi precise, una dintre acestea fiind faptul că anumite cauze vor produce anumite efecte. Dacă cineva întrunește condițiile funcționării duhurilor rele, fie că o face de bunăvoie, cum este cazul vrăjitoriilor, a mediilor sau spiritiștilor, fie inconștient, cum este cazul credinciosului, atunci înseamnă că precis le-a cedat teren să acționeze asupra sa. Observați că aici avem de-a face cu legea cauzei și a efectului. Focul arde, apa înneacă, sunt legi, nimeni nu scapă nears dacă va cădea în foc, după cum riscă să se înnece dacă va cădea în apă. Tot așa, oricine întrunește cerințele pentru funcționarea duhurilor rele va fi vătămat de ele. Concluzia este că aceeași lege a cauzei și a efectului funcționează și aici, neținând cont de faptul că persoana implicată este creștin sau nu. De îndată ce au fost întrunite condițiile propice, duhurile rele nu vor întârzia să-și facă apariția. După cum un creștin nu poate evita să fie ars sau înnecat, dacă va cădea în foc sau în apă, tot așa el nu poate evita vătămarea dacă, fără să-și dea seama, le prilejuiește duhurilor rele posibilitatea de a acționa.
focul arde tot ce este în calea sa, apa înneacă tot ce este cufundat în ea, iar duhurile rele atacă pe toți cei ce lecedează teren. Nu putem să scăpăm doar pentru că suntem copii ai lui Dumnezeu. Dacă un credincios îi dă vrăjmașului prilejul, acesta nu va ezita să-l atace. Prin urmare, care sunt condițiile ce declanșează lucrarea vrăjmașului? Prin ce va fi facilitată acțiunea sa răuvoitoare? Este o întrebare cât se poate de importantă. Biblia numește asemenea condiții drept, loc sau prilej. Am putea să le numim și teren. Prin aceasta se înțelege orice porțiune de spațiu gol, demarcat pentru uzul duhurilor rele. Locul sau termenul acesta constituie punctul lor de sprijin, capul lor de pod. Gradul invaziei este stabilit de mărimea acestui cap de pod. Duhurile rele vor începe să penetreze în om, păgân sau creștin, de îndată ce au stabilit în el un cap de pod. Tot ce le oferă duhurilor rele un prilej sau un punct de susținere, de pe baza căruia să poată ataca sau să invadeze, se poate numi teren. Dacă se cedează teren, invazia este inevitabilă. O anumită cauză va produce un anumit efect. Un creștin care cedează teren duhurilor și totuși se consideră imun la atacuri, el a fost deja amarnic înșelat de vrăjmaș. Să ne exprimăm mai pe șleau. Terenul sau teritoriul pe care îl pune credinciosul la dispoziția duhurilor rele este păcatul. Păcatul cuprinde toate felurile posibile de terenuri. Când reține păcatul în viața sa, credinciosul reține duhurile rele ce se ascund în dărătul oricărui păcat. Dar există două feluri de păcat, unul pozitiv și altul negativ. Păcatele pozitive sunt cele pe care o persoană le comite, mâinile sale săvârșesc fapte greșite, ochii văd scene nepermise, urechile aud voci nelegiuite, iar gura rostește cuvinte murdare. Acestea dau prilej duhurilor rele, într-o anumită măsură, să ia în stăpânire mâinile, ochii, urechile sau gura sfântului. Exact acel mădular care păcătuiește este cel care îl invită pe vrăjmaș să vină și să pună stăpânire pe credincios. Dacă această ocupare provine din actul păcătuirii, copilul lui Dumnezeu trebuie să se lepede fără ezitare de acel păcat pentru a recupera teritoriul pierdut. Almiteri, duhurile rele vor spori presiunea până când întreaga sa ființă va fi ocupată. Un motiv pentru care unora care au acceptat adevărul, potrivit căreia au murit împreună cu Hristos pe cruce, le vine greu să lepede păcatul care se ține lipit de ei, este faptul că, pe lângă problema firii, ei mai au și neajunsul că sunt atacați de forțele rele supranaturale. Acest gen de păcat pozitiv, care le dă duhurilor rele prilejul de a opera, este, în general, înțeles de majoritatea credincioșilor, drept care nu-l vom aborda. Să ne îndreptăm acum atenția asupra celui de-al doilea tip de păcat, cel negativ, asupra căreia persistă o serie de neînțelegeri. Întrucât se încadrează în tema voinței, ne vom ocupa de el pe larg. Concepția larg răspândită este că dacă păcatele pozitive sunt păcate, în timp ce păcatele negative nu sunt cotate drept păcate, totuși, Biblia susține că orice fără de lege pe care un om o săvârșește în mod activ este păcat. Dar este adevărat și faptul că cine știe să facă binele și nu le face, săvârșește un păcat. Iacov 4:17. Cuvântul lui Dumnezeu tratează ceea ce comite omul și ceea ce omite el drept păcat. Păcatul le oferă duhurilor rele un punct de sprijin sau un teren de lucru. Și pe lângă păcatul pozitiv, cel negativ, adică păcatul de omisiune, le oferă și el un teren duhurilor rele să-și desfășoare lucrarea. Păcatul de omisiune ce le cedează în mod special teren duhurilor rele este pasivitatea credinciosului. Atât folosirea cât și nefolosirea unui mădular al ființei constituie păcat înaintea lui Dumnezeu. Domnul ne înzestrează cu tot felul de capacități pe care avem datoria să le punem în slujba lui și să nu le lăsăm neutilizate sau să nu le utilizăm într-o manieră contrară voii sale. Dacă cineva încetează să-și exercite o porțiune a talentului său, lăsând-o să cadă în inerție, prin aceasta va da ocazie diavolului și oștirii sale să se folosească de ea.
Tocmai acesta este terenul de pe care își desfășoară ele sinistrele operații. Toți creștinii sunt la curent cu adevărul potrivit căreia păcatul constituie condiția propice pentru declanșarea atacurilor vrășmașului, dar foarte mulți dintre ei nu știu că și pasivitatea este un păcat și o condiție propice pentru ca vrășmașul să poată ataca. De îndată ce a fost cedat terenul, penetrația devine inevitabilă, suferințele neîntârziind să apară în viața credinciosului. Pasivitatea. Cauza principală a declanșării invaziei vrășmașului între păgâni și între creștinii carnali este păcatul intenționat, dar cauza principală a înșelăciunii în cazul credincioșilor predați poate fi rezumată într-un singur cuvânt: pasivitatea, adică o încetare a exercitării active a voinței, având control asupra duhului, sufletului și trupului sau asupra oricăreia din aceste elemente după caz. Organul voinței încetează să facă opțiuni și să se pronunțe asupra chestiunilor care îi sunt supuse judecății. Termenul pasivitate poate fi definit drept opusul activității, iar, în cazul experienței credinciosului, înseamnă pe scurt: 1. Pierderea controlului de sine prin faptul că persoana respectivă nu mai are în stăpânire vreunul sau toate compartimentele ființei sale și 2. Pierderea acelui liber arbitru, deci a libertății voinței, în sensul că persoana respectivă nu-și mai exercită voința ca principiul călăuzitor de control personal, în armonie cu voia lui Dumnezeu. Pasivitatea unui sfânt rezultă în urma neutilizării diverselor sale talente. Astfel, deși are gură, refuză să vorbească, deoarece speră că Duhul Sfânt va vorbi prin ea. Are mâini, dar nu le folosește, deoarece așteaptă ca Dumnezeu să o facă. El nu-și exercită nicio componentă a persoanei sale, așteptând mai degrabă ca Dumnezeu să intervină. El se consideră pe deplin predat lui Dumnezeu. Prin urmare, el nu va mai folosi nicio componentă a ființei sale. Astfel, el va cădea în inerție, care, la rândul ei, ridică stăvilarul pătrunderii, amăgirii și a invaziei. După ce și-au însușit învățătura unirii lor cu voia lui Dumnezeu, creștinii adesea elaborează o concepție greșită cu privire la ceea ce înseamnă această uniune. Ei o interpretează greșit, crezând că a asculta de Dumnezeu ar echivala cu pasivitate și, mai cred aceștia, că voința lor trebuie anulată, ei urmând să devină niște marionete. Ei susțin că nu trebuie să mai facă uz de volițiune sau că voința lor nu mai trebuie să aibă stăpânire asupra niciunui segment al trupului lor. Ei nu mai optează, nu mai decid, nu-și mai activează voința. La prima vedere s-ar părea că au repurtat o mare biruință, căci uite ce maleabilă și pasivă a devenit personalitatea lor de odinioară cu voința aceasta de fier. În realitate, acest credincios este slab ca apa. El nu deține nicio opinie, nu se pronunță asupra niciunui subiect, ci execută orbește ordinele. Nu-și exercită nici mintea, nici voința, nici măcar conștiința pentru a putea deosebi binele de rău, căci este o persoană care ascultă desăvârșit. Numai când el însuși este mișcat, va face vreo mișcare, ceea ce este însă exact condiția propice și invitația ca dușmanul să intervină. Căzând în această stare de inacțiune, creștinul întrerupe acum orice activitate. De fapt, tot timpul, el este într-o continuă așteptare ca vreo forță exterioară să-l antreneze și, până când nu va determina această forță să facă vreo mișcare, el va rămâne țintuit locului într-o stare de totală inactivitate. Dacă o atare stare de lucruri va fi lăsată să continue, acest creștin va constata că, uneori, când va ști că trebuie să acționeze, nu va mai putea să o facă, deoarece forța exterioară nu a venit peste el. Ba, mai mult, chiar atunci când va dori să acționeze, va constata că nu mai poate să o facă, fără această forță din afară nu mai poate face niciun pas. Voința îi este suprimată, iar el este legat. Numai atunci se va putea mișca când o forță străină va veni peste el, învrednicindu-l să acționeze. Nebunia credincioșilor. Duhurile rele profită de starea cuiva de inactivitate
pentru a-și pune în aplicare vicleșugurile, timp în care credinciosul va privi cu admirație această inerție, considerând-o adevărată ascultare de Dumnezeu și unirea desăvârșită cu voia sa. El nu-și dă seama că Dumnezeu niciodată nu ne cere să fim pasivi, că forțele întunericului sunt, de fapt, cele care l-au împins în această stare de inactivitate. Ba, mai mult, Dumnezeu vrea de la copiii săi să-și exercite voința, cooperând cu Dumnezeu. Acest lucru se subînțelege din versete cum ar fi următoarele: dacă voiește cineva să facă voia lui, va ajunge să cunoască. Ioan 7,17 și cereți orice veți vrea și vi se va da. Ioan 15,7 9. Ființelor umane, Dumnezeu ne-a dăruit o voință liberă și Dumnezeu nu trece niciodată peste această voință. Deși așteaptă de la noi să-i fim ascultători, totuși El respectă personalitatea fiecăruia. El dorește ca și noi să dorim ceea ce dorește El. El nu ne va uzurpa însă dorințele și nu va reduce volițiunea noastră la o stare de totală inactivitate, ca de moarte. El are nevoie de cooperarea noastră cea mai pozitivă și își găsește plăcerea să-L vadă pe Cel creat atingându-și culmea, adică totala libertate a voinței. Întrucât nu L-a creat pe om să asculte orbește, cum ar putea oare să-i ceară omului răscumpărat să fie un robot, acționat de El ca prin telecomandă să meargă în direcția dorită de El? Măreția lui Dumnezeu se manifestă negreșit și prin faptul că nu ne cere să ne prefacem în lemn sau piatră pentru ca să-i putem fi astfel ascultători. Calea Domnului este de a ne face să fim ascultători de bunăvoie prin lucrarea Duhului Sfânt în Duhul nostru. Dumnezeu refuză să voiască în locul nostru. Pe scurt, legea care guvernează lucrarea lui Dumnezeu și lucrarea lui Satan în om este una și aceeași. Lui Dumnezeu îi face plăcere să vadă că omul posedă o voință liberă, drept care îl creează cu o atare capacitate. Aceasta înseamnă că omenirea are puterea de a alege și de a decide în toate chestiunile care o privesc. Deși Dumnezeu este Domnul întregului univers, totuși El este dispus să se autolimiteze prin neîncălcarea voinței libere a omului. Niciodată Dumnezeu nu-l obligă pe om să-i fie loial. Tot așa și Satan este neputincios în a-i uzurpa omului vreo componentă fără să primească mai întâi consimțământul conștient sau inconștient al omului. Atât Dumnezeu cât și diavolul îi cer omului să se lase convins înainte de a putea acționa în el. Când omul dorește binele, Dumnezeu le va duce la îndeplinire, dar când omul dorește răul, Duhul cel rău îl va duce la îndeplinire. Vedem acest lucru în grădina Eden. Înainte de a fi regenerat omul, volițiunea sa este robită de Satan, nefiind prin urmare liberă, dar într-un creștin regenerat și biruitor, volițiunea sa este liberă și de aceea capabilă să aleagă ceea ce este de la Dumnezeu. Evident, Satan nu va slăbi strânsoarea, drept care va născoci tot felul de curse prin care să pună din nou stăpânire pe om. El este pe deplin conștient că nu va obține niciodată permisiunea credinciosului pe căi cinstite, drept care va recurge la vicleșuguri pentru a obține totuși consimțământul atât de necesar al credinciosului. Acum, observați un lucru. Satan trebuie să obțină permisiunea credinciosului, numai că acesta nu i-o va da niciodată de bunăvoie lui Satan. Prin urmare, diavolul este obligat să recurgă la amăgire pentru a-i smulge consimțământul. Duhurile rele nu pot intra fără asentimentul voinței omului și nu pot pătrunde decât până acolo, până unde și-a dat el aprobarea. Dacă creștinul este la fel de bine informat și familiarizat cu principiul vieții spirituale, cum este cu condițiile care fac posibilă lucrarea duhurilor rele, el nu va cădea în fața acestui pericol. Din pricina faptului că este inconștient, atât cu privire la avantajul care și-l asigură vrășmașul prin inerție, cât și cu privire la necesitatea de a avea, în viața spirituală, o voință activă care să coopereze cu Dumnezeu, el permite volițiunii sale să fie pasivă. Ceea ce trebuie să avem mereu întipărit în minte este faptul că Dumnezeu niciodată nu substituie voia omului
cu voia sa. Omul însuși trebuie să răspundă de propriile sale acțiuni. Dumnezeu nu hotărăște în locul său. Dacă duhurile rele nu operează în oamenii pasivi, atunci aproape sigur pasivitatea acestor oameni nu este altceva decât lene sau inactivitate. De obicei, cei inactivi în acest fel, adică fără participarea duhului rău, pot fi activați oricând, dar dacă vor cădea într-o pasivitate echivalentă cu a fi stăpâniți de duhurile rele, atunci nu vor putea fi activi nici dacă vor dori acest lucru. Iată dar în ce constă antiteza dintre lucrarea lui Dumnezeu și lucrarea celui rău. Deși Dumnezeu dorește ca omul să-i fie predat pe de-a întregul, El dorește de asemenea ca acesta să facă uz de toate talentele cu care a fost înzestrat pentru a coopera cu Duhul Sfânt. Pe de altă parte, Satan pretinde încetarea totală a voinței omului și a acțiunilor acestuia, pentru ca duhurile rele să poată opera în locul său. Este un contrast cât se poate de cutremurător. Dumnezeu îl cheamă pe om să opteze, să aleagă în mod activ, conștient și de bună voie, dacă va face voia sa, pentru ca duhul, sufletul și trupul să-i fie libere. În schimb, Satan îl supune pe om la coerciție, încercând să-l oblige să fie sclavul și prizonierul său pasiv. Dumnezeu îi rânduiește omului să fie autonom, îi dă libertatea de a fi stăpân pe el însuși. Dar Satan îl forțează pe om să fie marioneta sa, o păpușă pe sârmă manipulată de el. Dumnezeu niciodată nu-i cere omului să-și înceteze activitățile pentru ca el să poată lucra. În schimb, Satan îi dă ghes omului să fie pasiv și inactiv. Dumnezeu îl roagă pe om să conlucreze cu el în deplină cunoștință de cauză. Satan îi cere omului să i se supună pasiv. E drept că Dumnezeu îi cere omului să înceteze orice activitate păcătoasă, acțiune fără de care omul nu poate coopera cu Duhul Sfânt. Însă, Satan îl obligă pe om să înceteze toate activitățile, inclusiv funcționarea sufletului său, pentru ca aliații săi să poată acționa în locul omului. Omul este astfel redus la starea de mecanism, lipsit de orice responsabilitate conștientă. Groaznic este faptul că creștinii nu știu că Dumnezeu locuiește în ei și nu sunt conștienți de faptul că principiul său este la lucru în ei. Ei cred că Dumnezeu îi vrea ca pe niște pioni pe o tablă de șah pe care el să-i manevreze încolo și încoace după cum dorește. Ei simt că trebuie să fie absolut pasivi, neavând nicio putere de a opta sau de a decide, ci fiind gestionați de Dumnezeu fără ca ei să fie conștienți de aceasta. Ei au uitat că atunci când l-a creat Dumnezeu pe om, l-a înzestrat cu o voință liberă. Evident, lui Dumnezeu nu-i face plăcere când omul voiește alte lucruri decât care le voiește Domnul, dar nu i-ar face plăcere nici dacă omul ar fi să-l asculte mecanic și inconștient. Domnul își găsește desfătarea într-un om care voiește ceea ce voiește el, nevoind niciodată ca omul respectiv să devină o persoană fără voință. Multe chestiuni trebuie aduse la îndeplinire în exclusivitate de către credincioși. Sunt lucruri pe care Dumnezeu nu le va face în locul lor. Ni se propovăduiește că trebuie să predăm totul lui Dumnezeu, lăsându-L pe El să facă totul în locul nostru, că nu ar trebui să mișcăm niciun deget, nici mână, nici picior, ci că trebuie să fim predați pe de-a întregul Duhului Sfânt care locuiește în noi, pentru ca El să aranjeze totul în locul nostru, că trebuie să-L lăsăm pe Dumnezeu să ne pună în mișcare. Recunoaștem că există un sâmbure de adevăr în această învățătură, dar rătăcirea care s-a strecurat întrânsa este poate mai puternică decât adevărul. Pericolele. Este posibil ca un creștin, în ignoranța sa, să poată fi înșelat de forțele întunericului, să se rostogolească în cursa lui Satan și să împlinească condițiile care înlesnesc lucrarea acestuia. Să observăm care este ordinea evenimentelor în cadrul acestui proces, aceasta fiind extrem de importantă. 1. Ignoranța. 2. Amăgirea. 3. Pasivitatea. Și 4. Înrobirea. Ignoranța este cauza principală a acestui proces. Satana poate să înșele din pricina faptului că Sfântul nu cunoaște nici cerința Duhului Sfânt, nici principiul care stă la baza acțiunii satanice. Dacă și-ar face creștinii timp să învețe cum să coopereze cu Dumnezeu,
familiarizându-se cu procedura sa de lucru, ei n-ar accepta niciodată înșelăciunea lui Satan. Dar, odată înșelați, ei presupun că pentru ca Dumnezeu să locuiască și să lucreze în ei, ei trebuie să fie pasivi. Și astfel ei acceptă ca venind de la Dumnezeu multe manifestări supranaturale venite în realitate de la duhurile rele și astfel amăgirea se adâncește, ducând în cele din urmă la o înrobire de proporții alarmante. Este un cerc vicios, pentru că, de fiecare dată când se cedează teren, duhurile rele prind curaj ca să intre, iar după ce intră, se manifestă prin diverse activități. Ori, dacă credinciosul va interpreta greșit aceste activități, neștiind că sunt de origine satanică, le va ceda și mai mult teren duhurilor rele, de vreme ce deja a crezut în minciunile lor. Ciclul acesta se repetă de nenumărate ori, sporind zilnic gradul de penetrare a dușmanului. Odată căzut în pasivitate, dându-le astfel duhurilor rele un punct de sprijin, pericolele pot crește exponențial. După ce a alunecat cineva în inerție, încetând să mai ia decizii independente, va sucomba pasiv în fața oricărei împrejurări care se va ivi în calea sa. Va presupune că în faza aceasta, Dumnezeu este cel care ia toate hotărârile în locul său. Prin urmare, tot ce îi se cere lui este să se supună pasiv. Va crede că tot ce îi se va întâmpla vine de la Dumnezeu și că este rânduit de el, că este voia lui Dumnezeu, își spune credinciosul, deci trebuie să accepte totul fără murmur. Curând după aceea, credinciosul își va pierde orice putere de decizie în viața sa de zi cu zi. Nu va mai putea nici opta, nici iniția vreun lucru care intră în area sa de îndatoriri. În plus, îi va fi teamă să-și exprime opiniile și încă mai mult să-și exprime preferințele. Și astfel, alții vor trebui să aleagă și să decidă în locul său. O astfel de victimă a dușmanului este ca și iarba de mare, purtată de valurile spumegate. El va nădăjdui din tot sufletul că alții vor decide în locul său sau că mediul înconjurător îi va fi prielnic, pentru ca în față să-i fie deschisă o singură alternativă pe care să o urmeze, fără probleme, degrevându-l astfel de responsabilitatea de a fi nevoit să ia singur decizii. Pare să fie fericit când este obligat să facă ceva, căci aceasta îl va păzi de neliniștea care s-ar putea ivi din starea de indecizie. Preferă să fie mânat de împrejurări mai degrabă decât să fie liber să aleagă el singur împrejurările și aceasta pentru că îi este atât de teamă să ia singur o hotărâre. Căzut într-un asemenea hal de inerție, chiar cea mai mică decizie pe care trebuie să o ia devine o povară imensă. Victima caută ajutor, indiferent de unde ar veni acesta. Îi este penibil că nu știe cum să facă față situațiilor de zi cu zi. Nu pare să înțeleagă ce îi spun oamenii. Este un efort dureros să încerce să-și aducă aminte de vreun lucru. Este o adevărată agonie când n-are încotro și trebuie să ia totuși o decizie. Doar gândul la o sarcină de lucru îl terorizează. Voința sa inertă este neputincioasă în a purta o responsabilitate atât de mare. Din pricina cumplitei sale neputințe, va fi nevoit să aștepte ajutorul transmis prin mediul înconjurător sau prin oameni. Dacă se întâmplă totuși să fie ajutat de cineva, se bucură nespus, dar îl irită realizarea că voința îi este captivă. Cine va putea ține socoteala ceasurilor petrecute de el în așteptarea ajutorului din afară? Sugerăm noi oare că unui astfel de creștin pasiv nu-i place să lucreze? Nici de cum, căci atunci când va fi forțat de o forță exterioară, va putea lucra. Dar ia să înceteze această forță și omul respectiv se va opri în toiul lucrării, simțindu-se incapabil de a-și duce la bun sfârșit lucrarea. O groază de lucruri neterminate stau mărturie tristă a unei voințe pasive. Cât de inconvenientă trebuie să fie această stare de inactivitate. Un astfel de credincios va trebui să apeleze la o mulțime de notițe pentru a-și aduce aminte. Va trebui să rostească cu voce tare ce a scris ca să se poată concentra. Într-un cuvânt, va trebui să construiască o mulțime de proptele care să-l ajute să înainteze șontâc, șontâc. Simțurile sale se tocesc cu timpul până când, pe nesimțite, începe să manifeste o seamă de ciudățenii comportamentale,
obiceiuri stranii, cum ar fi neputința de a-și privi drept în față interlocutorii sau tendința de a umbla gârbovit, absent sau neatent la toate, ocupându-se prea mult cu nevoile fizice sau, dimpotrivă, suprimându-și într-o măsură excesiv de mare orice necesitate fizică. În nepriceperea sa, creștinul nu-și dă seama că toate aceste simptome decurg din fenomenul pasivității și al invaziei forțelor străine, crezând, în schimb, că toate acestea nu sunt altceva decât multiplele lui neputințe. Se va mângâia cu gândul că, în fond, nu are de ce să se mire, de vreme ce nu este atât de dotat sau înzestrat ca și alții. El nu este în stare să depisteze minciunile duhurilor rele, permițându-și să fie în continuare înșelat. El nu va îndrăzni să se angajeze în nicio lucrare, neasumându-și nicio sarcină, pentru că îi este frică, are palpitații, este într-o stare de confuzie sau se simte slăbit. El nu a examinat motivul pentru care alți creștini o duc mai bine decât el. Oameni mai puțin talentați decât el par să realizeze mai mult decât el. De fapt, el însuși se prezenta mult mai bine în trecut. Atunci, cum se face că atribuie aceste simptome eredității, temperamentului natural și așa mai departe? Să știți că acestea sunt provocate de duhurile rele, fie că cineva este conștient de aceasta, fie că nu. Fiind familiarizate cu actuala condiție a credinciosului, forțele întunericului vor provoca multe necazuri în mediul său înconjurător pentru a-l tulbura. Întrucât voința lui este deja pasivă și neputincioasă de a lucra, duhurile rele îl vor manevra de obicei, aducându-l în situația în care va trebui să-și exercite volițiunea pentru a-și bate joc de el și a-l supune umilințelor. În această perioadă, victima este tracasată de duhurile rele care fac ce vor cu ea, de parcă ar fi o pasăre care se zbenguie neputincioasă prin colivie, încolțită de copiii răi. Duhurile rele vor instiga multe dificultăți în încercarea de a-l uza nervos pe sfânt. Ce trist este să vezi că acesta nu are nicio putere să protesteze sau să li se împotrivească. Împrejurările sale se vor înrăutăți. El deține autoritatea de a se ocupa de aceste duhuri rele, totuși nu este în stare să rostească nici măcar un cuvânt. Puterile întunericului au avut câștig de cauză și aceasta numai din pricina faptului că victima a căzut din ignoranță în amăgire, din amăgire în pasivitate, iar din pasivitate în suferințele care însoțesc adânca înrobire. Și totuși, el nu a priceput că o atare situație nu i-a fost dată de Dumnezeu. Prin urmare, va continua să o accepte cu pasivitate. Când un creștin s-a cufundat într-o asemenea stare, s-ar putea să se bizuie chiar pe ajutorul duhurilor rele în efortul de a ieși din ea. El nu este în stare să voiască nimic de unul singur, de aceea va căuta ajutor la forțele din afară. Este adesea tracasat de duhurile rele și totuși, în ageamia lui, se așteaptă ca însăși duhurile acestea să-i vină în ajutor. Acesta este motivul pentru care ele doresc să-l facă pasiv. Ținând în mână diversele talente pe care le posedă un credincios, ele pot să se exprime ori de câte ori vor când aceste talente sunt exersate. Lor le place să voiască în locul său și, desigur, duhurile rele nu vor ezita să se manifeste ori de câte ori li se va da prilejul. Le face o plăcere deosebită să amăgească o persoană, să se ia după revelații din afară, fără niciun discernământ, neapelând nici la gândirea, nici la voința sa. Prin urmare, duhurile rele vor genera tot felul de fenomene stranii și supranaturale în oameni. Creștinul, nefiind conștient de principiul lucrării lui Dumnezeu, presupune că este ascultător Domnului, când, de fapt, a căzut pradă înșelăciunii. Să ne reamintim acest verset din Romani. Nu știți că dacă vă dați rob cuiva ca să-l ascultați, sunteți robii aceluia de care ascultați? Romani 6:16. Dacă ne oferim lui Dumnezeu cu numele, dar în realitate cedăm duhurilor rele, nu putem evita să devenim în cele din urmă sclavii duhurilor rele. Da, este adevărat că am fost amăgiți. Am cedat deschis în fața celui mincinos și acum suportăm consecințele. Creștinul trebuie să-și dea seama că, dacă nu va avea comuniune cu Dumnezeu, respectând condițiile ce se impun pentru a avea părtășie divină,
ci, în schimb, va întruni condițiile pentru activitatea duhurilor rele, va fi robit de acestea. Trebuie să trecem încă o dată în revistă acest proces, ce culminează cu înrobirea. Pe măsură ce o persoană lăcomește după senzații fizice ale prezenței lui Dumnezeu și după alte experiențe similare, așa cum am mai arătat, el poate fi înșelat de duhurile rele, servindu-i se multe experiențe contrafăcute. Fiind naiv, el le va accepta ca venind de la Dumnezeu, căzând astfel într-o stare de pasivitate. El va conchide că nu mai trebuie să facă nicio mișcare, căci oare nu Dumnezeu este cel care îl animă? Și astfel va pune capăt oricărei acțiuni, crezând că Dumnezeu va acționa în locul lui. Dar Dumnezeu niciodată nu va face acest lucru, pentru că el dorește ca omul să coopereze activ cu el. Dar credinciosul, fără să bage de seamă, a întrunit condițiile funcționării duhurilor rele, iar acestea nu vor ezita să intre și să-și facă lucrarea. Omul însuși nu mai acționează, după cum nu acționează nici Dumnezeu, ci duhurile rele acționează în numele omului. Să țină minte bine creștinul acest lucru că, odată ce a priceput voia lui Dumnezeu în intuiția Duhului Său, întreaga lui ființă trebuie să fie angrenată cu toată energia pentru ducerea la îndeplinire a voii lui Dumnezeu. Nu trebuie să fie pasiv. Greșeala credinciosului. Nu trebuie să cădem în greșeala de a crede că acei credincioși care sunt înșelați de duhurile rele sunt cei mai întinați, degenerați și mai păcătoși dintre oameni. Dimpotrivă, ei adesea sunt creștini pe deplin predați, mai înaintați decât mulți alți creștini de rând. Ei se străduiesc să asculte de Dumnezeu, fiind gata să plătească orice preț. Ei alunecă în pasivitate din nebăgare de seamă, din pricina faptului că, deși sunt întru totul consacrați, nu știu cum să coopereze cu Dumnezeu. Cei ce sunt mai puțin serioși cu privire la chestiunile spirituale nu sunt confruntați cu pericolul pasivității, căci, cum ar putea cineva aluneca în inactivitate, căzând în cele din urmă în cursa vrăjmașului, în timp ce, deși se pretinde cu totul consacrat, trăiește de fapt potrivit cu propriile sale idei. Da, un astfel de credincios va putea ceda teren duhurilor rele în alte privințe, nu însă și în domeniul cedării în fața voii lui Dumnezeu prin permiterea pătrunderii vrăjmașului pe filiera pasivității. Numai cei predați cu adevărat, care își nesocotesc propriile interese, sunt vulnerabili la pasivitate. Voința lor poate aluneca foarte lesne în această stare, întrucât credincioșii aceștia sunt cât se poate de dornici să asculte de toate poruncile. Mulți se întreabă de ce nu-i apără Dumnezeu. Nu este oare motivul lor suficient de curat? Cum poate îngădui Dumnezeu ca asemenea credincioși care îl caută cu ardoare și credincioșie să fie amăgiți de duhurile rele? Mulți oameni vor susține că Dumnezeu are datoria de a-și ocroti copiii în orice împrejurări, nerealizând că, pentru a beneficia de protecția lui Dumnezeu, trebuie să întrunim anumite condiții. Când cineva întrunește condițiile care facilitează lucrarea duhurilor rele, Dumnezeu nu poate opri lucrarea acestora, căci el respectă legile. Întrucât creștinul, intenționat sau neintenționat, s-a predat duhurilor rele, Dumnezeu nu le va opri pe acestea să ia în stăpânire acea persoană. O, ce mulți sunt aceia care susțin că cel animat de motive curate va fi păzit de înșelăciune. Aceștia nu-și dau seama că cei mai înșelați oameni din lume sunt cei dominați de intenții bune. Onestitatea nu este o condiție ca să nu fii înșelat, dar cunoștința este. Dacă un credincios va neglija învățătura Bibliei, încetând să vegheze și să se roage, în timp ce este convins că motivația sa curată le va păzi de amăgire, înseamnă că a fost înșelat. Cum se poate aștepta ca Dumnezeu să-l apere când el însuși întrunește condițiile prealabile operei duhurilor rele? Sfinți fără număr se consideră imuni la amăgire pentru simplul motiv că au avut multe experiențe spirituale, dar chiar și acest element de încredere de sine trădează amăgirea care i-a cuprins deja. Dacă nu vor fi suficient de smeriți ca să recunoască posibilitatea de a fi deja înșelați, vor continua să fie înșelați. Înșelăciunea nu este nicio chestiune de viață, nici de interese, ci una care ține de cunoaștere.
Este dificil ca Duhul Sfânt să-i arate adevărul unei persoane care a absorbit prea multe învățături idealiste în fazele primare ale experienței sale creștine. La fel de greu le va fi și altora să-i furnizeze lumina necesară dacă creștinul respectiv s-a anchilozat deja într-o interpretare eronată a scripturilor. Pericolul unei astfel de siguranțe false constă în faptul că le va da duhurilor rele prilejul de a lucra sau de a continua să lucreze. Am văzut adineaori că ignoranța este cauza pasivității, iar pasivitatea cauza înrobirii. Această condiție nu ar avea niciodată loc dacă credinciosul ar poseda genul autentic de cunoaștere. De fapt, pasivitatea este convingerea greșită a cuiva că este ascultător și predat. În plus, am putea spune că este o ascultare sau o predare excesivă, căci dacă și-ar fi dat seama credinciosul că Dumnezeu nu-l reduce pe om la starea de marionetă pentru ca acesta să poată lucra, atunci n-ar mai aștepta pasiv să fie mișcat. Ignoranța este în măsură să explice jalnica stare în care se află sfinții. Un creștin are nevoie de cunoștință pentru a face distinție între lucrarea lui Dumnezeu și aceea a lui Satan. El trebuie să cunoască principiul operației divine, dar și condiția care atrage operația satanică. Cel care posedă o atare cunoștință se protejează de forțele întunericului. Întrucât Satan îl atacă pe credincios cu minciuni, trebuie să fie confruntat cu adevărul. Având în vedere intenția vrăjmașului de a-l ține pe credincios în întuneric, trebuie să-i se răspundă cu lumină. Să învățăm pe de rost acest adevăr. Principiul care guvernează lucrarea Duhului Sfânt și aceea a Duhului Rău sunt diametral opuse. Să ne amintim de asemenea că fiecare operează prin respectarea strictă a principiului său de funcționare. Deși duhurile rele sunt foarte dibace în folosirea multor camuflaje, principiul lor de lucru rămâne același. Prin examinarea acestor principii tainice, vom fi în stare să deosebim ceea ce este de la Duhul Sfânt de ceea ce este de la Duhul Rău, căci fiecare acționează în conformitate cu principiul său de lucru. O idee greșită cu privire la moartea împreună cu Hristos. Condițiile care fac posibilă căderea credinciosului în pasivitate pot să survină printr-o interpretare greșită cu privire la adevărul morții împreună cu Hristos. Pavel spune: am fost răstignit împreună cu Hristos și nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine, iar viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc prin credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine pentru mine. Galateni 2:20. Unii interpretează greșit acest verset, susținând că ar îndemna la ștergerea noastră totală, la estomparea noastră. Ceea ce consideră a fi ei culmea vieții spirituale este o pierdere a personalității, o absență a volițiunii și a autocontrolului, o renunțare pasivă la eu însumi, în favoarea unei ascultări mecanice, orbește, automată. Conform acestei teorii, ei nu trebuie să aibă după aceasta niciun fel de sentimente, ci trebuie să renunțe la orice cunoștință a dorințelor personale, intereselor și gusturilor lor. Scopul lor trebuie să fie anihilarea eu-ului, reducerea lor la statutul de cadavru. Personalitatea lor trebuie să fie eclipsată cu totul. Astfel, ei răstălmăcesc porunca lui Dumnezeu, afirmând că el i-ar îndemna să procedeze la ștergerea personalității lor, renunțarea la dorințele lor și anihilarea eului, ca să nu mai fie conștienți de nevoile lor, ci doar de mișcarea și operațiunea lui Dumnezeu în lăuntrul lor. Apoi, aceștia mai greșesc, spunând că a fi mort față de sine înseamnă a nu avea conștiință de sine. Prin urmare, mereu ei își reduc la zero conștiința lor de sine, până când cred că vor înceta să simtă altceva decât prezența lui Dumnezeu. Conform acestei concepții greșite, ei presupun că trebuie să practice moartea. Astfel, de fiecare dată când devin conștienți de eul lor sau de unele dorințe personale, nevoi, lipsuri, interese sau preferințe, le dau imediat la moarte. Întrucât, zic ei, am fost răstignit cu Hristos, înseamnă că eu nu mai exist, și întrucât Hristos este cel care locuiește în mine, eu nu mai trăiesc. De vreme ce am murit, trebuie să practic moartea, adică nu mai trebuie să adăpostesc în mine niciun gând sau vreun simțământ.
personalitatea mea este complet anihilată. Prin urmare, eu voi asculta de Dumnezeu în mod pasiv, permițându-i să gândească și să simtă în locul meu. Din nefericire, oamenii aceștia sar peste ceea ce spune Pavel în continuare, viața pe care o trăiesc în trup. Pavel a murit și totuși n-a murit. Acest eu a fost răstignit, totuși eul trăiește în trup, în fire. După ce a trecut prin cruce, Pavel încă declară despre sine, acum eu trăiesc. Aceasta confirmă faptul că crucea nu anihilează eul nostru care există în vechiul eu. Eul va merge într-o zi în cer. Cum poate mântuirea să-mi fie de vreun folos dacă altcineva merge în locul meu? Adevăratul sens al acceptării morții împreună cu Hristos este că suntem morți față de păcat și că dăm la moarte viața sufletului. Da, chiar și cea mai excelentă, mai neprihănită și mai virtuoasă viață a sufletului o dăm la moarte. Dumnezeu ne cheamă să ne lepădăm de dorința de a trăi împuterniciți de viața noastră naturală, trăind în schimb prin El, bizuindu-ne pe vitalitatea sa, clipă de clipă, pentru a ni se împlini toate nevoile. Aceasta nu presupune în niciun fel că trebuie să ne nimicim diversele noastre funcții, adoptând o atitudine de pasivitate. Dimpotrivă, exact opusul este adevărat. O asemenea umblare cu Dumnezeu ne obligă să apelăm zilnic la voința noastră într-o manieră activă, consecventă și plină de încredere, în vederea tăgăduirii propriilor noastre energii, primind în schimb energia divină. După cum nici moartea trupului fizic de astăzi nu înseamnă anihilare, nici moartea din iazul de foc nu sugerează exterminare, tot așa moartea cu Hristos în duh nu denotă ștergerea noastră. Omul ca persoană trebuie să existe, voința sa trebuie să-și continue existența, numai viața sa naturală trebuie să moară. Aceasta este învățătura Sfintelor Scripturi. Consecințele unei înțelegeri eronate a unui adevăr de acest fel sunt următoarele. 1. Credinciosul însuși încetează să mai fie activ. 2. Dumnezeu nu se poate folosi de el, deoarece credinciosul a încălcat principiul său de operare. Prin urmare, 3. Duhul rău profită de acest prilej pentru a-l invada, întrucât, fără să-și dea seama, creștinul a întrunit precondițiile funcționării lor. Datorită înțelegerii eronate a adevărului și a faptului că practică moartea, credinciosul devine unealtă în mâna vrăjmașului care s-a deghizat în Dumnezeu. Dar vai, această înțelegere greșită a învățăturii ce decurge din Galateni 2 a ajuns în multe cazuri să fie preludiul acțiunii de amăgire. După o asemenea moarte, individul respectiv este deposedat de orice simțăminte. Nu mai poate simți nimic pe cont propriu, după cum nu are niciun fel de simțire pentru alții. Celor din jur le dă impresia că este de fier sau de piatră, incapabil de a simți. Nu sesizează suferința la alții, după cum nu-și dă seama câtă suferință provoacă el însuși celor din jurul său. Nu are capacitatea de a sesiza, de a distinge sau de a discerne lucrurile dinăuntru sau din afară. Persoana aceasta este total inconștientă de maniera sa de a se comporta, de atitudinile și de acțiunile sale. Vorbește și acționează fără a-și exercita voința, neștiind de unde vin cuvintele, gândurile sau sentimentele sale. Dar, fără ca el să fi luat vreo decizie, prin volițiunea sa, cuvintele și sentimentele acestea curg în continuu, asemenea unui râu. Toate acțiunile sale sunt mecanice, el habar nu are de originile lor, tot ce-l mișcă pe el este puterea străină. E poate ciudat să afirmăm acest lucru, dar, inconștient cum este, el este foarte sensibil la tratamentul pe care îl acordă alții. În orice caz, această inconștiență constituie atât condiția, cât și consistența penetrației vrășmașului. Prin ea li se dă posibilitatea duhurilor rele să lucreze, să atace, să sugereze, să gândească, să preseze sau să suprime, fără să aibă nici cea mai mică interferență din partea credinciosului, care este total inconștient de tot ce îi se întâmplă. Să avem mereu întipărit în minte acest lucru, că ceea ce definesc de obicei oamenii drept moartea față de euul propriu, în esență înseamnă moartea față de viața, puterea, exercitarea și activitatea euului. În niciun caz nu se referă la moartea personalității cuiva.
este o distinție de care trebuie să ținem neapărat seama și pe care trebuie să o înțelegem. Când spunem fără participarea eu-ului, înțelegem fără activitatea eu-ului, fără existența eu-ului, cu alte cuvinte, a fi altruist. Dacă un creștin acceptă interpretarea care privește o pierdere a personalității, refuzând să mai gândească, să mai simtă sau să mai acționeze, atunci înseamnă că va trăi ca într-un vis. Deși el se consideră cu adevărat mort, total altruist și intens spiritual, consacrarea sa nu este față de Dumnezeu, ci față de duhurile rele. Lucrarea lui Dumnezeu. Un alt text care este supus unor interpretări greșite este acela din Filipeni 2:13. Căci Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă după plăcerea lui și voința și înfăptuirea. După unii, învățătura acestui verset ar fi că Dumnezeu înfăptuiește și voirea și lucrarea propriu-zisă, cu alte cuvinte, că El ar pune în copilul său ceea ce a voit El, ceea ce a înfăptuit El deja. Ori, de vreme ce Dumnezeu voiește și înfăptuiește în locul credinciosului, acestuia nu-i mai rămâne nimic de făcut. Credinciosul a devenit un fel de creatură de ordin superior, care nu mai are nevoie de voință sau de înfăptuire, întrucât Dumnezeu a făcut deja acest lucru pentru el și acum el este o jucărie mecanică ce nu-și exercită nicio responsabilitate proprie și nu întreprinde nicio acțiune pe cont propriu. Acești sfinți nu văd că sensul corect al versetului constă în faptul că Dumnezeu lucrează în noi până în punctul în care suntem dispuși să voim și să lucrăm noi înșine. Doar până acolo merge El și nu mai departe. El niciodată nu voiește și nu acționează în locul omului, ci doar se străduiește să-l aducă pe om în poziția ca acesta să fie dispus să voiască și să înfăptuiască voia lui Dumnezeu desăvârșită. Omul însuși trebuie să voiască și să înfăptuiască. Apostolul se exprimă cu atenție, vă dă după plăcerea lui și voința și înfăptuirea. Cu alte cuvinte, nu Dumnezeu voiește, nu El înfăptuiește, ci, în ultimă instanță, tu ești cel care face acest lucru. Personalitatea ta continuă să existe, prin urmare, tu însuți ești cel care trebuie să voiești și să acționezi, pentru că ție îți revine această responsabilitate. Negreșit, Dumnezeu este la lucru, dar niciodată nu ți se va substitui, niciodată nu te va înlocui pe tine. A opta și a înfăptui țin de domeniul omului. Dumnezeu dorește să ne miște, să ne topească, să ne îmbărbăteze, pentru ca inimile noastre să se încline în voia sa, dar El nu voiește în locul nostru pentru a-și duce la îndeplinire voia. Ne îndreaptă privirile spre dorința sa, după care ne lasă să decidem singuri cum vom voi noi înșine. Ceea ce ne învață cuvântul aici este că volițiunea cuiva reclamă sprijinul puterii lui Dumnezeu. Cât de ineficiente și neroditoare sunt faptele făcute după voia proprie a omului, despărțit de Dumnezeu. Dumnezeu nu voiește în locul omului, dar nici nu dorește ca omul să voiască în mod independent, ci îl cheamă pe om să voiască în puterea sa, adică să voiască potrivit cu lucrarea sa în om. Neînțelegând sensul corect al acestui pasaj, credinciosul presupune că nu mai este nevoie să-și exercite voința și astfel îi permite altei voințe să-i stăpânească ființa. Nu are curajul să ia nicio decizie, nu îndrăznește să inițieze nicio acțiune, nici măcar să se împotrivească vreunei puteri, ci așteaptă pasiv ca voia lui Dumnezeu să se manifeste în cazul său. Când o voință externă decide în locul lui, el acceptă cu pasivitate acest lucru, înnăbușind tot ce izvorăște din propria sa voință. Urmarea? Nici el însuși nu folosește propria sa voință, nici Dumnezeu nu se folosește de ea pentru a alege și a decide în numele său, întrucât Dumnezeu reclamă o cooperare activă din partea credinciosului, dar duhurile rele vor capta voința sa pasivă, acționând în locul său. Trebuie să vedem deosebirea dintre modul în care voiește Dumnezeu pentru noi și modul în care cooperează volițiunea noastră cu Dumnezeu. Dacă ar fi ca Dumnezeu să opteze și să decidă în locul nostru, înseamnă că n-am mai avea nicio legătură reală cu actul sau cu fapta săvârșită,
căci inimile noastre nu ar participa la acest act într-un asemenea caz, iar când ne-am revenit, mai târziu, am constatat că fapta nu a fost săvârșită de noi înșine, dar dacă ne exercităm volițiunea, cooperând activ cu Dumnezeu, ne angajăm să facem noi înșine fapta respectivă prin puterea divină. Un om aflat sub lucrarea de înșelăciune s-ar putea să se considere autorul acțiunii, vorbirii sau gândirii respective, dar când este luminat de Dumnezeu, își dă seama că nu dorește să facă, să rostească sau să gândească lucrul respectiv. El știe că nu are nicio legătură cu aceste fapte, pentru că ele au fost efectuate de vrăjmaș. Nu este scopul lui Dumnezeu să ne anihileze voința. Dacă spunem că de acum încolo nu vom mai avea voință proprie, ci vom lăsa să se manifeste voia sa în trupul nostru, nu ne-am adus pe noi înșine lui Dumnezeu. Mai degrabă am încheiat un legământ cu Duhul Rău, întrucât Dumnezeu niciodată nu înlocuiește voia noastră cu voia sa. Atitudinea corectă este aceasta, să-mi păstrez propria voință, dar să voiesc voia lui Dumnezeu. Trebuie să plasăm voința noastră de partea sa, dar chiar și acest lucru trebuie făcut nu cu propria noastră tărie, ci prin viața lui Dumnezeu. Adevărul întregii chestiuni este că viața ce împuternicea voința noastră în trecut a fost dată acum la moarte, pentru ca noi să ne angajăm voința în viața pe care ne împuternicește Dumnezeu să o trăim. Nu ne elimină voința, nu, căci ea este în continuare prezentă, decât că viața noastră s-a schimbat. Funcția voinței continuă să activeze, după ce, desigur, a fost înnoită de Dumnezeu. De acum înainte, voința este împuternicită de noua viață. Lucrarea Duhului Sfânt. Nenumărați sunt credincioșii care au căzut în pasivitate și robie pentru că nu au înțeles lucrarea Duhului Sfânt. Redăm mai jos câteva înțelegeri greșite. 1. Ascultarea de Duhul Sfânt. Credincioșii cred că textul din Fapte 5:32 i-ar învăța că trebuie să asculte de Duhul Sfânt, Duhul Sfânt pe care l-a dat Dumnezeu celor ce ascultă de El. Dar, potrivit poruncii date în Biblie, ei greșesc în această privință prin faptul că nu pun la încercare toate duhurile ca să vadă dacă sunt sau nu de partea adevărului sau dimpotrivă a ereziei. 1 Ioan 4, de la 1 la 6. Mai degrabă, ei primesc ca fiind de la Duhul Sfânt orice duh care se apropie de ei. Ei cred că această ascultare este negreșit foarte plăcută lui Dumnezeu. Ceea ce nu știu ei însă este că Scriptura nu ne învață să ascultăm de Duhul Sfânt, ci să ascultăm de Dumnezeu Tatăl prin Duhul. În versetul 29 din Fapte 5, când au fost interogați de Sinedriu, apostolii au răspuns că trebuie să asculte de Dumnezeu. Dacă cineva va face din Dumnezeu Duhul Sfânt obiectul ascultării sale, uitând de Dumnezeu Tatăl, va avea tendința de a asculta de Duhul care este în el sau va fi influențat de acesta în loc să asculte prin Duhul Sfânt de Tatăl care este în cer. Aceasta îl va așeza pe drumul către pasivitate, în același timp oferindu-le duhurilor rele șansa să-și desfășoare lucrarea de falsificare. A trece peste ceea ce este scris în cuvântul lui Dumnezeu ne expune la pericole fără număr. 2. Domnia Duhului Sfânt. Să ne amintim din discuția anterioară cum domnește Dumnezeu în Duhul prin Duhul Sfânt și cum Duhul nostru domnește asupra trupului nostru sau a întregii persoane prin suflet sau prin voință. La prima vedere, pare a fi un principiu foarte simplu, dar implicațiile sale spirituale sunt enorme. Duhul Sfânt influențează doar intuiția noastră pentru a ne aduce la cunoștință voința sa. Numai Duhul nostru îl umple el și nimic altceva. Niciodată el nu controlează și nu umple sufletul nostru sau trupul nostru în mod direct. Acest adevăr este capital și trebuie subliniat. Prin urmare, nu trebuie să ne așteptăm ca Duhul lui Dumnezeu să gândească prin mintea noastră sau să simtă prin emoțiile noastre sau să decidă prin intermediul voinței noastre. El își face cunoscută voia prin intuiția Duhului nostru pentru ca noi înșine să gândim, să simțim sau să acționăm potrivit cu voia sa.
Este o mare greșeală să credem că trebuie să oferim mintea noastră Duhului Sfânt, lăsându-L pe El să gândească prin intermediul ei. Adevărul este că El niciodată nu se folosește de mintea omului în mod direct, ocolindu-L pe om. Niciodată El nu-L va ruga pe om să îi se ofere pasiv. Ceea ce Dumnezeu dorește este să cooperăm cu El. Dumnezeu nu lucrează pentru om, deoarece chiar și o atare mișcare de a lucra pentru om ar putea fi înnăbușită de credincios. El nu obligă pe nimeni să facă niciun lucru. De asemenea, Duhul Divin nu controlează direct nici trupul omului. Dacă omul dorește să vorbească, va trebui să-și angajeze gura, în acest scop și picioarele dacă va voi să umble, mâinile dacă va voi să lucreze ceva. Duhul lui Dumnezeu niciodată nu se amestecă în libertatea de voință a omului, cu excepția faptului că lucrează în Duhul omului, care este creația nouă a lui Dumnezeu. El nu se folosește de niciun mădular al trupului omului, decât cu consimțământul acestuia, cu permisiunea expresă a voinței sale. Ba, chiar dacă omul ar fi dispus, Dumnezeu tot n-ar folosi vreunul din mădularele sale în locul omului. Omul trebuie să fie propriul său stăpân, el trebuie să-și exerseze propriul său trup. Aceasta este legea lui Dumnezeu, pe care Dumnezeu nu o încalcă niciodată. Adesea spunem că Duhul Sfânt domnește asupra omului. Prin aceasta înțelegem că El lucrează în noi ca să ne facă ascultători de Dumnezeu. Dar dacă sensul dat de noi afirmației este că El controlează direct întreaga noastră ființă, atunci suntem complet eronați. Putem face aici distinția între lucrarea Duhului Sfânt și aceea a duhurilor rele. Duhul Sfânt locuiește în lăuntrul nostru ca să mărturisească faptul că suntem ai lui Dumnezeu, pe când duhurile rele îi manipulează pe oameni, reducându-i la starea de roboți. Duhul lui Dumnezeu cere cooperarea noastră, în schimb duhurile rele caută să stăpânească direct omul. Prin urmare, este limpede că unirea noastră cu Dumnezeu este în duh, nu în trup sau în suflet. Dacă nu vom înțelege acest adevăr și ne vom aștepta ca Dumnezeu să miște mintea noastră, emoțiile, voința și trupul nostru în mod nemijlocit, vom deschide ușa duhurilor rele care vor veni cu lucrarea lor de falsificare. Deși un creștin nu trebuie să se ia după propriile sale gânduri, sentimente și preferințe, totuși, după ce a primit revelație în duhul său, el trebuie să execute porunca primită în duhul cu mintea sa, cu emoțiile și cu voința sa. Viața spirituală. Printre diversele concepții greșite referitoare la viața spirituală se află și următoarele. 1. Vorbirea. Textul la care vom face referire se află în Matei 10:20. Fiindcă nu voi veți vorbi, ci Duhul Tatălui vostru va vorbi în voi. Creștinii adesea presupun că Dumnezeu va vorbi în locul lor. Unii își imaginează că, în timp ce transmit un mesaj într-o adunare, nu trebuie să facă apele la mintea sau la voința lor, ci pur și simplu să-și ofere gura în mod pasiv lui Dumnezeu, lăsându-L pe El să vorbească prin ei. Este deprisos să spunem însă că în textul amintit, cuvintele lui Iisus se aplică doar în vremurile de prigoană și încercare. Nu se sugerează deloc că Duhul Sfânt ar vorbi în locul credinciosului. Experiența apostolilor Petru și Ioan în fața Sinedriului a constituit o împlinire a prezicerii făcute de Iisus. 2. Călăuzire. Textul: urechile tale vor auzi după tine glasul care va zice: iată drumul, mergeți pe el. Isaia 30:21. Sfinții nu pricep că acest verset se referă concret la experiența poporului pământesc al lui Dumnezeu, evreii, în timpul împărăției de 1000 de ani, când nu va mai exista lucrare satanică de amăgire. Neținând cont de acest fapt, adepții acestei teorii consideră călăuzirea spirituală sub forma unei voci drept cea mai înaltă formă de călăuzire. Ei se cred mai spirituali decât alții, drept care, susțin ei, au parte de această călăuzire supranaturală. Ei n-ascultă de conștiința lor, nici nu dau curs intuiției lor, ci pur și simplu așteaptă în manieră pasivă ca să audă vocea supranaturală. Acești credincioși susțin că nu au nevoie să gândească, să chibzuiască, să opteze sau să decidă. Tot ce trebuie să facă, spun ei,
este să se supună și astfel ei permit vocii să se substituie intuiției și conștiinței lor. Consecința este următoarea. A. Credinciosul nu mai folosește conștiința sa. B. Dumnezeu nu-i vorbește prin această supunere sau ascultare orbească. C. Duhurile rele profită de această situație, voci supranaturale înlocuind acțiunea conștiinței. În consecință, vrăjmașul câștigă și mai mult teren în credincios și, de acum încolo, omul nu mai este influențat de ceea ce simte sau vede, ci de ce spun alții, el devenind opac la orice întrebări, refuzând să facă uz de rațiunea sa. Această înlocuire a acțiunii conștiinței cu călăuzirea supranaturală este în măsură să explice deteriorarea normelor morale la persoanele cu experiențe supranaturale din pricina faptului că, în locul glasului conștiinței lor, acum conduc duhurile rele. Persoanele respective nici nu-și dau seama că standardul lor moral a scăzut, iar conștiința lor a fost însemnată cu fierul roșu prin faptul că au refuzat cu încăpățânare să asculte de glasul ei și astfel ei ascultă de glasul duhurilor rele care învață ce să facă în chestiuni ce ar trebui rezolvate de către conștiință, care poate să facă deosebirea dintre bine și rău, dintre ce este drept și ce este nedrept. 3. Memoria. Textul "Dar mângâietorul", adică Duhul Sfânt pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, vă va învăța toate lucrurile și vă va aduce aminte de tot ce v-am spus eu. Ioan 14:26. Creștinii nu realizează că, potrivit acestui verset, Sfătuitorul ne va lumina mintea, așa încât ei să-și aducă aminte de ceea ce a spus Domnul. Mai degrabă, ei susțin că acest verset i-ar intui să nu apeleze la memoria lor, deoarece Dumnezeu va împrospăta memoria lor cu tot ce trebuie să-și amintească. În consecință, ei permit memoriei lor să se degradeze în pasivitate, refuzând să apeleze la voința lor pentru a-și aminti. Care este rezultatul? A. Omul însuși nu-și folosește memoria și B. Nici Dumnezeu n-o folosește, pentru că el are nevoie de cooperarea credinciosului, de participarea sa la această acțiune comună și C. Duhurile rele se vor folosi de memoria credinciosului, introducându-și urzelile lor în locul folosirii memoriei de către credincios prin apel la voința sa. 4. Dragostea. Textul "Dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat", Romanii 5:5, credincioșii interpretează greșit acest verset în sensul că nu ei trebuie să iubească, ci să lase Duhul Sfânt să le distribuie dragostea lui Dumnezeu. Ei îi cer lui Dumnezeu să iubească el însuși prin ei, pentru ca dragostea divină să fie turnată din belșug peste ei. Ei nu mai iubesc deoarece de acum încolo Dumnezeu este cel care are datoria să-i facă să iubească. Ei încetează să-și exercite facultatea afecțiunii, permițând funcției ei să se cufunde într-o stare de totală paralizie. Urmarea este faptul că credinciosul nu mai iubește el însuși, Dumnezeu nu-l va înzestra cu dragoste supranaturală, deoarece asta ar contraveni operării afecțiunilor naturale ale omului și astfel duhurile rele se substituie omului, exprimându-și dragostea sau ura lor prin intermediul omului. Și, de îndată ce omul a încetat să mai folosească voința sa pentru a-și dirija afecțiunile, duhurile rele toarnă în el dragostea lor falsă. În continuare, el va avea un comportament de lemn sau de piatră, va fi rece, mort față de orice fel de afecțiune. Aceasta explică de ce mulți sfinți, deși au o purtare evlavioasă și sfântă, sunt inabordabili pe plan social. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău și cu toată puterea ta, spune Domnul Iisus în Marcu 12:30. De a cui iubire este vorba aici? A cui inimă, a cui suflet și a cui tărie sunt avute în vedere aici? Desigur, ale noastre. Viața noastră trebuie să moară, dar aceste înzestrări naturale, împreună cu funcțiile lor, rămân. 5. Smerenia. Negreșit, n-avem îndrăzneala să ne punem alături sau în rândul unora din aceia care se laudă singuri. 2 Corinteni 10:12.
Credincioșii înțeleg greșit acest pasaj extins, cuprins între versetele 12 și 18, în sensul că prin el li s-ar spune să caute să se ascundă până acolo încât să fie lipsiți de orice considerație față de ei înșiși, pe care însă negreșit Dumnezeu ne îngăduie să o avem. Și astfel, multe situații în care creștinii se înjosesc pe ei înșiși nu sunt altceva decât o pasivitate mascată. În consecință, credinciosul se șterge pe el însuși, Dumnezeu nu-l umple și duhurile rele exploatează pasivitatea lui, făcându-l inutil. Când creștinul se degradează pe sine însuși, datorită penetrației vrăjmașului, împrejurimile sale îi se par copleșite de întuneric, lipsite de orice speranță, total dezolante. El lasă impresia că este cuprins de o răceală de moarte și deznădăjduit de melancolic pentru toți cei care intră în legătură cu el. În momente critice, el părăsește câmpul de bătălie, retrăgându-se și creând sentimente de jenă în ceilalți. Lucrarea lui Dumnezeu nu este cel mai important lucru pentru el. În vorbire și în lucrare, el se străduiește să se ascundă, dar aceasta nu face altceva decât să-i evidențieze și mai mult euul, spre marea întristare a celor cu adevărat spirituali. Datorită neglijării excesive a propriei persoane, el stă cu mâinile în sân, preferând să privească tocmai când nevoile sunt mari în împărăția lui Dumnezeu. În continuu, exhibă o necontenită neputință, deznădejde și sentimente rănite. Deși pentru el toate acestea echivalează probabil cu smerenia, nu-și dă seama că în realitate la mijloc este lucrarea duhurilor rele. Adevărata smerenie este în stare să privească la Dumnezeu, după care merge mai departe. Modul în care aranjează Dumnezeu lucrurile. Știm că, pe lângă voința omului, mai există două voințe total opuse în univers. Dumnezeu ne cheamă să ascultăm de El și să ne împotrivim lui Satan. De două ori în Biblie găsim aceste două laturi prezentate împreună. Supuneți-vă deci lui Dumnezeu, ne îndeamnă Iacov, după care adaugă imediat, împotriviți-vă diavolului. Smeriți-vă dar sub mâna cea tare a lui Dumnezeu, ne îndeamnă Petru, după care continuă îndemnându-și cititorii, împotriviți-vă lui, adică diavolului, tari în credința voastră. Prin aceasta se completează adevărul. Negreșit, un credincios trebuie să învețe să se supună lui Dumnezeu în toate privințele, recunoscând că El aranjează totul spre binele Său suprem. Deși suferă, El se supune totuși cu toată inima voii lui Dumnezeu. Aceasta pentru că mai există o voință în afară de voința lui Dumnezeu, respectiv voința celui rău. Deseori, diavolul falsifică voia lui Dumnezeu, copiind-o, în special în lucrurile care ne privesc pe noi. Dacă vom fi inconștienți de prezența altei voințe decât cea a lui Dumnezeu, vom putea lesne cădea în greșeala de a confunda voia lui Dumnezeu cu cea a celui rău, căzând astfel în cursa diavolului. Din această pricină, Dumnezeu vrea să ne împotrivim diavolului când ne supunem Domnului. Ori, împotrivirea o face voința noastră. Prin împotrivire se înțelege că voința noastră se opune, dezaprobă, rezistă. Dumnezeu dorește să ne exercităm voința, de aceea ne îndeamnă să ne împotrivim diavolului. El nu se va împotrivi în locul nostru. Noi înșine trebuie să facem acest lucru. Avem o voință, deci s-o folosim pentru a lua seama la cuvântul lui Dumnezeu. Așa ne învață Biblia. Crezând că voia lui Dumnezeu se descoperă prin modul în care aranjează El lucrurile, s-ar putea ca credinciosul să accepte orice îi iese în cale ca fiind voia lui Dumnezeu. În cazul acesta, evident, el nu va recurge la voința sa pentru a opta, a decide sau a se împotrivi, ci va accepta totul de-a gata. Pare un lucru vrednic de a fi acceptat, dar conține o gravă eroare. E limpede că recunoaște mâna lui Dumnezeu în spatele tuturor lucrurilor, mărturisind că trebuie să ne supunem cu totul sub mâna lui. Dar chestiunea asupra căreia trebuie să ne oprim aici ține mai mult de atitudine decât de conduită. Dacă ceea ce mi se întâmplă este voia nemijlocită a lui Dumnezeu, ne-am mai împotrivi noi oare acestei voi? Aceasta este o chestiune care ține de atenția inimii noastre. Dar, după ce ne-am asigurat că am ascultat de Dumnezeu,
trebuie să facem un pas mai departe, întrebând: emană oare aceasta de la Duhul rău sau este îngăduit de voia lui Dumnezeu? Dacă este un lucru expres poruncit de voia lui Dumnezeu, nu vom obiecta. Almiteri, ne vom împotrivi împreună cu Dumnezeu acelui lucru. Astfel, niciodată acest lucru nu poate însemna că trebuie să ne supunem mediului înconjurător fără o cercetare și o examinare zilnică. Atitudinea noastră rămâne aceeași în orice moment, dar practica noastră survine doar după ce ne-am asigurat că este voia lui Dumnezeu, căci oare cum am putea să ne supunem voii lui Satan? Un creștin nu are voie să acționeze ca un om lipsit de creier, mânat pasiv de mediul înconjurător. În maniera activă și conștientă, trebuie să examineze sursa oricărui lucru, să-i testeze natura, să-i înțeleagă sensul și abia după aceea să decidă ce acțiune va lua. Este important să ne supunem lui Dumnezeu, dar nu orbește. O astfel de investigație activă nu este un semn al unei posibile răzvrătiri împotriva modului în care a rânduit Dumnezeu lucrurile, întrucât intenția inimii noastre continuă să fie una de supunere față de Dumnezeu. Doar atât dorim, să fim siguri că în supunerea noastră vom asculta de Dumnezeu. Printre copiii lui Dumnezeu din vremea noastră se constată o mare lipsă a atitudinii de ascultare, de supunere. Deși ei își dau seama care este voia lui Dumnezeu, nu cedează, nu se supun acestei voințe. La polul opus sunt cei care au fost frânți de Dumnezeu și prin urmare vor accepta tot ce le iese în cale ca venind de la Domnul. Adevărul este undeva la mijloc. Ascultă, supune-te cu inima și primește după ce ai verificat sursa. Ce trist este totuși să constatăm că mulți credincioși pe deplin consacrați nu sesizează această deosebire critică. Prin urmare, un creștin din această categorie se va supune mediului înconjurător, presupunând că tot ce îi se întâmplă este lăsat sau aranjat de Dumnezeu. El cedează astfel teren duhurilor rele ca să-l tortureze și să-l vateme. Aceste duhuri îi vor furniza mediul propice prin care să-l prindă pe credincios ca acesta să facă voia lor sau vor stârni diverse împrejurări care să-l tulbure. Este posibil ca cei credincioși să creadă eronat că aici se explică textul din Matei 5,39 care ne spune: să nu vă împotriviți unuia care vă face rău, uitând că Dumnezeu îi cheamă să lupte împotriva păcatului. Învingând mediul înconjurător, ei înving duhul acestei lumi. Urmările unei asemenea percepții greșite a voinței lui Dumnezeu sunt următoarele. A. Credincioșii nu mai fac uz de voința lor pentru a opta și a decide. B. E limpede că Dumnezeu nu-i apasă prin mediul înconjurător. Și C. Duhurile rele folosesc împrejurările din mediul înconjurător ca un substitut pe care îl introduc în locul voinței lor pasive. Mai degrabă decât să se supună și să asculte de Dumnezeu, credincioșii aceștia ascultă de fapt de duhurile rele. Suferințe și slăbiciuni. După ce și-a predat viața pe deplin lui Dumnezeu, creștinul recunoaște, cum e și normal, că trebuie să pășească pe calea crucii și să sufere pentru Hristos. În plus, el va recunoaște zădărnicia vieții sale naturale, fiind dispus să fie slab pentru ca să poată fi întărit de puterea lui Dumnezeu. Aceste două atitudini sunt lăudabile, dar vrăjmașul poate profita de ele dacă nu sunt înțelese cum trebuie. După ce a recunoscut că este un mare câștig în a suferi, după ce s-a predat, e posibil ca credinciosul să se supună pasiv oricărui lucru care îi se ivește în cale, fără niciun discernământ. Va concluziona că totul este suferință pentru Domnul și, prin urmare, este de folos pentru că astfel va fi răsplătit pentru aceasta. Ce puțin realizează el însă că, dacă nu-și va exersa voința sa pentru a accepta ceea ce îi rânduiește Dumnezeu și a se împotrivi lucrurilor scoase în cale de diavolul, acceptarea de către el, cu pasivitate, a tuturor suferințelor îi va acorda vrăjmașului un prilej nemaipomenit de a-l chinui. A suferi pe mâna duhului rău, prin faptul că a crezut minciuna lui Satan că suferința aceasta ar emana de la Dumnezeu, nu face altceva decât să-i ofere vrăjmașului prilejul de a prelungi atacul asupra credinciosului.
acesta nu-și va da seama că suferința sa nu vine de la Dumnezeu, ci a rezultat din faptul că el a întrunit condițiile propice pentru activitatea duhurilor rele. El va continua să-și imagineze că suferă pentru biserică, ca să împlinească ceea ce lipsește în suferințele lui Hristos de dragul trupului său. El se va considera un martir, când de fapt este doar o victimă. Se va mândri cu aceste suferințe, când în fapt ele nu sunt altceva decât simptome ale înrobirii de către vrăjmaș. Să subliniem că toate aceste suferințe ce izvorăsc din lucrarea duhurilor rele sunt lipsite de sens, total nerodnice și fără niciun scop. În afară de faptul că cineva suferă, în acest caz nu se poate găsi niciun sens, nicio justificare a acestei activități. Duhul Sfânt nu mărturisește în intuiția noastră că această suferință ar veni de la Dumnezeu. Dacă ar cerceta credinciosul puțin cum stau lucrurile, ar descoperi că nu întâmpina astfel de experiențe înainte de a se aduce pe sine Domnului și a alege să sufere. După ce a făcut alegerea automat, el presupune că toate suferințele sunt de la Dumnezeu, deși, în realitate, majoritatea sunt declanșate de puterea întunericului. El a cedat teren duhurilor rele, a crezut minciunile lor, în consecință viața lui este marcată de suferințe nerezonabile și ineficace. Cunoașterea adevărului cu privire la lucrările adânc înrădăcinate ale duhului rău îl va ajuta pe individ nu numai să biruiască păcatele, ci și să elimine suferințele inutile. Este posibil ca un copil al lui Dumnezeu să nutrească același concept eronat cu privire la slăbiciune. Astfel, el va crede că trebuie să se mențină într-o stare de slăbiciune dacă dorește să posede tăria lui Dumnezeu. Căci, n-a spus oare apostolul Pavel, când sunt slab, atunci sunt tare. Prin urmare, el va voi să fie slab pentru ca și el să fie tare și astfel nu va observa că apostolul nu a voit să fie slab, ci că el nu face altceva decât să ne istorisească experiența sa în care harul lui Dumnezeu îl întărește în orice slăbiciune pentru ca să se împlinească planul lui Dumnezeu. Pavel nu a dorit această neputință, dar este întărit de Dumnezeu când trece prin ea. Nu-l vom găsi pe Pavel încercând să-l convingă pe un credincios tare să aleagă din adins slăbiciunea, pentru ca apoi Dumnezeu să-l întărească. Tot ce face Pavel aici este să-i arate credinciosului slab calea spre tărie. Alegând slăbiciunea și alegând suferința sunt două lucruri care întrunesc condițiile pentru intervențiile duhurilor rele, întrucât, procedând astfel, voința omului este aliniată de partea vrășmașului. Aceasta explică de ce nenumărați copii ai Domnului, care au beneficiat la început de o sănătate excelentă, constată acum zilnic cât de slabi sunt după ce au ales să fie slabi. Tăria pe care o așteaptă nu mai sosește și astfel, în curând devin o povară pentru cei din jur, iar în lucrarea lui Dumnezeu devin nefolositori. O atare opțiune nu se bazează pe puterea lui Dumnezeu. Mai degrabă, le furnizează duhurilor rele teren ca să atace. Dacă acești creștini nu se vor împotrivi cu hotărârea acestei debilități, vor avea parte de o perioadă prelungită de slăbiciune.